știi pățic acolo? A construit local Maura. Haideți să te auzi. Vreau să crea cât spate cu... Domnul Tristar, îmi permiteți să încep ședința? Bine, gata. Vă mulțumesc frumos. Te vine și colegul Răzvan Turcilă. Încerc scuze că am văzut. Dați-mi voie să dau citire ordine de zi. Avem și invitații. Prezentați procesul verbal. Domnul Talal Hamad m-a sunat și a spus că întârzie. Are și funcția CNSA Seci. Când nu se vină din ei, lumea lui? Unde e? Are și-au fiert, exact. Maria Mburiu, văd cum este. Pentru început, domnul Talal și domnul Cui Maria, da? Da, ok. Deci ați avut procesele verbale de pe 16 și de pe 24, 26 a 4 a 2018. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal pe data de 16.04.2018. Discuții. Nu sunt de acord, da. Aveți ceva de îndreptat? Este da. El în conținut? Da. Votăm pentru sau nu vă ok, o să notăm în momentul în care vine. Domnul Tristar, aveți ceva de modificat care credeți că nu este regulă? Deci, de câte ori vorbesc, nu se trec în procesele verbale, ceea ce discut eu. Ca care vreau, care registrările, care sunt făcute, am să le preiau ca să văd într-adevăr să fac o confruntare între procesul verbal și ceea ce am discutat eu în ședințele Consiliului Local, de când s-au început cu înregistrări. Să înțeleg că doresc înregistrări în format electronic. Da, deci nu sunt de acord, da? Colegi? Pentru că tot ce am discutat, Consiliul s-a scris. Înregistrările, filmările găsiți și pe internet. Filmările, da. Acolo și că de cel mai nou când am văzut asta. Înregistrările, da. Care am de începând de astăzi nu se mai face înregistrare. Așa că procesul verbal va fi mult mai subțire și mult mai subțint, adică la obiect. Nu cred că trebuie dat cu multe amănunte, gamă ci formă mai cu ghilimele sau fără ghilimele, se exprimă, se exprimă cineva. O să scrie exact cum se face un proces verbal la orice comună. Slavă Iisus că rugă au fost ședințe, primează un ținut 45 de minute. Eu sper să nu țină 4 ore jumate la noi, pentru că suntem comuna lucră. Haideți să fim un pic mai operativ. Și să trecem în procesul verbal, ceea ce trebuie, ce să ne iasă din ceea ce vorbește fiecare. Da. Nu tot, tot discursul sau bază de dialog, plenitate, sau tot dialog. Bun, haideți mai departe. Da, pentru ca să fiu cât mai doar. Nu, n-am terminat, a terminat acum. Și cu asta am încheiat. Deci, președintele de ședință este cel care conduce ședința. Dânsul dă de câte ori, adică de două ori și nu mai mult de două ori, fiecăruia dreptul de a de a vorbi, asta iar primarul va da, deci atâta el va vorbi, nu la dialog, ci atunci când trebuie să dea răspunsul. După ceea ce discută fiecare parte. Am așa spune legea. Domnul Tristar, îmi permite da, să înțeleg ședința, da? Bun. Dar cu tot ați adus subiect. După ce votăm acest, o să ținem și o să discutăm ceva pe marginea acestui subiect. Cine este pentru procesul verbal? Cine se abține? Abțineți? Eu mă abțin, dar văzut. Deci avem 11 pentru, pentru procesul de pe 16 și unul cu abținere, domnul Tristar. Bun. Propunem discuției și votului procesul verbal de data de 26.04.2018. Aveți cumva discuții? Aici îmi permit că să mă scot la cuvânt. Mi-am notat aici, am făcut niște notări. Din păcate, nu s-a consemnat exact ce am avut de spus primar la diverse, dar o să votez pentru, sperăm ca pe viitor să spunem că vorbim mai mulți colegi și nu s-a trecut tot. Puteți să precizați ce nu s-a consemnat? Din păcate, în procesul verbal nu este sesizat un răspuns al domnului primar. Când am adus în discuție cele patru podeții care ar trebui făcute din zona Măgura Vale, domnul primar a răspuns că dumnealor n-au știut unde s-a mutat. Nu este consemnat în procesul verbal această remarcă pe care a făcut domnul primar. Eu nu mi-am făcut o astfel de remarcă. Vreți să mă întreb eu acum, fața voastră,
dacă poliția ne dea cunoștință cu somotat. Dar poliția ne dea foarte ca să vă studiați acolo, deci părinții noștri. Primarul asta ați văzut. Dacă n-ai rău, facem dialog. Vreau să vă mai întreb ceva. Haideți să facem și dialog dacă e nevoie. Vreau să vă mai întreb ceva. Nu împreună aici am votat bugetul? Ba da. A rămas cumva o sumă de bani nefolosită. Dar nu, domnul primar. Și v-ați gândit că am putea face 4 poduri. Dar am spus eu că domnul primar, trebuie să-i faci anul ăsta? Sau? Domnul primar, am gândit pe cuvântul, dă-o acolo. Dar nu-i frumos să-i faci dumneavoastră. Da, da. Deci încerci, deci, faza așa, să-ți faci o campanie electorală urâtă. Dar suntem în Consiliul Local, adică știm bugetul, avem aprobat lista de investiții și ne trezim la 2 euro. Acum, domnule, vreau 3 poduri. Dar nu am zis că nu am zis că nu. Haideți trece la ordinea de zi, a fost cu care. Doamna secretar, doamna secretar și la... Dați-mi voie să supun ăsta procesul verbal votului. Cine este pentru? Să abține cineva? Abținere domnul Tristan. Deci, domnul Tristan. Am zis suntem. Bun. Vă rog să se prezinte invitații care avem astăzi în sală. Smou Vasile. Smou Vasile. Și Cavaler Ilie Jedomitru. Marco Ioan. Stimați Marco Ioan. Stimați invitați. Invitații pe care avem sau persoanele care vin în cadrul ședinței de Consiliul Local au voie să se scrie la cuvânt și să vorbească doar cu acceptul președintelui de ședință. Dacă aveți de intervenit, cereți voie și atunci aveți să dă cuvânt. E ok? Este regulă, da? Astea sunt reguli care trebuie respectate. Nu imaginea proiectului. Imaginea proiectului de hotărâre. N-au voie. N-au voie. La diferit. Bun, păi, dar sunt cazuri pe care, domnilor, dacă au o problemă de rezolvat, trebuie să faci schimb. Am înțeles. Trecem mai departe. Ce zi vreau să vă cuvântă în regulă? Bun. Considerați dumneavoastră dintre invitați că aveți ceva de spus acum sau așteptați cu dumneavoastră? Domnul Tristan Ionuț. Sunt cu propuneri în caz de va fi o ședință extraordinară până în data de 28 luna care vine să depun pentru puz. Să bag în ședința extraordinară care să nu aștept până pe 28. Dacă sunteți de acord. Pe siguranță vom avea o ședință extraordinară, poate chiar pe anul săptămâna viitoare. Dacă sunt de acord consiliere, consiliul local, dacă sunt, documentația gata, eu am toată depusă, dar dacă dânsi sunt de acord. Dacă este ședințe, vă dați să nu. Să nu mai aștept până pe 28, dacă se poate pune în ședință de extraordinar. Documentația e depusă. E normal, că vrem să venim în sprijinul celor ce construiesc în comun. Dacă tot se face ședință, da. Asta vreau să nu mai aștept până pe 28, dacă este extraordinară, să pot să o pună pe extraordinară. Dar răspunsul este afirmativ. Este vorba de avizare, cum nu aprobare. Deci e prima cază, ca să nu întârziem să faci și avizele. Să punem la vot dacă suntem de acord cu propunerea domnului Tristan Ionuț. Cine este pentru? Aține? Mulțumesc frumos. Nu, de bună sănătate. Domnul Ploieștean Bogdan, mi-ați solicitat să înainte de a începe ședința, cred că ar fi bine să ținem și noi numele de reculegere pentru cel ce a fost Vasile Scoțanu, un angajat al primăriei Măgura, un om care a luptat peste un sfert de secol în cadrul primăriei Măgura și cred că din respect pentru dânsul și pentru toată munca depusă pentru această comună, ar fi bine să ținem și noi numele de reculegere. Da. Mulțumesc frumos. Ok. Dați-mi voie să dau citire. Vă rog, domnul Talat. S-a votat urmă de zi, s-au votat doar procesele verbale. Bun. Dați-mi voie să dau citire ordinii de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea domeniului public al Comunei Măgura, județul Mahura. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare.
Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române în vederea obținerii avansului pentru proiectul Reabilitare, Modernizare și Dotare Cămin Cultural, sat Măgura, Comuna Măgura, Județul Bacău, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR, sub măsura 7.6, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural în favoarea APIR. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române în vederea obținerii avansului pentru proiectul Înființare și dotare grădiniță, două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit, sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR, sub măsura 7.2. Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică prin PNDR în favoarea ANVIR. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru propunerea noului intravilan al planului urbanistic general al Comunei Măgura, Județul Bacău. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 5 din hotărârea din Consiliul Local numărul 43 din 2604-2018 privind delegarea serviciului de apă de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional SC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. și aprobarea listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 1 a bugetului local pe anul 2018. 8. Prezentarea raport de evaluare a activității de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2017. 9. Discuții și interpelări. Dragi colegi, dați-mi voie la sugestia domnului colegului nostru de la Serviciul de Situații de Urgență să mutăm primul proiect. Proiectul numărul 8, să-l ducem primul, să discutăm, ca dumneavoastră, oricum își termină programul, să poată pleca acasă. Sunteți de acord? Da. Cine este pentru? Bun. Cine este pentru și pentru ordinea de zi? Ține. Aține. Domnul Tristaru? Nu, nu. Sunteți de pentru? Da. Domnul Talau, dumneavoastră? Împotrivă? Dumneavoastră? Împotrivă? Nu știu să mă vreți să spuneți de ce sunteți împotrivă? Nu, vreau să spun că pe această ordine de zi ar trebui să existe și un proiect legat de validarea colegului nostru, domnul Nelu Radu, și că domnul primar... Aveți adresa. N-am făcut adresa de data trecută, o cerut, vă zic că nu este nicio solicitare din partea noastră, a doua zi am venit și am depus o solicitare. De ce? Nu deci eu nu știu de ce se tot trage din timp. Asta este o dată. Domnul Ilei, vă rog să nu vorbiți în timpul ședinței. Vă mulțumesc. Pentru că nu dumneavoastră ați insistat pe tema asta. Problema noastră, asta nu deranjează. Mi-am văzut nevoit să mai facem o adresă către către AEP-ul, la care am primit un răspuns referitor la ceea ce înseamnă domiciliu sau rezidență. Și am primit un răspuns, adresa este făcută că vă da și numărul cu 705-2018, este trimisă către AEP. Da? Când ați primit răspuns? Și răspunsul este primit pe 24.05.2018. Și așa dau ce ședință. Și de ce nu mă spun acum, au fost neas invitat la ședință, de ce nu m-ați dat răspunsul săptămâna? Așa dau citiri ca să l-au văzut toți colegii. Nu, dar până acum, până la ședință. De ce nu m-ați trimis, domnule, în urmă adresei dumneavoastră legate în ședință? Eu sincer aș fi fost să o trimit la partid, dar nu am vezi nicio adresă. Eu am dus ca corespondență cu partidul dumneavoastră, dar... Nu mai răspunde nici domnul, cum îi spun eu,
Adresa mea, nu știți? Sunteți în chestia asta, da? Haideți să vă dau un repet. Deci, referitor la adresa dumneavoastră pe care am zis-o voi, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă, cu numărul vă comunicăm următoare. Condiții de eligibilitate pentru funcția de consilier local sunt cele prevăzute de articolul 4, 5 și 6 al alineatul 2 din legea numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Pentru modificările legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificările și completările legii 393 privind statutul aleșilor locale respective. Să aibă cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene. Să aibă drept de vot, să fie împlinit până în ziua alegerilor, inclusiv vârsta de 23 de ani, să nu îi fie interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolul 40 al numărul 3 din Constituția României Republicane. Să nu îi fie interzisă exercitarea dreptului de a fi ales prin hotărâre judecătorească definitivă. Și punctul F, care de fapt aduce lumină, zicem noi, în toată discuția asta, să aibă domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează să fie ales. Iar e domiciliul. El are rezidență. Cu rezidență lui a fost acceptată candidatură. Domnul Dalal, dumneavoastră cum vă prezentați cu... Noi am vrut să ne luminăm cu chestia asta, că chiar avea, era o nebuloasă așa, tot bai rezidență pe aia. A făcut o adresă. Eu, ca să vă pot primi și să pun pe ordinea zi, dumneavoastră trebuie să aibă domiciliul pe comuna Lăbră. Deci nu vorbim de rezidență. Nu, domnul primar. Ați înțeles? Deși dacă de toate aceiași specii au fost și ați trimis la AIP și ați mai trimis la prefectură. Și l-am pus și pe ordinea de zi și l-aș să retras dumneavoastră. Nu l-am retras, am amânat. Nu am retras. Dar am amânat și pentru o ședință trecută. Au mai trecut o lună, ați trecut pe ordinea de zi. Ați mai făcut niște scrisori. Păi, dumneavoastră nu erați încă lămurit. A făcut noi, ca să lămurim și da, noi. Da, domnule, și am venit și v-am spus, da, doamne, într-adevăr, trebuie comisia de validare să stabilească dacă... Da. Așa. Vă stai răspuns la EPEU, de pentru care nu cred că se poate intra în discuții ca domnul Radu fiind rezident pe așa cum e locul. Dar asta este comisia de validare dacă hotărăște dacă este sau nu. Nu cred că este treaba noastră, domnul primar. Nu este treaba noastră. De unde credeți comisia de validare să asume? Dar nu e... Vrei să vrem în discuție? Ca să nu facem discuții cu acest subiect, ați făcut hârtie scrisă. Faceți o solicitare scrisă să fie... Ați făcut solicitare să fie pus pe ordinea de zi, nu? Bineînțeles, da, două zi. Mergeți mai departe, vă considerați la prefectură unii crezi dumneavoastră ca să putem să vedem, să o deslușim. Să poate spune sau nu să pune. Domnul primar, dați-i domnul Bernardo un răspuns scris ca să... Îi dăm domnul Bernardo și o copie după răspunsul EPU-ului. Da. Bun. Dacă ei îmi dau cuvântul, vrea domnul Sorin Dăsclescu să spună ceva. Nu. Nu? Bun. Eu consider, după ce am prevăzut, că acest proiect de hotărâre pentru validarea unui consilier trebuie să ajungă în Consiliul Local și să-și asume comisia de validare. Pentru că se spune clar în documente emise de AIP, care mi-au adus domnul primar în ședința trecută sau cu două ședinții, care s-a spus că trebuie să ajungă la comisia de validare. Apoi, vedem mai departe cum stau lucrurile. Și cu asta noastră. Ca să nu mai dușim prea mult. Domnul președinte. Vă rog. Din câte am înțeles, la solicitarea unui consilier local, proiectul fiind scris, fiind depus, trebuia pus pe ordinea de zi. Ați încălcat aici așa o regulă, nu știu dacă e vreo lege care ați încălcat domnul primar, nefiind pus pe ordinea de zi proiectul consiliului respectiv. Deci are dreptul oricare din noi să facă proiecte să fie depuse pe ordinea de zi. Ați încălcat un drept aici. Dar nu sunteți dumneavoastră cel care hotărăște. Este semnat o comisie care să țină cont de situația electorală a domnului. Deci comisia va hotărâ dacă va face pasul. Deci domnul Dalal poate să inițieze un proiect de hotărâre în sensul ăsta sau oricare zic pe asta. Domnul președinte, hai să facem dialog. Am încheiat. Domnul Trăștaru. Nu, hai să te încheiem un dialog. Când vorbește o persoană, vorbește persoana aia. Dacă ea la fac respectivă, ea nu o să nu înțelege. Vă rog, două minute.
Domnul Radu, ați spus situația este perfectă. Fie domnul Dalal, dacă vrea, își pune pe ordinea de zi proiectul și cu asta basta. Urmează o ședință extraordinară în care s-au mai anunțat alte două, trei proiecte, se poate iniția și acest proiect. V-am dat cu domnul Dalal. Legat de ce ați spus. Păi, dar nu adică o să ați spus. Ați înțeles ce trebuie să facem, trebuie să ne ordinea de zi sau mai discutăm la diverse. Da? Mai avem și de ce să discutăm proiecte. Da, ce a spus așa, că să vă spun că nu este corecție. Este... Vă rog frumos să vă lăsați să trecem la ordinea de zi și să vă notați și să la diferență. Vă mulțumesc. Domnul Mugureanu, vă să ne prezentați raportul dumneavoastră. Domnul consilier, cred că l-ați avut dumneavoastră la mapă, dar mai este cazul solicitez când am mai luat o bătrașă. Probleme punctuale. Ai rămas și sunt loc. Nu mă lipsă la fără, care e am reușit totuși anul ăsta să achiziționăm un motorpompă și un grup generator. Anul trecut am făcut dotarea pichetilor, vopsirea lor. La incendii stăm tot final unui ceva foarte, dar ne-am redus, anul trecut am avut 4 incendii care au fost mai puternice, două de vegetație și am ieșit cam pe primul loc în Bacău la reduceri. Dacă se poate spune așa, ne facem treaba cu partea de prevenire. Majoritatea dintre voi mă întâlnesc prin comună. Ați participat și ne-ați ajutat în limita posibilită. Îmi dați voie să mai cine a strâmbit dumneavoastră. Da. Puteți spune noi la ultima ședință de Consiliul Local sau pe ultima, în timpul ședinței a avut loc un incendiu în comună. Îmi puteți spune, vă rog frumos, dintre voluntarii înscriși pe listă, cât au fost la ceva așa? Am avut incendiu la casă la Nenea Marcu, la Socotor și am avut 6 voluntari. 6 din 24, care sunt distribuiți pe teritoriul întregii în comun. Am înțeles. Am avut două mașini de intervenție, iar când au ajuns, începând de cezar, urma una, am trimis-o înapoi la inspectorat. Știți foarte bine că în zona aceea nu este acum, referent la Sobodor, strada Sobodor. Era da. Am adus apă și cu căruța plică și cu tot ce am avut acolo, practic am terminat noi cu voluntari în prima fază. După care ne-au ajutat pompierii la finalizarea incendiului. Am înțeles. Da. Mai aveți ceva de neapă de prezentat? Sau? Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stau la dispoziție și... Vă rog să-mi spuneți. Care sunt cei 6 și dacă... Cine sunt din... Da, asta e foarte simplu. A fost domnul Alexandrescu care a acționat împreună cu mine. Noi eram în acea fază la Tihan, la un cetățean care a fost un grădin în capătul străzii Armară, cu suprafață de vegetație. După aia a fost domnul Mihalache, Vasilică, domnul... Adrian, care e noi. Care a fost Nenea Dobăș, care stă la intersecție. Aveți un raport scris al acestei evenimente? Da, dar avem un raport scris. Nu trebuie prezentat eventual de viitor. Da, fie sau cum noi facem raport de intervenții, chiar dacă... Domnul Neță, vrea să vă deseze întrebare. Acești voluntari folosiți numai episod de activitate în caz sunteți depășit de situații. Puteți face apele, adică, deci știți de ce spun asta, pentru că, de exemplu, au fost inundații trecute care au fost, n-am văzut în acești individuri voluntari, 24 de zi, nici unul, nici în zona de activitate, nici, înțelegeți, adică nu, nu i-am văzut, eu nu i-am văzut, ce să mai vorbim? Primul răspuns, voluntarii au fost la zona de inundații, că am fost prezent, mai exact, dar puneți zonele astea inundate, dar nu mașinile. Absolut, nu mașinile de treaba asta. Zonele inundate, să știți, nu sunt numai în timpul poliților, care împreună cu domnul Freșca, la inundație atunci, fiind viceprimarul, am făcut niște rapoarte către direcția apă, Consiliul și toate astea, în bibliograf întreg. Zona inundată la Mâcuri se află la intrarea în pădure, dinspre pădure, la Adam, pe pădurile unei gel și cu anumite coduri sau meandri, unde
sunt locuințele oamenilor și ea, practic, merge, noi avem zone inundabile de anumite diversități, dar nu se intervine cu utilaje mecanizate până la ieșirea în cartierul CFR. Eu că rămâne cel. Eu că rămâne Cârligata, avem iarăși timp de la ieșire din pădure. Oricum, mi s-a desfăcut răspunsul. Poate să-i consider zone de problemele cele mai mari, zone unde sunt acolo, sunt concentrarea cele mai mari de goluri. Deci, cu asta am încheiat. Nu, voluntarii, să știți, întotdeauna am văd. Că ați vorbit de zonele inundabile și ați vorbit de părâul Egel și domnul Mugurel a vorbit despre zona aia unde stă domnul Adamghiță. Când au fost cei de la din România zonă, am primit și o informație scrisă, care am prezentat în Consiliul Local. Cei de la din România au răspuns negru pe alb. Ei nu pot, au buget de intervenții pentru Comuna Mogura în Trinescu 3, dar în zonele respective nu pot interveni, pentru că nu se fac poliții, corect, și atunci se strică și oamenii aia vor rămâne rupți de comun. Corespondența care a putut dat-o noi, ca și cum unii serviciul voluntar, toate din românii și cu ceilalți, eu oamenii stau la dispoziție. Poliții, ideea era că, adică oamenii care pot voluntar să-și facă teama, ei beneficiază totuși de niște, am înțeles aici, în Consiliul Local, să-și facă comitetul de Consiliul Local. Dar dacă noi schimbăm, punem alții care crezi că se poate apela la ei. O parte dintre ei, să știți, se poate interveni numai pe anumite zone. De exemplu, în Trihan, nu pot să aduc cea din Trihan, în partea unde a fost, cu toate că am adus oameni, când a fost incendiul aproape, adică noi înțe de Mântura și Binezii, am intervenit cu mulți voluntari acolo. O parte poate dintre dumneavoastră, datorită serviciului, nu sunteți, unii incendii nu se întâmplă numai la anumite ori în care se poate vedea. Personalul vă spun că din, la 90% din incendii, să nu zic, unul a fost în toate localitatea sau două, am intervenit personal. Și chiar au fost oameni care au venit din alte zone, chiar dacă au fost în satul lor. Mă refer între Socotor și... De voluntari, despre asta vorbim, nu vorbim de ce acolo. Dar am făcut voluntari când am luat o casă. Domnul Mugurel, s-au discutat, s-a înțeles. Dați-mi voi domnul Greșca și domnul Dăscălescu, o să vă găsesc la întrebare. Cum am povestit și domnul Mugurel în perioada în care am fost viceprimar, am fost împreună cu el și eu, Adrian, pe toată lungimea pârâului și am selectat, am mers în șpre de vopse, am selectat tot face ce trebuiau să iați de pe albea pârâului. Am avut corespondență cu Apele Române, ceea ce s-au și văzut urmările. Ați povestit dumneavoastră că sunteți unul dintre cei mai performanți, cele mai performante servicii din județ. Da. Ce vă mai putem ajuta noi, Consiliul Local, pe dumneavoastră în continuare, dacă ar fi să găsim o variantă de fonduri sau alte fonduri la bursa? De ce mai aveți nevoie pentru serviciu voluntar ca să puteți performa? Din punctul meu de vedere, eu zic o parte, poate dintre voluntari sunt un pic de vărșiți, ca și vârstă sau ca și anumite criterii care considerați dumneavoastră. Eu îi consider oamenii aproape de noi că sunt măgurite, nu știu, și și-au făcut treaba. Și dacă chem și la 2 și la 3 noapte, am fost spune incendiile se propagă în mii de aștepți. Și în noapte de pași asta. Și mai ales în noapte, și pe timpul corpului și al unui primar și al celorlalți care ne-au parcă, am făcut la biserici controle în și de Crăciun și de Paști, chiar dacă inspectoratul nu ne-a mai primit, noi ne-am făcut datoria și privind stingătoare. O să trebuia să stingătoare, o parte din stingătoare, că asta ne ajută. Că la multe am intervenit chiar personal, cu mașina mea, cum ce să spun. Am pus stingătoarele în mașină și am plecat acolo cu 2-3 oameni și am înțeles telefonii. O să mai fie unul ceva de echipamente. Acum pichetele le-am bătat, sunt... La echipament stă deficitar. Iar la celelalte sunt investiții, cum ați spus și dumneavoastră în buget, avem grupul ăsta electrogen, acum mulțumim Dumnezeu că avem și serviciul de gospodărire, care ne sprijinim unii pe ceilalți. Așa, dacă o să fie pe viitor, cum am mai făcut în atâția ani reparate, să putem lua, să avem și noi la hidranțe capurile mobile și furtunile casă, deci, principalul rol al serviciului voluntar de urgență este acela de a interveni până intervin pompieri profesioniști și noi după aceea limităm accesul în zonă și ne facem datorile specifice. Domnul Desculescu. Și mai e o singură problemă care cred eu și am discutat-o și astăzi, domnul Vice. Problema este mai veche la noi, cea cu hidranții, dar asta nu înțeles că e un cadru legal, mai diferit. Da. Să răspund de partea cu operatorul de apă și primăria.
o să poate baby să plătești un aspect ăsta legal cu verificarea lor. Noi, sincer, vă spun până acum, nu am avut verificarea lor. S-a necesitat un buget special și costă foarte mult. Dar sunt firme specializate care așa sunt. Cum o să stabiliți dumneavoastră stingător, echipament și hidrant, la ce costuri s-ar putea ridica capurile mobile? Bogdan, am crezut că ai terminat, domnul Sorin. Da. Dar să ce dialog este un referat și un referat, sunt mai multe, capurile intervin mai multe aspecte. Faceți, vă rog, un raport, un referat, tot ce este necesar, ca să studiem noi consilierii și apoi vedem mai departe. Cu distanții faceți funcție unii. Domnul Sorin, nu te-am luat, dar mi-a scris la cuvânt, să știți că vorbim despre problemele cu Sorin. Ce măsuri ați luat și dacă ați putut adresa? Deci a fost... Și de ce vă spun că la ultima viitură care a fost, în spatele probii era poate jumătate de metru, iar la mine în curte era de un metru. De asta vă spun. Noi ce am avut de la... Și nu mi se pare normal și corect ca să fie inundat. Pentru că cineva a construit un pod, cu autorizație, fără autorizație, nu știu dacă are sau nu are, dar nu mi se pare corect. Nu numai au fost inundat. Toți vecinii din partea mea au fost inundat. Acolo s-a creat un dop făcut din plutitori care au venit... Eu știu ce s-a creat, că am fost în fața acolo. Așa, domnul Tala, uite, atunci... Așa, ei, din ultima discuție, au fost și cei din direcția lor, s-a luat o... Deci, dar eu nu înțeleg de ce, mi-e frică să dați cu semnul pe gradul ăla sau să schimbeți, e un subiect, dar nu ce să înțeleg. Eu personal nu pot interveni asupra niciunii, în căspădării sau mediul privat. Eu am făcut de ziua și tot viață, dacă mă inundea. Eu unde ați venit? La dumneavoastră mi-e interesat. Și voastră sunteți obligați identificați? Da. De pe care a CVR-ii care o duceți pe zonă. Spuneți-ne punctual. Este zona de care vorbește domnul Dăstulescu. Ați făcut ceva? Da, nu. Deci, după aceea, ne-au dat răspunsirea direcția noi pe albie. Noi pe albie nu putem interveni. De apă, au venit cei de la direcția lor, ne-au dat un punct de vedere. Și atât putem face. În ultima discuție care am avut cu fratele... Dar ca să acționeze de ocup din bordul la mostru. Domnul Ceva, da, de faci în zonul unde este necesar, faceți adresul și la persoana de acolo ca să nu vă încheie. Și o ultimă întrebare, dacă tot ați luat nigelul ca poate, ați mai văzut așa ceva pe acolo? Garde, dar nu chestia la ferului. De la CFR până la Ioși. În 2004. Ați văzut? Cu singura autorizație în 2004. Da, dimensiunea la gard este amplă pentru gard de tabă. Și autorizația cine a dat pentru gardul ăla? Păi, eu nu știu dacă are pentru pont și dacă are pentru gard. De asta vă spun. Eu știu că am pus eu de la direcția, nu știu. N-am trebuit să te este un subiect tabu, dar trebuie luat tot ceva în sensul ăsta. Vă rog frumos. Domnul Tristan. Domnul Dăscălescu este ok, ați încheiat, da? Domnul Tristan, vă rog. Nu știu autorizația la referitor pentru că sunt tot în zonă. O fi dată. Autorizații nu cred că când au venit cu cereri pentru autorizație, da, pentru avizi și așa. Deci era pe față de actul de vânzare-cumpărare, iar cel de la urbanism o consider, nu cred că o considerat sau o văzut că într-adevăr s-a făcut închiderea aia care nu este corectă la podul ăla. Referitor la partea cealaltă care o discutăm noi despre cei care intervin la servicii de urgență. Eu consider că în 12 ani de zile cât am fost ca primar și viceprimar, sunt oameni care și-au făcut datoria și incendiile nu apar. De multe ori, de foarte multe ori, incendiile au fost noaptea, când nu poți să apelezi la orice cetățean și ei sunt cei care, normal, care sunt scriși pe liste de intervenție, sunt cei mai aproape de a putea ca să sară și să poată să rezolve problemele pe care, normal, le putem avea neintenționat sau, bineînțeles, neprevăzut. Eu zic că e benefic ceea ce, normal, cu serviciu voluntar. La domnul Mugurel, ce aș putea să spun? Că, bine, omul are un salariu foarte mic și totuși are studii superioare. Consider că trebuie, doamna secretară, pentru că sunteți în măsură, din punct de vedere juridic, să căutăm o soluție în care să putem să îl retribuim în raport de munca, de studiile pe care le are și totodată să-și, pentru că este
chemat și în aparat programului, eu consider că trebuie ca să căutăm o parte legală și corectă. Deci, mulțumesc. Domnul Talal, vă rog, și apoi domnul Marian, vreau să-mi spuneți înainte. Domnul, eu cred că ar trebui să mergeți, să faceți un raport, să vedeți zonele vulnerabile, unde să faceți un raport, să prezentați domnului primar și Consiliul Local. Apoi dumneavoastră și noi trebuie să hotărâm. Nu cred că domnul Ugurel poate să ducă la domnul care a făcut o construcție ilegală și zic, băi, dați așa. Eu cred, nu intrăm în altă funcționare. Domnul trebuie să identifice, să vină la domnul primar, la domnul viceprimar și la Consiliul Local să prezinte situația. Atâta poate să facă eu. Nu sunt de acord cu domnul Trăiestarul că trebuie și domnul Ugurel să aibă un salariu decent, cum au și ceilalți colegi de-ai noștri din primărie Măgură, mai ales că dumnealui are istorie superioare și cred că merită din plin. Legat de intervenții nu știu, eu vă rog, domnul primar, să urgentați cu numerotarea caselor. Avem străzi, au venit când au ars la Sohotot, au venit pompieri la mine și zic, doamne, unde este strada nu știu care? Și zic, doamne, în Crihan, mă rog. N-avem numere, mor oamenii, dar n-ajunge salvare. Deci, dacă face un atac de cor sau atac cerebral, e vorba de câteva minute. Că și ala, până nu vede focul, de exemplu, că pompierii, dacă nu văd flacăra mare, nu știu unde să ajung. Cât e greu, avem 2 ani de zile de când sunteți acolo, cât e să numere optam, să dăm niște numere la casă, să știm, eu în ce stradă stau, ce număr am, e de așa de greu. Nu cred că e greu. Păi să vă și vă spun, da? Vă rog. Deci nu putem spune că e greu sau ușor. Este muncă și asta mi-a întrebat și făcut. Angajații primăriei au plecat deja pe teren și au finalizat aproape Crihanul Sohodol și cred că vom da comandă pe de plăcuțele astea cu numerul care acaselor. Separat, o să dăm pe Crihanul Sohodol pentru că acolo finalizat și o să mergem în continuare pe statele Măgura și de Amulare. Nu știu de ce domnii de la salvare, de la pompieri sau de la câte instituții vor fi de urgență în cadrul inspectoratul ăsta de situații de urgență. Nu știu unde e strada Vișinilor, de exemplu, sau strada Vâlcelic, pentru că nume au fost transmise în format electronic, nomenclatorul Comunii Măgura. Adică strada, nu știu cum nu o găsești. Poate nu găsești într-adevăr numărul că nu l-a dat strada. Nu înțeleg de ce nu reușesc. Asta e o legătură o dată cu ei, să vedem de ce nu și-au montat pe GPS, de ce nu apare pe GPS în nomenclatorul în strada Comunii Măgura și să vedem ce e de lucru. Dar cu un săptămâna chiar sau una următoare, o să dăm comandă de numere pentru Sohodol și Crihan, în prima fază. Și pe parcursul unui de zile sperăm să chem și vă mulțumim, domnul primar. Cu Măgura și cu Deoclar. Domnul Marian. Da. Vis-a-vis tot de zonele astea inundabile, ești făcunul domnului Mugurel, sunt urmează, un raport. Toate măsurile necesare intervenții, la toate zonele cu risc. Și să depună la Consiliul Local. Așa se ieșe în structură, efectiv, unde trebuie intervenit mai cu amănunt, mai... Da? Sunt hărțile de risc care astea sunt oficiale și... Domnul Ciorcelă. Vreau să fac o propunere să venim în ajutor domnului Mugurel, dacă și colegii mei sunt de acord. Eventual să facem și eu mă propun voluntar, să facem o comisie, să mergem pe teren, să vedem, să identificăm foarte concret locurile unde se întâmplă astea de situații. Pentru că mai sunt foarte multe zone în care fiecare și-a construit pe albia pârâului un podeț, fiecare după cum l-a dus riceperea și eu zic că ar fi necesar să identificăm și până să găsim o soluție concretă. Că degeaba vorbim X, Y, exact cum o să-și domnul Sorin, colegul meu, că acolo este situația asta, uite, de exemplu, eu n-am știut. Sau presupun că nu dau lumea. Și nu este normal și corect să avem gard și de tablă, unde apa practic nici nu poate să treacă, tocmai aproape de strada principală.
consilier, zic și eu, împreună cu domnul Mugurel și cu alții voluntari, facem un raport în care identificăm zonele cu risc major de inundare sau ce obstacole mai sunt pe albia părăului și eventual putem poza, putem înainta un dosar mai departe către... Și nu numai cu zonele inundabile, sunt, de exemplu, case lângă case, în vecinătăți, sunt deau coșurile chiar lângă case cealaltă. Aici mă interveniți, la solicitări. Domnul Munteanu, vă rog frumos, stați cu mine, că eu știu ce am de făcut în cartare. Și deci, eu am ce lucru și lucru să ne spuneți că s-a făcut identitate. Domnul Marian, dar vreau să vă spuneți. Domnul Marian, dar vreau să vă spuneți. Și așa se ține părța cu completare. Nu se vin un stat pe care și vreau. Nu s-a făcut în afară de casă. Bun. Domnul Talat, s-a scris pentru a doua oară la cuvânt. Dacă mai vreți să vă dați cuvânt, vă rog să mă scris la cuvânt. Vă rog, domnul Talat. Mai e ceva în răzvan? Nu, atâta mă. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Gure, vă rog să-mi spuneți din când sunteți la acest serviciu, dacă odată ați făcut cu acești voluntari antrenamente comune, ați făcut în care și când au fost, dacă ați făcut vreodată un proces verbal, că ați făcut, ați chemat acești voluntari, da. Și ați făcut niște măsuri. O singură dată de când sunteți? Prin, nu, prin planul nostru de pregătire, care îl depunem anual la inspectorat, avem datele. Când se execută pregătirea, e vorba și pregătirii teoretică și practică. Plus că avem exerciții împreună cu cei de la ISU, care vin o dată sau două ori pe atunci, suntem planificați. Și atunci ieșim voluntari și practic facem. Am nu ajungem la nivelul... O parte suntem și chemați, odată la jumătate de an, suntem chemați la inspectorat. Și chiar dacă ne ducem cu toți, avem o parte din ei, merg o dată la jumătate de an și odată ceilalți cum ei ne prezentați. Voluntarii s-au prezentat? Voluntarii, ei sunt chemați. Există evidența celor care au fost și au venit la post. Da. La... Noi ținem evidența voluntarilor ținută și de, și de cei de la ISU. Iar ce vreau să vă mai spun, o să vă zic și pe site-ul primăriei, activitățile aici, măsurile de prevenire, tot ce acum, de exemplu, e perioada asta cu canicula. Și o să vă dați pe site, pentru timpul postez pe site măsurile de prevenire care se impun pentru cei care accesează site-ul primăriei. Iar celălalt, noi suntem în colaborare cu, și chiar o să vă rog și pe dumneavoastră... Pe site-ul prezenturile sunt la situații de urgență? Ea aparține la Comitetul Județean, CCS-ul. Iar o aplicație bună pentru toți dintre dumneavoastră, că observați, poate dumneavoastră mai prime poate mesaje de la mine, instalați-vă aplicația pentru situații de urgență și sunteți informați la orice oră, orice drum blocat din țară, orice cod, aplicație GSU.ro. Și eu de când descărcați, sunt toți aveți telefon. E utilă pentru toți. Apare sigla ITS-ului și... Domnul, dacă nu mai asta cu sugestie. Ultima și ultima. Să spun și eu câteva cuvinte, aș dori să apreciez la modul pozitiv, la modul pozitiv activitatea domnului Petroane Mugurel. Chiar își face treaba în compartimentul pe care îl duce, conduce el. El e singurul, el e șeful, el e... Cu toate astea se descurcă. Își face treaba și pe teren, și cu bisericile de sărbători, și cu pichetele. Am reușit că doar anul ăsta să achiziționăm și motopompa și cu generatorul. Vom vedea de ce mai este necesar ca acest serviciu să fie funcțional. Am pichetele? 24 din 24 și chiar fericit pentru activitatea depusă. E loc și mai bine oricând. Ne perfecționăm într-un. Da. Limita posibilității. Limita posibilității. Eu cred cu ceea ce are din lui, cu ce a avut la îndemână, cred că și-a făcut treaba foarte bine. O acționa și pe curare exact de ce spuneam, ce spuneam Marian și cu, cu Bogdan. Cu serviciul de, de gospodării comunale, chiar astăzi au fost în zona Pușcașu, acolo și-au tăiat niște rechiți din albea părului, deci se mai face niciodată. Problema podului este, este vechi, din păcate bugetul nu îi permite la momentul ăsta să discutăm o astfel de variantă, deși mi-aș dori că fiecare dintre noi își dorește să putem face foarte multe lucruri. Nu, nu putem gândi o variantă cu podurile, dacă vorbim de cele care se doresc a fi, a fi construite. Pentru că nu îmi permite bugetul. Într-adevăr, la Arsene, acolo podul este un pod cu deschidere de studii mari, cred eu. Dar, trebuiește intervenit acolo, eventual să fie scos, nu știu. În ultima discuție, când s-a dat la altă, discutați cu fratele lui Dan,
Așa se trebuia să-l demonteze, să ducă poarta dincolo de... Ar fi o idee bună și lasă calea liberă. Să ție, nu știu, la București, să lasă calea liberă, să nu mai opereze, să nu mai opereze. Acum nu știu, nu cred că din cauza gardului, efectiv, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și trebuie de un nou Năstărești. Probabil din cauza podului, pentru că s-au vrut foarte mult. Foarte mult multe. Au mai văzut și celălalt. Deci, ca idee, eu apreciez foarte mult activitatea dumneavoastră și sper în continuare să mergeți mai bine. Să fim operativ, domnul primar, să mergeți mai bine. Să fim operativ, doamne secretar, pentru... Mai domnul Trestaru are drept să fie... Doamne secretar să facă câteva președințe. Domnul primar, și-a lăsat să vină să conduc ședința. Dar domnul Trestaru, domnul președinte. Acolo, la 20-30 de metri, Acolo și-a este făcut un pod la 30 de metri. E foarte aproape unul de celălalt, deja nu-i legea, nu dă voie. Trebuie găsită soluția. Dacă imediat este un pod mai jos, domnul primar, celălalt... asta este o adresare întrebatul domnului la situații de urgență. Nu, eu i-am spus că aici e mai adresat. Iar eu la situații de urgență, da, întrebarea e să dea, deci să mi se pună la dispoziție mie, nu știu dacă ce e la voi, lista cu cei care normal, lista, cei care normal fac parte din serviciul de situații de urgență. De site-ul primăriei. Așa. Nu, cea aprobată de Consiliul Local. Păi cred că este de site-ul primăriei, domnul Tristan. Bine, eu vreau o listă. Deci chiar dacă e de site, eu vreau o listă. Domnul Ilie, nu aveți dreptul. Poți să-i pun întrebare. Domnul Ilie, doar la diverse aveți dreptul. Vreau o listă cu cei doamne. Vreau să-i pun întrebare. Vreau să-i pun întrebare. O întrebare, domnul Tristan. Cine era primar când a dat autorizație să facă podul? Domnul Ilie, dacă nu vă rog, vreau să zic dat. Plecă acasă dacă nu vă pomeni. Vă cramponați de o oră cu un pod, cu un pod de o oră, stăm aici. Domnul Ilie, dacă nu vreau, vă rog să părăsiți sau. Da? Nu vreau să iasă circa, dar trebuie să fie clar. Domnul Mugurel, totul este în regulă, v-am ascultat, v-am pus întrebări, vă mulțumim, dacă nu ați spus... Doamna secretară, rămân discuție cu doamna secretară, vreau să rămân. Da, domnul Tăristaru și domnul Talal au spus să încercăm, mai ales care studii superioare. Eu știu care studii superioare. Legislația, cred că o știi și domnul Tăristaru, a participat la concurs pe studii medii. Se poate trece pe studii superioare doar în două feluri. Ori participă la un concurs de recrutare pe o funcție nouă, ori, cum zice legea, poți să-l promovezi pe studii superioare în momentul în care absolvă studiile superioare pe perioada cât este angajat la primărie. De propriu. De, da? Deci singura posibilitate pentru domnul Petroaia să fie trecut pe studii superioare este să participe la un concurs de ocupare a unui post de studii superioare. Într-adevăr, adică ar trebui să ne asumăm organigrama pentru postul cu studii superioare, și dumneavoastră să scrie la concurs. Să scrie la concurs, că asta adică este situația. Eu mai am fericit. Doamna secretară, asta este niște răspuns. Da? Domnul Mugurel, vă puteți dreptate aici, dacă doriți, dar mulțumesc. Mulțumesc mult. Zic bună. Succes în activitate. Primul proiect de ordine de zi. Doamna secretară, îmi dați, vă rog, că vă iei drumul ca să procedim. Modificarea domeniului.
proiect de hotărâre privind modificarea domeniului public al comunei Măgura, județul Bacău. Bun. Având în vedere că toți colegii ne-am întâlnit în ședință, în ședințele de comisii și s-a dat avizile favorabile, ne presupun că majoritatea dintre noi au dat citire și cunosc în principiu despre ce este vorba, da? Bun. Îi dăm cuvântul domnului primar. Este vorba de reactualizarea dictărilor topografice, care au fost foarte prost obiectiv, neconformi cu realitatea și cu nimic ce este, cu nimic ce este în... Deci nici nu... Nici n-am putut să cred că la studiul ăla de contabilitate avem niște ridicări topo în care nu este prinsă suprafața, în domeniul public, nu este prinsă suprafața terenului care e rigole. Deci noi suntem în situația în care rigolele, practic, nu avem unde să le amplasăm. Și am fost nevoiți eu de la capăt să fac ridicările astea topo, efectiv să măsurăm din gard în gard toate drumurile astea. Și cred că o să procedăm la fel cu toate drumurile ca să avem domeniul public actualizat, să nu mai trebuiască să ajungem în situații de astea. Ca să poată să-și amplaseze și proiectantul rigolele în opera acolo. Nu știu de ce s-a procedat așa. Este foarte rău că se lucrează din birou, probabil. Atâta timp cât ceea ce este în documentația topografică nu bate nici într-un fel cu situația din teren. Deci nici măcar calea de rulare, nici drumul, să zic așa, în anumite porțiuni nu era prins tot. Ca să nu mai vorbesc de domnul Restaru, chiar vreau să vă adresez dumneavoastră o întrebare. Cum Dumnezeu când ați prins tot armarul până în capăt, până la limita cu părginei? Cum? Ce fel de drum? Păi... Unde-i prins? Păi nu este prins. Este prins doar prin trafilar până la domnul Ghibici, până la ieșire din satul Crihar. Deci jumătate, efectiv, din armarul. Am pus acum topometristul să măsoare tot până la limita cu mărgenerii, să încercăm o sumă aprobată. Prin studiu, prin ce avem noi acolo, sau în banii ăștia pe care ne-am gândit noi că o să executăm lucrările astea, să prindem toată zona aia, să prindem și armarul până în capăt. Adică să ne legăm de asfaltul de la mărgenerii. Deci nu se poate așa. E timp pierdut, îți bani cheltuiți în plus. Pentru că nimeni nu face multe de degeaba. Bani de două ori suntem. Păi bani de două ori. Acolo nu vine nimeni să se actualizeze. Zice, bașca e vechi din 2015, dar nici nu bate cu realitatea. Dar poți plătim. Bun. Deci, proiectul de ridicări topografice le-ați plătit, domnul Trestar. Nu vorbim de... Nu vorbim de... Mai bine spus și ce l-am făcut, ce trebuie. Păi nu a făcut. Dacă făceam, noi eram în spația de față. Bine, să vedem. Bun. Domnul Dalot, vă rog să realizați întrebarea domnului primar sau... Nu știu, veniți să râd sau să plâng, știți? Domnul primar se întreabă cum a fost făcut, cum a fost aprobat, când dumneavoastră a fost de 12 ani, dar consilier, dar viceprimar. Dumneavoastră ați acceptat și dumneavoastră ați votat domeniul public și dumneavoastră ați fost până acum, până să fiți primar. Adică noi acum, domnul e bun. Bun. În cazul în care nu este bun, înseamnă că domnii care au fost primari nu și-au făcut treabă și atunci, dacă nu și-au făcut treabă, trebuie să vă îndreptați împotriva lor. Pentru că, da, pentru că dacă am plătit o lucrare care nu este conformă cu realitatea, atunci vă rog să vă îndreptați în justiție împotriva celui care a fost solicitat. Dar și solicitatea unul, doar din mort. Cum? Celui care a făcut... Care a făcut studiu. Nu mai este Dumnezeu spătit de asta acolo. Nu mai este unul. Deci am ținut un moment de replici. Deci... Nu mai este. Domeniul public a fost aprobat dumneavoastră. Domeniul public a fost aprobat în 2001, domnul Dalan. Nu a fost. Și nu era să primării domnul? Nu era în 2001, pe 11. Bine, dar bun. Nu, ca să nu facem dialog, mai aveți întrebări adresate în marginea acestui subiect? Bun. Îmi permit eu să adresez o întrebare domnului primar. Să înțeleg că aceste locații cu poziții de care vorbim este din zona Armano sau pe toate drumurile, deci nu previi cu tonul și Armano. Toate drumurile au fost făcut din nou modificări topografice. Am înțeles. Pentru că am fost pus în situația să nu ne putem amplasa rigolele. Deci nu avem efectiv. Deci se înțeleg că aceste ridicări topo sunt necesare pentru proiectul de asfaltare și modernizare a drumurilor Răzășii, Coton, Armano și Drevii. Pentru că noi acum într-o lună trebuia să scoateți la licitație execuția. Păi scoți la licitație, am scos la licitație proiectare, avem proiectantul, lucrează proiectantul, dar în decursul proiectării s-a lovit de situația asta pe care trebuie să o îndreptăm noi acum.
Asta nu-l împiedic, vai de mine, să zic așa, că o să stăm prea mult de vreme. Dăm astăzi hotărâri din Consiliu, o comunicăm mai departe cu Comitetul și o să poată omul să facă treaba. Adică se poate pune în operă și Rigoli și tot ce acolo. Da, bine, vă mulțumesc. Domnul Talal, aveți dreptul la două întrebări. Păi dacă nu au fost ridicare topul acolo la drumul care trebuie să se asfaltea acum, cum de s-au făcut studii care și-am depus pentru proiecte european, ca să accesăm cum? Păi era din start, dacă n-aveam totul făcut așa, era din start că pierdem. Sau chiar dacă nu câștigam proiectul, să vină aia și zic, doamne, vezi că ai greșit acolo și trebuie să-mi dai bani înapoi. Adică, ce garanție am eu că nu o să vină peste 2 ani încă altcineva și o spune, doamne, ridicarele topul care sunt făcute acum nu sunt bune. Exact cum vinim acum și o spune, adică, nu știu. Domnul Talal, ridicările topul, ca și eu știu de dezactare și proiectare, o anumită perioadă valabilă. E adevărat. Dar noi vorbim aici de modificări, nu ale sub, eu știu, care au survenit în acest studiu topografic, nu datorită, eu știu, schimbării, da, geometrii drumului, sau geografice, sau geografice de teren. Vorbim de suprafețe, deci, efectiv, de metri pătrați, nu de geometria drumului sau de... De suprafețe vorbesc. Vorbim de suprafețe, nu? Noi mergem cu un proiect care avem 200 de metri pătrați de asfaltat, vine aia și măsoară aia la Comisia Europeană, nu știu care, și găsesc 201 și o să dăm toți banii înapoi. Bun, asta era o chestie ipotetică, da. Notala, v-am înțeles. Mai aveți luat dacă nu supunem la tot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Abține. Domnul Talal, domnul ministru. Da, împotrivă? Deci 12 pentru și obținere. Împotrivă? Domnul Tăristar, cum ați votat? Cum ați votat? N-ați dedicat mâna aia jos. Mâna jos. Vă abțineți sau sunteți împotrivă? Împotrivă, vă abțineți? Sunteți pentru? Sunteți împotrivă. Bun, nu vot împotrivă. Cum ar fi? Și la de ce nu au făcut aia? Nu mai o să duce. 11 pentru, 1 împotrivă. Nu mă scuze, asta e numărul 1, nu? Societatea nu e așa. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Vă rog, domnule primar, să ne spuneți în ce constă acest proiect și să... Un regulament pe care nu-l solicită acestul, care este prevăzut. Trebuie să avem un număr exact de utilizatorii serviciului, comunitate sau unitate. Face pe acele tare să vorbim. Să înțelegem. Vă ce văd o stilie, să vă adresăm niște întrebări. Eu am o întrebare, mai sunt colegi care mai au întrebări, cum ajunge acest subiect, domnul Talal? Domnul Niță. Domnul Talal, domnul Niță și eu la final. Domnul Niță, ce am adus în timp? Mulțumesc. Vreau să vă întreb, prevede majorări de taxa asta specială, pentru că are nevoie să fie. Apropo de taxa, am primit astăzi o adresă din la SOMA, prietenul, sau din adresă în care spun că sunt o taxă de depozitare la SOMA. La 24 de lei. Sunt așa și mai mulți. Taxa. Taxa de impozitare la celulat, băi, da. Bun. Și ce costă? Taxa specială de salubritate, cea aprobată, care a fost la sfârșitul anului, cea de 4,07, conform planului, până în 2000. Bun. A este un plan anual. Undeva, adică la ei, la colegare? Nu. Este foarte important să se stabilească un regulament pentru întreg județul, de stabilirea numărului de utilizatori ale serviciului, pentru că s-au cerut la toate unitățile numărul de utilizatori, fiecare i-au cărturizat cum au crezut de cuvință și atunci DIS-ul, ca să fie o abordare uniformă, au introdus regulamentul ca să fie clar pentru toți. În baza regulamentului se fac și registrările. Să înțeleg, domnule primar. Acum mi-a venit iar rândul după domnul Niță. Angajații din compartimentul de specialitate se va deplasa în teren
și vă face o evidență clară a persoanelor care locuiesc în funcție și de declarații pe care dumnealor le-au făcut la primărie, la salubritate, da? Este foarte binevenită această soluție, iar și timpul vorbim și de lens, vorbim de ceva vreme și de lens, și va trebui să mergem efectiv să facem o astfel de o recesământ, ca să zic așa, sau o inventariere și a gospodăriilor și pentru fiecare pentru fiecare gospodărie în parte, efectiv, cât are frontal la stradă, avea să poate nota în programul ăsta, câți locuiesc la gospodăria respectivă, câte persoane locuiesc, ce are construcții care care sunt verificate și la noi, la Registrul Agricol, să vedem dacă corespunde cu realitatea țintele. Deci o să trebuiască să facem un astfel de... E foarte bine să știți că eu cred că am spus și restul celor de la Artist, a venit în concordanță cu ideea pe care am avut-o acum, cred că mai bine, de 5-6 ședințe, în care am spus că era nevoie de o evidență clară a persoanelor care plătesc salubritatea pe rasa Comunei Măgura, deoarece știm foarte bine că de la bugetul local am fost nevoiți să punem bani la salubritate, deși nu era cel mai în regulă. Mai sunt domnul Tadal, vă rog. Cei de la Adis au solicitat un nou... Vă rog. Deci la Adis au solicitat un număr, adică există un număr minim în care... Nu, un număr exact, pentru că fiecare a încercat să furnizeze niște date, așa cum l-au tăiat capul. Dom'le, eu am mulția mea doar cu cei care sunt, de fapt, din 5.000 de locuitori, 2.000 au plecat în Italia. Sau, eu știu, nu locuiesc la noi, așa cum ne-a spus. Deci o poți de voi să fac un regulament în care, efectiv, să spun unul așa, să treci persoana respectivă la taxa de salubritate. Din acum la ora aceasta, astăzi, câți oameni plătesc salubritate? Câți ar trebui să plătească? Nu, câți plătesc. Sau cât sunt prenșenile, ca să fim mai clar, cât sunt prenșenile direcțiile primării? Câți oameni? Cât e posibil? Nu este acceptată măcar ideea cu o persoană poate locui pe raza unui comun și nu fi trecut la serviciul de salubritate. Da? Oricine trăiește, produce bune. Și atunci se pune evident întrebarea ce face cu el. Mai sunt persoane, nu scot, dar ce faci cu el? Omule, trebuie să faci ceva cu el. N-ai voie să lași, n-ai voie să-l arunci. Deci, ce faci cu el? Curtea de conturi găsit N case și N suprateții înregistrate. Păi, asta vorbim despre lens și despre programul ăsta care o să ne ajute să evidențiem. Bun, dar puteți să dați o cifră. Inventariem și... Puteți să dați o cifră pentru oameni? Materie impozabilă. Nu pot să vă spun. Chiar nu m-am pregătit. Dacă știam, dar să vă comunic. Dacă doriți, vă putem comunica exact. Exact cât s-au plătit anul trecut. Ca să... Vă faci mai domnul. Mai sunt alte întrebări, colegi? Nu. Bun. Haideți să supunem la vot. Da, sau cât s-au scris anul ăsta. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Domnul Tadal, împotrivă? Nu am văzut. Domnul Sărestar, l-ați votat? Votat. Mă scuzați, nu am văzut-o la asta. Nu, cu mâna sus am fost. Dar am votat cu sânzat. Nu fost pe treabă. Și doar domnul Tadal. Proiectul numărul 3 de ordine de zi. Proiectul numărul 3 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române în vederea obținerii avansului pentru proiectul reabilitare, modernizare și totalitățenul cultural sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, mă scuzați, sub măsura 7.6, căminul cultural. Avem o dată cămin cultural și credința care a fost aprobată la finanțare. Și pentru obținerea avansului este nevoie de scrisoare de garanție. Asta e o procedură care se practică la firmă la toate proiectele. Nu face rabat la nicio oră. Domnul Ciocelu și domnul Talat. Domnul Ciocelu, vă rog. Domnul primar, vreau să vă întreb dacă în
bugetul primăriei nu există suma asta și de ce sumă este vorba? Pentru că presupun că cofinanțare 10% sau... 19.800 de lei la toată plată. Comisarul pentru ce era? 0,045. 0,045 suma totală. Trebuie garantată suma proiectului sau partea de cofinanțare? Partea de avans. De avans. Și avansul ăsta ce reprezintă ca și sumă din... Domnul Rădu, eu vă înțeleg, era domnul Talar, am înțeles, l-ați obținut. Așteptați puțin cuvântul, i-am dat domnul Ciorcelor. Domnul Ciorcelor, domnul Talar și apoi dumneavoastră. Asta vreau să întreb, despre ce sumă este vorba și dacă nu există suma asta în bugetul nostru. Păi nu există, cel puțin pentru, nici pentru cămin, nici pentru grădiniță. Căminul a fost aprobat la finanțare după aprobarea bugetului local. Da. N-avea cum să intre pe, pe buget. Și trebuie să spun că după scrisoarea asta o să primim un plan de rambursare, ceva, adică să... O să se primește avansul dacă este garantat, de fondul de garantare, se primește prima tranșă de... Adică singura tranșă de avans, 50%, se poate demara lucrările. Pentru a rula banii a firului. Am zis că au o măsură de precauție. Domnul Rădu, vă mulțumesc. Deci noi acum cerem o sfert garanție în băncii pentru întreaga valoare a proiectului. Nu. Doar pentru avans. Cât reprezintă avansul din valoarea proiectului? 1.100.000. Și cât la sută procentual reprezintă suma asta din valoarea proiectului? 0,0. Deci un cuvânt din lei reprezintă 0,45% din valoarea proiectului? Nu, 1.000.000 este 10% din tot proiectul. Nu? Greșesc? Pe 10%. Pe proiectul de 10 milioane? Nu. Cât e proiectul, doamnă? De 500.000 de euro. 500.000 de euro. Avansul este 1.100.000, dar 11 miliarde vechi. Fără de bea. Cât e valoarea? 500.000 de euro. 22.000.000. Vă rog, terminați. Deci valoarea proiectului de 2 milioane și ceva, 2.200.000, 2.300.000. Și noi participăm cu jumătate din sumă? Nu, dragă, n-ai înțeles. Deci trebuie să plătim o sumă, un anumit procent din valoare, pentru scrisoarea asta de garanții. O scrisoare de garanții. Care trebuie să o... Dacă este executată, trebuie să o decontăm noi, ca și primărie. Ce reprezintă suma asta? Pentru ce facem noi garantăm? Pentru ce cerem garanția? Exact ca o poliță de asigurare. Nu plătești în afară ceva. Adică asiguri creditul ăsta pe care ți-l acordă bafirul, ca să zic așa. E vor să fie siguri că își recuperează banii dacă nu dai cu capul în pereți, nu faci ce trebuie, ca să mă exprim așa. Adică afirul nu stă să se întrebe, domnule, dacă Costea Jamăgura nu reușește cu proiectul ăsta sau face ceva, eu mă am de unde să-mi iau, am de unde să-mi iau avansul, eu iau avansul înapoi și nu o spus vreau ce mă spună. E cam asta e ideea, nu știu dacă mai spune prea bine, să nu știu ce-mi permis. Domnul Tadar, cam asta e ideea. Adică domnul... Domnul Rădu, ați terminat? Da. Lăsați un pic pe doamna secretară să explice. În cazul în care nu ne ducem la îndeplinire, afirul să-și recupereze banii. Da. El va deconta lucrările pe perioade de execuție, da. Pe termen, pe situații de lucrări. Va deconta lucrările la investiția asta. Da, dar și ea măsuri de precauții vis-a-vis din banii europeni. Trebuie să garantăm și noi suma, dacă nu-i place ceea ce se întâmplă, iau banii și-au plecat. Probabil din experiența anterioare, practic, sub lasă o să discute. Oricine ia avans de la fondurile europene, clar trebuie să prezinte scrisoare de garanție. Probabil din totdeauna doamna secretară are experiență de domeniu cu orice și cu fonduri. Ok. Și trebuie să fie garantate. Am înțeles. Bun, domnul Tadar. Mulțumesc. Eu cred că am rugat de mai multe ori, domnul primar, când sunt proiecte legate. Fii, de pus, de cum, nu știu, să vină cadastristul să ne ilumineze. Când este vorba de buget, să vină doamna contabilă. Când e vorba de o problemă juridică, să vină juristul. Eu cred că acum trebuie să vină doamna contabilă, pentru că cred că urmează să facem rectificare și să ne explice dumneavoastră câți bani, cum... Adică nu să răspundă doamna secretară. Nu, n-am terminat.
Nu știu, nu știu copii. Eu vreau să întreb, este obligatoriu să cerem acești bani de la, de la o bancă, fie ea, FCR sau nu știu, este, sau putem, nu putem noi să venim cu, cu această, așa, prima întrebare? Și dacă nu, dacă răspunsul este nu, păi proiectantul ăla care, nu știu cât e, așa, trebuia să fie prins această sumă, pentru că când faci un proiect european, știi că firmul trebuie să îți cere anumită, nu știu, sumă sau un garanță, adică trebuie să fie prins proiect. E o discuție pe care n-am avut în ședința de comisie de agronomie. Dați-mi voi să fac comentarii la domnul Talai. Permiteți, da? Bun, noi am în ședința de comisie, am avut o discuție pe care am portat-o și vrem să întrebăm pe domnul primar. Dacă în devizul general, nu vorbim de devizul general care a fost făcut de către firma de consultanță, este prins acești 20.000 de lei pe fiecare proiect la cheltuieri neeligibile. Sunt domnul secretar, domnul primar, pentru că în felul ăsta, Înseamnă că el trebuie să vină cu bani, nu? De ce să venim noi cu, da, cu bani la consul? Dar el nu și-a făcut treabă. I-am și dat bani. Da, da, vorbim de lucruri diferite, dar are ce legătură la coaca. Noi trebuie să garantăm a firmului avansul pe care nu-l dă. Ori nu pot să-l garantez eu, cel care sunt beneficiar, trebuie și pe terță persoană, în speță banca. Adică banca vine și spune, contra unei sume de bani, nu-ți garantez. Consultantul, domnul primar, v-a spus dumneavoastră și nouă că proiectele astea necesită, că el a ambitus acest proiect în speranța că va fi aprobat. Da. Dumnealui a venit cu un, cu un deviz, care l-am în față, ăsta e la școală, în care el spune clar că atâtea cheltuieli sunt eligibile, atâtea sunt eligibile, asistență, consultanță, trebuie de șantier. Și trebuia trecut acolo undeva la neeligibil, adică bani de la bugetul local al Comunei Măgura, nu știu, 0,049 din sumă, ca și cheltuielul cu scrisoarea de garanție bancară. Consultantul a făcut lucrul ăsta? Nu cred că a făcut lucrul ăsta, dar probabil sunt cheltuieli neprevăzute, ceva de genul ăsta, avem ceva surprins acolo, de exemplu. Dați-mi voie să-mi dau părerea, mă scuza domnul Talar. Să nu mai lucrăm cu consultanți care nu-și fac treaba și nu ne spun din timp care sunt cheltuieli, le spunem trezim la jumătatea anului, trebuie să mai scoatem din jubent 40.000 de lei, că multe copii trebuie să-i scoatem și nu facem, că nu putem bloca proiectele, dar e bine să știe. Deci, domnul Berușcă, sunt două situații. Ori ne dăm banii și ne luăm aval și ori nu dăm banii și nu venim niciun mandat. Asta e clar ce trebuie să facem. Ce ar trebui să spună consultantul? Dom'le, vezi că se plătești nu știu ce sumă pentru aia. Pentru aia sunt situații care se întâmplă în parcursul derulării proiectului, nu? Înțeles. Trebuie făcute și... Păi dau domnul la voi să termine și domnul Chiting. Da. Tocmai de asta vorbeam. Când vorbim de proiecte europene, trebuia să fie consultantul aici să ne prezinte proiectul și să ne spune așa. Atunci noi nu la bani și sunt prinși bani, nu știu care... Mai jos și vorbește. Domnul Talal, am reușit și am luat două proiecte și am luat două finanțări cu europeni. Eu cred că nu are rost să mai facem discuțiile astea. Adică toată lumea procedează la fel, garantează avansul și s-a primit de la afir. Prea multe vorbării cred că facem o jumătate așa de domnul. Să se întâlnească. Da, și stăm și calculăm acum, domnule, dar de fapt, de ce trebuie să garantăm? Pentru că așa garantează toată lumea, nu s-o inventa la talonul. Domnul primar, vorbeam despre altceva. Vorbeam, acest proiectant nu și-a făcut... Am întors. Ați spus-ul, bun. Nu facem dialog, nu muncim prea mult. Nu și-a făcut. Iar așa, nu și-a făcut. Nu și-a făcut. Nu și-a făcut. Nu și-a făcut. Cu 40.000. Facem... Domnul Cauciu, am încheiat ceva acest subiectul ăsta. Domnul primar, vă rog să nu mai intrăm în politici. Nu am cum trebuie în stațiile de acasă. Firmele de apartament, că nu v-a spus nimeni lucrul ăsta. Nu mai deduceți dumneavoastră, tu nu citi, vă rog. Stimați colegi,
Mă iertați că trebuie să intervin, dar nu trebuie să lămurim niște chestiuni. Deci, prima dată vreau să nu să supere domnul Talal pe mine, dar cea mai îndreptățită persoană de aici, din sală, ca să ne lămurească cu proiectul ăsta, este doamna secretară. Indiferent dacă ne plac sau nu, ochii dânsă. Deci, cea mai îndreptățită persoană să ne lămurească și cu proiectul ăsta este doamna secretară. Doi, eu nu sunt partizanul lui domnul Costraș. N-am cum să fiu partizanul lui. Dar câte proiecte europene am mai avut noi până acum? Niciunul. De unde atâta experiență pe capul nostru? De unde? Deci nu vă supărați, da? Asta e situația. Ce vreți? Ne place, nu ne place. Domnul Costraș e primul om care a adus bani europeni. Îmi cer scuze. Repet, nu sunt partizanul lui. Dar asta e ce vrem să facem. Una, doi, noi consilierii trebuie să ne punem un pic cât un laț. Trebuie să ne punem un pic cât un... Nu mult, numai un picuț. Dar fără sacrificii nu facem nimic. Fără un pic de risc. Asta e. Atât, mulțumesc. Doamna secretară... Eu am terminat. Doamna secretară, ca să ne spună doamna secretară. Nu știu ce are deschis alea. Da, deci, da. Da, domnule, ce face? Nu știu. Poți să vă lămurez că vezi? Dar eu vă spun ce este și de față dumneavoastră. Proiecte de hotărâre, dumneavoastră, pentru că e secretar, pentru că are pregătirea necesară și pentru că vine întotdeauna sprijinul un șam, un șam dumneavoastră, când este nevoie de așa ceva. Și cred că cel mai bine ne lămurește dumneavoastră. Vis-a-vis de exact, exact cu lux de amănunt, din ce, cum și... Ce trebuie să facem? Nu este trecută în cheltuieli eligibile sau neeligibile care pot fi trecute în bugetul proiectului, să fie acceptat bugetul de către AFIR. Este o cheltuială cumva, mă pricepe la contabilitate, de funcționare pentru garantarea respectivei sume. Ce înseamnă funcționare? Imediat. Dacă ai banii necesari să faci lucrări, să plătești și apoi să ceri rambursare de la AFIR, nu ești nevoit să soliciți avans. Adică să-ți folosești banii tăi și apoi ulterior să-i primești. Adică nu ai banii tăi, ai posibilitatea să derulezi lucrarea, te ajută AFIR-ul, îți dă suma, folosești banii, justifici, dar ei trebuie garantați. Sunt cele două posibilități. Adică ar trebui să facem, să punem 11 miliarde din buget, îi cheltuim, ducem documente, îi decontează după ce verifică. Sau ne dau ei 11 miliarde, plătim și justificăm. Și dăm mulți pentru garantarea. Eu? Care am împrumutului. Da, care am împrumutului. Deci noi dăm un comision la casa de garantare. Deci efectiv venim împrumut acum cu banii ăștia până noi justificăm cu... Până stingem efectiv suma cu... Cu documente acceptate de ei. Îmi permiteți să completez și eu ceva? E o procedură diferită față de PNDR. La PNDR se creează un cont. PNDR-ul trebuie bani în cont. E un cont care e făcut special pentru proiectul respectiv. De exemplu, la sat, la școală, la grădiniță și la școală din Chiran, se va crea un cont de create. PNDR-ul, Ministerul Dezvoltării, trimite bani în cont și primăria face plățile de etajele de lucrări. Acum nu mai e nevoie de sistemul de garanții bancare. Dar e o procedură care e la AFIR, așa lucrează AFIR. E același lucru și la proiectul 4, le puneți la... Da. Proiectul 3 și numărul 4 sunt același lucru. Dați-mi voi să dau citire, le votăm separat, da? Bun. Haideți să votăm la punctul 3. Cine este pentru? Abțin. Așa. Nu, pentru. Mă gândesc o secundă dată să vadă doamna secretar. Așa. Abține. Abține. Și domnul Tristeaș. Împotrivă? Nimeni. Proiectul numărul 4, dați-mi voie să-i dau citire. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unui scrisor de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române, în vederea obținerii avansului pentru proiectul înființare și dotare grădiniță cu două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit SAP Crihan, Comuna Bucura, județul Bacău, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR,
sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică prin PNDR în favoarea AFIR. Domnul Talal, aveți dreptul, vă rog frumos. Vă rog să faceți. Nu pot să fie oblic să nu zâmbească. Dar vorbim de timpul oblic. Vă rog, domnul Talal. Vă rog să mulțumesc, doamna secretară și domnul primar, dacă această scrisoare de garanții bancare este singură, și să vă rog să notați să scrisoarea, dacă este singură modalitate și dacă nu putem pune bani din bugetul local, de exemplu. Dacă este singură chestie. Tocmai am zis. Deci, dacă vreți să pui banii voștri, atunci nu am nicio problemă. Ori pui banii trebuie cu situații de lucrări și nu se contează. Dacă nu ia, atunci îți dă banii înainte. Îți dă banii înainte doar că trebuie să-i garantezi. Asta este o... Bun, dacă toți a răspuns la această întrebare, dați-mi voie să supun voturile. Cine este pentru? Abțineri? Și împotrivă nimeni. Deci două abțineri? Da. Bun, proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru propunerea numului intravilan a planului urbanistic general al Comunei Mărgura, județul Bacău. Domnule primar, vă rog. Este vorba despre planul urbanic general la care lucrăm de ceva vreme. L-a studiat mai ce din să l-am desfăcut cu masa aici, poate ca și dumneavoastră. Și dacă aveți, vreți să primiți... N-a fost o consiliere, da, să mai deschidem încă o dată. Puteți să-l deschide, să-l studiați. E vorba de toate suprafețele diferente care vrem să introducem în tabilație. Cred că ar mai fi din dreptate undeva, ceva. Deci, sus la urătoare aici, la pâinul Măgura. Cum e pâinul Măgura? Propun colegilor care doresc să fie să se uite. Cred că e bine să ducem până sus acolo. Domnul președinte, pe mine mă înscrie primul la cuvânt, vă rog. Vă rog, da, perfect, vă rog. Eu al doilea? Da, ce e? Da, da, da. De alumare. Mai rămâne o bucățică. Aici e pâinul Măgura, nu? Nu, aici e curbă. Mai e aici o bucată de teren, nu mai sunt câteva lătizări. Hai să luăm ordine, bine? Da, eu cred că aici trebuie să mergem, să mergem până sus, aici la nimic la cuvânt, 50 metri stânga deapta drumului. Însemnați suprafața drumului. Aici. Dacă votăm acum, rămâne votată harta asta, nu ce-i vreau. Da. Astea ajurate cum a luat, astea sunt propuse spre intravilat. Da. Ce este actual? Este actual intravilat, da? O verușcă. Da. Alea cu gri sunt propuse spre da, exact. Asta am spus exact. Alea cu maroaie întrebați. Da, la mare gri maro, dar gri. Un gri ca un maro, așa. Da, sunt puțin baturist. Mai avem o bucățică aici. O bucățică aici, exact, e mai sus din tavan, pe curba acolo. Așa e. Este un teren acolo care, cred eu, se poate construi după zona accidentată, nu cred că aici. Aici e un imortar. Da. Când a venit imortarul, acum se pui în care. Acolo e par, aici. Păi. Îi dăm la culiță, îi dăm la culiță în bani, mă! E nu, e la chelar, mă! E la chelar! Sunt eu, măi! Dar... Nu, asta e zona unde stai tu aici. Da. Asta e zona, de fapt, asta e propusă. Da. Așa, asta și corpusul ăsta. Nu se ne parcă bine, nu se ne parcă bine. Aici e... 50 metri. Acolo, aici e cimitirul de la Sofosă. E biserica. Da, da. 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 Ai venit să dai, venit și te-a văzut. Aia, care e un efectiv cultural. 11.
Avem o bucățică de ei. Da, da, nu e ceva care e cultură, nu? Și cred că ai vrut să duci mai mult face drept aici. Păi să iau, ai mai bun fără. Nu, dar e mai bun fără. Aici e un teren accidental. Dar nu vreau să-ți veni la noi. În spatele lui domnului Grăstaș. Nu mă ții, nu să-i spui ca un lucru. Nu mă ții, nu să-i spui ca un lucru. Dezbatem un proiect și vorbim despre terenul care vor fi dorsi intravilan. Colegii care au fost interesați au fost invitați aici. Gândesc așa, este bine să avem o viziune viitoare a dezvoltării comunei. Adică să nu-i gândim acum, doamne, nu pun, nu bag tot, că eu știu. Băgăm tot ce se poate, cam ce ar fi bun pentru construit. Acum ne gândim așa, zona Metalbac, care întotdeauna au fost cerințe mari și solicitări din partea tuturor. Mai avem la Casa de Apă și am zis să mergem până la limita cu Mărcineniu, pentru că și acolo e o zonă bună, e o zonă așa. Avem zona de la Pici, care la fel e o zonă foarte bună și păcat să ții în Buza Bacăului, aici să ții o grămadă de teren, e extraordinar. Adică Măgura nu mai poate fi considerat să fie o comună în care să facă agricultură pe suprafețe. Aici vreau să aici casa lui Valentin Verel? Da. Pentru că e cimitir acolo. Da. De bun. Aici la cimitir e băgat intravilan inclusiv ăsta. Deci, încoace noi. Doamne, nu nicio problemă. Nu, pentru că eu spun finanță. Aici e spate la formă. Aici e spate la Vasilii Păun, aici e o problemă mare cu el, nu știu, nu cred că reușim să-l prindem în plan. Aici e coastă, plantă-i la pentru că e vorba de DN11. Toate extinderile astea de Pug, pe stânga, dreapta, drumul național, foarte necesită avizul drumului național. Cum o să luăm avizul? Am dat foarte greu atunci când vrei să introduci o suprafață de teren imediat în apropierea drumului național. Pentru că cere bandă de accelerare, decelerare la intrare și la ieșire. Domnul primar, pentru a face lumină. Ori în vreme spun că soția dumneavoastră are teren aici, în zona asta, dar să sunteți interesați să o băgați din teren. Și eu chiar aici. Este adevărat. Domnul Talal, am zis să o luăm așa, ar trebui să chemăm consilierii de la Consiliul Local cu care se apropie la noi și noi la ei. Pentru că tot ce introducem noi în intravilan acum, fiecare dintre noi probabil are teren. Păi oare are teren? Asta vreau să vă întreb. Am o bucățică de teren aici. Domnul Radu, domnul Maria, adică am încercat întrebările, le punem când ne așezăm la masă. Am discutat deci, de tot care le-a întrebat la voastră. Deci, cu ăsta aș îndeapă. Eu am aici o suprafață de teren. Are și domnul Trăi. Stau pe el aici. Aici am și mai aici. Aici am aici. Adică eu nu am nimic. Eu n-am o subiect, dar am. Practic, moștenire, dacă să fii sănătos. Aici așa, mă refer aici la dealul mare. Nu știu, mai dar asta, unde e drumul care se poate da 3 cruci și de acolo pleacă? Aș vrea să baterii. Nu, e așa. Nu, e la 3 cruci care duce până la sus, la Niț, la Gânțu, acolo. De acolo, de acolo trebuie. Cum? Aici e 3 cruci. Așa, ăla de sus. Deci, tot iau dar nu mai aici. A, intră, e pe la Niț, acolo. Este la intravilan, da, este la intravilan. Ăsta e drumul care e cu pleacă. Da, 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 da. Nu pot vorbi decât atunci când se așează toată lumea. Îmi pare rău. Când se așează toată lumea, vreau să pot vorbi. Ai acasă în geam?
Poți? Nu, bine, că nu e al meu. E 50 metri să nu atât. Da. Ce fel de 50 metri? Nu, 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 Maria, hai, nu, 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 ce mai nu, domnul Chitic, domnul Călal, domnul Răducu. Domnul Chitic, vă rog. Vreau să așeze domn primar, să te rog. Deci, domn primar. Anterior v-am lăudat. Acum vreau să vă felicit pentru modul dezastruos în care ați pregătit proiectul ăsta de hotărâre. Deci nu vă supărați pe mine. Ba da, vă spun imediat, că doar nu arunc cu vorbe. Doamne, ascultați-mă un pic. Doamne, trebuia pentru fluidizarea acestui aprobări, acestui proiect de hotărâre, să-i chemați pe fiecare. Și nu mai erau discuții, că ăla are acolo, că ăla are acolo, că gurile le spun aia. Credeți-mă, era super. La ora asta toată lumea știa despre ce-i vorba. Eu am un aspect, o să propun eu o soluție, nu... Mulțumesc! Domnul Rupu, domnul Tristar. Păi ce, numai că de-aia noștri. Numai bine albii, mai trebuie și unul. Domnul Tristar. Domnul președinte, stimați colegi, vă rog să aveți și să fiți de acord cu mine să amânăm acest proiect pentru o ședință extraordinară și atunci o să fie așa ca să fie și domnul Lăcostru să vină cu completare, să faceți modificările respective, să-i cheme pe domnii care au zis domnul Chitic, trebuia să fie informați și atunci... Păi domnii care s-au informat. S-au informat. S-au informat. S-a posliet, nu vorbim. Deci, și atunci, adică, poate zic, stârni, nu putem, pentru că mai trebuia extins pe o zonă, mai trebuia... Așa nu mai trebuia să adăută la nici la... Nu face nimic. Domnul președinte, să-mi dați voie să mă locui pe liniște. O completare, că m-au înțeles greșit colegi. A adresat întrebarea? Da. Bun. Vă rog să fiți de acord. Lăsați-mi dacă se va să răspundă și apoi domnul Chitic aveți de cuvânt. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Noi putem aprova proiectul de hotărâre, putem aprova pentru de acord de principiu cu ceea ce propunem noi. Dacă se mai doresc și domnule, doresc să duci acolo, doresc să duci acolo, completarea, când trebuie să fim operativ. Nu-l amânăm ca să ne mai gândim, nu știu, vă să vă. Vă trebuie 10 ani, amânăm și acum așa. Nu, dar să mă știu, l-am desfăcut și înainte de ședință. Dacă cineva mai are altă propunere, altă propunere vis-a-vis de... Vă rog să nu faceți dialog. Vis-a-vis de ce acolo, nu e o problemă, de asta suntem aici. E un proiect de hotărâri, poate suferi modificări, eu nu vin să impun. Domnul Chitic, vă rog. Deci eu cred că n-am fost înțeles bine. Eu l-am criticat pe domn primar pentru lipsa de comunicare cu domnul consilier. Dar asta nu înseamnă că acest pug nu a fost trimis fiecăruia pe internet. Se poate deschide, se poate mări. Deci din punctul ăsta de vedere nu am ce comenta. Deci asta a fost... Domnul Tristar, vă rog că vă scăseți la cuvânt și domnul Rădu. Înainte la dumneavoastră, am venit la ședință, iar ca să fiu un pic informat referitor la punct, că am discutat-o chiar așa seară pe comisie, am mers la domnul de la urbanism, care e fiind inginer și care ne reprezintă și el, din punct de vedere tehnic, poate să explice cât mai obiect și clar ce înseamnă extinderile astea din punct. Mi-a spus că el nu este informat. Culmea culmilor, cel care normal ar trebui să fie primul informat și noi să cerim detalii de la cel care trebuie ca să ne le dea într-un mod corect, iar pentru extinderea pugului, consider că cel care normal primește un salariu, trebuie ca să fie să ne explice ceea ce normal noi vrem ca să facem, ca să fim cât mai adică clar în ceea ce normal votăm. Eu cred că nu. Ați terminat domnul Tristanu? Da. Deci trebuia să vină cel la urmă. Nu este nicio... Eu cred că eu puneți greșit problema. Domnul Mustea, dacă îl întrebați din punct de vedere tehnic, probabil... nu știu ce detalii, sau nu știu ce detalii ar putea să vă dea dumneavoastră. Noi avem contract cu o firmă care execută lucrarea de reactualizarea planului urbanic general și face ceea ce vedeți noi asta aici, prezintă tot felul de situații pe care noi trebuie să le aprobăm. Domnul Mustea nu știu ce ar putea să-mi spună. În altă ordine de idei, domnul Mustea este doar de o lună de zile la primăria Măgura. O lună și... Nu știu dacă dumneavoastră ar putea să-și dea cu părerea
Dom'le, e bine să bagi în travela de aici sau nu e bine să bagi în travela de aici? Asta hotărâm noi, pentru că suntem locuitori de aici și știm exact, cunoaștem comun. Că despre asta vorbim. Noi acum aprobăm la fețele de teren sau acordul de principiu privind introducerea în travela de asupra fețelor care sunt prezentate aici. Dacă mai sunt și alte păreri sau doriți să adăugăm câte ceva și undeva, putem face lucrul ăsta, nu e problemă. Domnul Răducu, dar trece niște disuri. Are 180 de, 149 de hectare, da. Domnul Răducu, vă rog. Eu am o modificare, am o propunere de modificare a hărții, de acolo unde avem eu. Așa, puțin ca să nu mergem pe rățime și așa, nu știu ce. Ați propus că o să țineți cont, dar mă gândați. Am trecut cu acolo. Ați hașulat acolo? Da, da, da. Da, pentru că este vorba de la Veriu și trebuie și o anumită distanță de la gradul de 50 de metri. Și atunci ne luăm o marjă de siguranță și o să ducem mai jos un pic, cel care vrea să construiască, efectiv, se poate folosi. Adică îi băgăm terenul trafilan doar ca să mai mă aducă de teren, dar nu poate. Dacă nu poate să drumul nu pot folosi. Da. A doua... Domnul Răducu, vă rog, domnul Răzvan Ciuciu. Da, să vreau, nu pot să termin, mă voi să termin. Bun, hai, te rog. Vreau să întreb, deci, dacă se poate stabili, acum, cu o dată cu punctul ăsta, dacă se poate stabili limitele de... Da, o idee bună, am sugerat la adică să fie prevăzute undeva clar, cu vecini, cu toate astea, linia de marcare să fie clar. Adică cele patru localități care comune noastre să apară frumos pe o hartă, să fie hașurate, să vedem ca și cum stăm. Stabilește limita intravilanului la localitate. Pugu, cel din urmă, a fost avizat și eu de OCPI, sunt delimitări. Acum... Sunt delimitări acolo, în zonă, în Pugu Vechi. Pugu Vechi, teoretic, așa ar trebui să fie. Acum se merge, acum nu mai s-a acceptat altfel. Se merge cu Pugu, în format electronic, se suprapune și stabilește și avizează OCPI. Localitățile, deci intravilanul, pe fiecare, contul la fiecare sat. Mă refer la intravilanul, exact ce ziceți dumneavoastră, că extravilanul este unul singur. Noi aici stabilim suprafața de introdus din travea la... Am înțeles. Va ști exact. Este foarte considerația. Are interiorii și terenii travelan și terenii travelan. Foarte bine venit. Nu văd nicăieri desenat o hartă limita localității. Este foarte bine venit intervenția dumneavoastră. Să avem probleme de ordin administrativul comun, cu... Exact. Problema cu... Gazele. Nu neapărat cu gaz, dar sunt oameni care au buletine exact. De dealul mare în statul Măgura și invers. Da. Sau două buletine, unul pe Măgura, unul pe ăsta. Și nu spune nimeni niciodată, nu spune nimeni niciodată, care e limita între cele două sate, din Măgura și dealul mare, de exemplu. Eu abac nici asta, nu știu. Și nimeni nu spune clar dacă trebuie ceva la primărie. Neaba să o dignească. N-am mai pus să mai spună, că e nomi la treabă. Dacă trebuie doar omul să ia nici asta, nu știu. E mai bine da? Sincer, dar să întrebăm... Dar acum, dacă aprobăm un plan, ar trebui să fie clar delimitate localități. Domnul Radu. Dacă apar și localități în delimitare... Ne dăm acolo din principiu privind suprafețele pe care le-am propus și ceea ce s-au propus astăzi. Propunerea dumneavoastră, ca în planul de urbanism, să apară obligatoriu delimitarea și doamne, o să ocupi de toate lucrurile astea, să facă exact cum vedeți. Să aprobăm când vedem și acel proiect. Când vedem și acel proiect. Nu are, după părerea mea, nu are nicio influență la momentul ăsta. Noi acum ne dăm acolo un principiu. Dacă toată asta așa v-a lăsat, propunerea un principiu. Acolo de principiu. Dacă doamna deci, nu face, nu are timp să o facă, sau nu e obligatoriu, să-i ceri nimeni chestia asta. Dar trecem în...
Vă trecem în proiectul de hotărâre. Vă trecem la articol, la articol. Doamne, vă spunem și un pic. Spus domnul președinte să ne notez acolo că sunt de acord cu următoarele două. Am primit un telefon și trebuie să ajung. Ok. Mulțumesc frumos. Hai să frumos. De fapt, în vot, nu poate să spună că de acord. Din la mai stabil toată chestia. La ăsta la care este prezent, da. Poate la ăsta este de acord cu făcut. La ăsta este de acord. Adică o să modificăm și o să mai trecem un articol aici. În proiectul de hotărâri. La proiectul de Radu. La garanția celor. Așa. Așa, dar un articol 4, da, în cum să formulăm, doamnă? În planul de urbanism general, în planul de urbanism general al Comunei Măgura, vor fi prevăzute și limitele administrative, Haideți să stabilim, doamna secretar, ne apucăm de scris și apoi ne dăm cu părerea. Spune. Deci va fi după articolul 1, se acordă avizul de principiu, articolul 2, hotărârea va fi dus la depunere. Va fi articolul 2 și articolul 2, o să fie înțeles. Așa, așa, așa. Lăsați acolo. Mai bine. Vorba de delimitarea satelor. Delimitarea satelor, componentele exact. Comune. Exact. De localitatea satelor. Localitatea. Localitatea are cod poștal propriu, are toate. Trebuie scris acolo. Satele, componente ale comunei. Satele sunt cu depinde mai mult acum localități. Nu vă spun, dar satul e același lucru cu localitatea. Nu, eu cred că... Orice localitate poate să aibă două state. O localitate poate să aibă două state. Da? Sunt localități. Și 4 și 5. Cu două cături. Băgura are, de exemplu, nu știu câte cături. În statul Băgura, sunt nu știu câte cături. Din căturul cu ei, din căturul cu ei. Băgura, sat, Sohodă, nu? Sau sat Crâna. Da, nu, sunt sate. Nu localitate. Localitatea. Da. Ok. Dați-i citire, vă rog. Deci articolul pe plan și apuga Comunei Măgura va fi delimitat fiecare sat component în mod distinct. Corect. Deci, ce va fi delimitat, așa că specialistul la grup știe, va fi delimitat doar intravilanul. Pentru că extravilanul nu este a unui sat, este a întregii comune. Chiar dacă e lângă un sat. Dar nu există denumirea extravilan sat Măgura sau extravilan sat Crinan. Ci doar extravilan comuna Măgura. Deci, extravilan de aparține întregii comune. Întregii comune. Indiferent lângă ce sat este. Și doar intravilan este sat Crinan, sat Măgura, Somodol și de Alomaie, separat. Și localitatea de Alomaie, de exemplu, dacă are și intravilan, nu apare. Păi nu apare. Apare doar intravilan. Apare numai intravilanul. Extravilanul e întregi comun. Suntem de acord, haideți să votăm modificarea asta. Suntem mulțumit.
modificarea asta, da? Bun. Dacă sunteți de acord și cu modificările propuse acolo la gradul sosit. Deci cu asta sunteți? Mai sunt șase. Da, mai sunt șase modificări. Mai sunt? Câte voturi au fost? Când am fost de acord cu modificarea? Cine a fost de acord cu modificarea? Toți, da? Bun. Domnul Bogdan Pleșca, apoi domnul Talal și apoi Lucian Pleșca. Ce era? Da, domnul Talal. De bune a recursat. Nu știu unii. Domnul Bogdan Pleșca, domnul Talal. Hai ca să vorbim, hai ca să vorbim. Doamna, domnul președinte, dacă granițele comune, să zic așa, stau în mâinile UCPI, adică ei stabilesc, noi, în interiorul comunei, ar trebui să stăm mâinile noastre. Deci, eu vreau să vă spun că eu stau într-o stradă care se numește strada Peruștilor, în care eu sunt într-un sat și un vecin mai sus decât mine, care are patru case, stă în alt sat. Pe aceeași parte. Deci vă rog să faceți ordine. O speță mai nouă vă pot completa și așa încerc scuze. Sora mea și-a luat rolul și are pe altul de proprietate. Cricam și-o dat la Mogolitim din Mădură. Deci, dealul mare sunt... E de săptămâna asta, adică e recent. Da, deci... În dealul mare sunt la fel. Adică, vă rog să... Este foarte important... Importantă chestia asta. Deci, asta trebuie urgent să o faci. Nu ieri. Până la lege. Bun. Nu vorba de alege. Domnul Talal, ați terminat? Domnul Talal, spun ce domnul Talal, nu face un dialog, am înțeles. Domnul, a fost o scăpare a domnului. Terminați, vă rog... Pentru că... Proiectul de gaz, de exemplu, care este în Sohotol, în cazul în care noi suntem în satul Sohotol, o să prindem gaz. Dacă suntem creat, nu să prindem gaz. Asta este... Încă o chestie, cred că este binevenit acest, foarte binevenit. Nu știu de ce domnii consilieri care au fost și nu știu ce, au stat nu știu câți ani ca să facă... Așa, de ce ani? Așteptat un curent? Nu, nu, nu. În fine, eu cred că trebuia, nu a fost, sunt foarte mulți cetățeni din comuna Mogor care nu știu, care au terenul și poate au interes și poate vor să, exact, care să nu sunt informați. Eu cred că trebuia făcut o consultare cu comunitate. Prima dată ca să spună, adică noi importam și baia de consultare. Este vizul. Este acord din principiu ca firma care întocmește acest punct să meargă să înceapă să scoată avizele. Da. Și apoi intră în consultare, în procedura. Deci mai e... Mai e multe lucruri. Mai discutăm multe lucruri. Și multe lucruri. E doar pentru avize ca să mai facem un pas. Oricât aș putea, dacă ne apucăm să-l ciuntim, rămâne, nu rămâne mai nimic cu el. Domnul să faci multe zone care trebuie să completate cu unii spusuri, unde sunt construcții deja făcute pe cheltuia mai de da. Da, și eu salut acest proiect de hotărâre. Mi se pare un proiect ideal, mai ales în perioada asta, când Măgura se dezvoltă din punct de vedere al imobiliarilor foarte bine. Măgura devine ușor, ușor un cartier rezidențial al municipiului Bacău, ceea ce este un lucru important. Vreau să atrag atenția asupra, a zis mai devreme, terenul ăla de vis-a-vis de Hotel Helm. Cred că da, și domnul Corun e principalul contribuabil la comuna noastră și mai unul dintre principale și un obiectiv cu care ne mândrim acolo în zonă. Iar ne ajută, din punct de vedere turistic, ne ajută foarte bine. Eu cred că ar fi oportun să ne zbatem un pic, să prindem și terenul de vis-a-vis, unde se construiește foarte bine. E vorba de 19 de ani, nu știu care a venit la conversa. Ar trebui să găsească o soluție, să fac o pasarelă, să fac un... Da, sau ceva subteran de... Eu zic că ar fi bine să le facem pentru treaba asta. Doamna, e mai important. Arica, Sturiu și zona de acolo.
ceară avizul de la domnul, studiază și, și aspectul de acolo. Mai avem o solicitare de plus de la domnul Mina, cred, acolo. Mina, da. La domnul Mina. Vom vedea. Vom vedea. Nu este faza, nu este varianta finală. Oricum putem revenea asupra ei. Doamna Badiu, cât lumea este ocupă de avizul acolo, are ca temă undeva. Au fost din măsura tot acolo, studiată zona. Și chiar putem să avem în vedere și dezvoltarea turistică. Eu mi-aș dori tare dacă am putea să delimităm zonele astea, adică să dăm efectiv destinații clară, exact cum spune Bogdan, zona Helen. Aia e preponderent turistic. Nu avem ce discuta. Știți cât ne-am, ce discuție am avut cu o hală din mobilă sau ceva cu fabrică din mobilă. Adică lucrurile trebuie spuse în toate care vor. Să arătăm și noi ca o comună dezvoltată, armonios, așa să zic. Tehnică, nu numai decât al cuplului, pentru că el cuplul trebuie să viseze, întrucât el eliberează, eliberează autorizațiile și avizile pentru construcții. Și atunci el trebuie să fie atât de bine pus în temă cu ceea ce înseamnă cuplul, încât nu trebuie nimic să-i lipsească din când, când vine cineva să-l întrebe. Pentru că am avut probleme când s-a fost o conductă de gaz între vii și s-a ajuns până la poliție, au fost atâtea probleme. Nu. Deci, omul dacă a venit, într-adevăr, este la început, dar am rugămintea ca încet, încet să pună la punct și oricine vine să-i solicite, dintre consilieri cel puțin, să îi se dea răspunsurile concrete și corecte. Așa. A doua. Referitor la zona Metalbac. La zona Metalbac, văd că l-am, atunci, în 2004, s-o extins cu cât s-o extins, acum îl mai extindem un pic. În mare, 2004. Buletinile, în 2004 s-au făcut. În 2008 s-au terminat. Așa. Deci în luna noiembrie 2004 l-am pus, când am intrat prima dată primar. Zona Metalbac, nu avem o denumire. Adică, sunt unii care au buletinile pe dealul mare. S-a discutat asta mai înainte. Da, să nu, dar eu ce vreau, păi, dar văd că acum se extinde și mai mult. Aici noi trebuie să separăm. Păi am vorbit asta, asta am vorbit mai devreme. N-am vorbit, am spus ce... Deci, de la capăt. Nu, dar e proiect, e proiect. Deci, la zona asta trebuie să-i dăm o altă denumire, ca să poată să fie bine identificați către cei care au. Domnul, eu i-am explicat domnului Prestaru, s-a discutat aspectul ăsta mai înainte, a fost o propunere a domnului Radu, dar o să mai discutăm asta. Bun, domnul Radu, am încheiat. Dacă nu, mai departe, cine mai are cuvântul? Domnul Romică, vă rog. Colegi, ați terminat? Da, da. Nu a fost la ce cuvânt, vă rog frumos. Delimitare echivalat și întregiri. Limitare ustătivă. Așa. S-a modificat, adică la pânză, am făcut pânzuri la pământ, da. S-au manipulit și anumitate și la domnul care trebuie să mutăm indicatorul de la licuviță, jos la mărința în porți. Limitare pățită de din porți și trebuie să specificăm pe hartă barațul din Măgăla. Este delimitate. Nu sunt delimitate satele componente ale comunului. Când a fost treaba cu proiectul de asfaltare, domnul primarul zice că nu poate asfalta din cauza băieților la măcinere. Să știți, eu o să nu mă spune. Drumul de obicei, drumul de obicei e... aparține celui căruia îi se adresează în cea mai mare proporție. Adică nu putem spune cu fărul ăla, că între ei merge la mărginea, deci la fărul, dar
Că de la Măriuța pleacă o arteră către... Apropo de puze. Da. Eu am făcut puzul din banii mei. Deci am făcut în 2009 când am picat pugul, da. Solomon Nicoliță n-a fost finit de pe cum. De ce? Drumul era... Deci drumul era făcut. În 2009 ăștia a fost venit primar. Păi de asta îți beneficii discuțiile astea, domnul. De ce domnul a spus, domnul Vici, atunci a fost pe fază? Eu am dat acolo 50 de ani, 500 de metri, de ce? Nu știu atât ce a făcut aici. Eu mi-am luat de acuma de ăsta indicatorul din Măgura, dar de culință poți. Îmi dai seama mai ce se întâmplă aici așa. De ce? Domnul... Și am văzut un trasă de bani din buzunar acum, sute de milioane, ca să ne facem pus. Domnul Rovei, normal. Altul a fost și traga. Dar nu de asta, dar știu. Dar dumneavoastră, dacă i-ai lăsat domnul interesar acum o întrebare, aș trebui să intrăm în dialog. Da, trebuie să intrăm în dialog. Și nu și-a gândit. Nu. A spus, mai aveți ceva de spus pe acea subiect. Nu mă mai că o poate să te opăt, dar nu mă gândiți cu ăsta. De acord. Domnul Talat, o secundă, lăsați. Vă dau cuvântul, la domnul. Domnul era consilier, eu vineam cu șalii primării, doar atât făceam. Am înțeles. Bă, domnul Talat, vă rog să-l ascultă în primul. Deci s-a lăsat o întrebare. Era spre asta. Mă rog, dau telefonul. Stai, ce pe cum dau telefonul la domnul Talat. Dragul, te rog. Da? Vreau să domnul primar, dacă se pensați în 200. Sunt, a spus mai devreme că la OCPI este delimitat. Este clar. Pe Graința sau Hotarul, între cele două comune, Mărgura și Mărgura. Da. Știu, mai devreme a fost un cetățean, nu știu dacă l-ați văzut, spune domnul Vici știi, stă în Barat, stă în Mărgineni, stă pe strada bisericii, dar ieșirea lui din pe poartă e pe strada între vii, din Mărgura. Deci el când iese din proprietate, depășește limita proprietății pe poarta dânsului, pășește pe strada între vii. Dar pe buletin apare pe strada bisericii, în localitatea Barat. Ce se întâmplă? Întrebări? Ați stabilit ăștia de la Mărgine? Ați stabilit care e limita de... Limita administrativă a comunii, deci stă la avem bordat, nu se discută, aia nu se poate... Strada bisericii din Barat, din câte știm noi... Are casa bordatul din Barat, dar are și... Da, cu are buletinul pe Barat pe strada bisericii. Strada bisericii, de unde până unde? De unde pe nu știi de unde strada bisericii la comunei Barat, la comunei Mărgineni? Păi aici mi ai de spate de unde. Până unde, de unde pe unde, știți unde? Păi aia e problema. Deci, ori buletinul cetățeanului respectiv, la bisericii de la biserica din Barat, până jos la... pe strada noastră din Trevii, cum vine prin față ca Dulcinea, și coboară până jos la Șefrici. Deci se suprapun cele două străzi, din câte am înțeles. Să suprapune strada între cu strada bisericii din Mărgine. Jumătate din jumătate. Dacă limita este la proprietatea... Stai o leacă, tu nu ți-ți înțelegi. Păi de ce nu poți? Stai o leacă. Păi nu știu ce zici. Păi tu vrei să spui așa. De strada între vii. Are da. Anumite porțiuni care se stau la drumul 10. Da, 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 sunt suprapun cele două străzi. Unde? De la Dulcinea, mai dincolo. De cum ieși pe strada bisericii? Da. Care e strada care vedea? De acolo până jos la... Intrarea Măgura din Cepa. E strada de stângea Măgura, din dreapta e Măgura. Da, domnule, dar și strada este respectivul? Păi da. Da, dar... Care e drumul de bani în cazat de bani? Păi, pe strada între ei. Sau pe strada bisericii? Domnul Radu. Întrebarea mea asta e pertinentă, dar are treabă cu proiectul ăsta de ordinea de zi. Da. Nu ține din trafic. Dacă spune clar că pugul delimitează clar, dacă pugul curitar delimitează clar limita, hotarul între cele două comunii, atunci nu știu cum au făcut proiectul de stradă cei din Barat. Vreau să vă spun așa. De asta vă spun așa. Delimitarea Cotarul, mai exact, da. Deci pe undeva prin spatele caselor, din ce am văzut de la OCPI, din ce am văzut la... prin spatele caselor? Caselor la cei care locuiesc pe partea Mărgineni. Deci drumul este clar și mă, bun, și respectivul... Absolut. Are casa pe teritoriul comunei Mărgura?
apă mai pură? Din ce am văzut eu făcut de topometristul ăsta, da. Dulcinea aia, din stradă, are adresă. Domnul Rădău, dar intru eu într-o discuție lungă. Da, că așa vreau să-i spune. Da, eu zic că stă jur la tăia. Are adresa prin margine sau prin... Da, dar am hotărât prin margine de un margine. Ce stradă să are? Ce are adresa prin margine. Ce vină? Dulcinea. Mărul la trebuie, da, la simulează. Plătești impozit la Măgura pe plătirea aia? Domnul Dăscălescu, domnul Răducu, gata, încheiem subiectul. Da, nu plătești, nu să stau niciun încheiat. Mai sunt, domnul Tala, ați făcut două întrebări. Bun, haideți să vedem un pic, haideți să ne plecăm la ter. Mai sunt alte modificări, domnul Răducu, lasă-l un bulu, haideți să vedem să ne referim exact la problema asta. Mai sunt alte modificări. Dorește cineva să mai facă propunere vis-a-vis de ceea ce e propus aici? Să zâmbeam mie bani de apoi, dar cum vreau să spun. Da, domnul Rei, eu vorbesc. Nu, 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 să modificăm și eu nu știu. Domnul Tala, aveți vreo propunere? Ai o cameră vis-a-vis de suprafețe propuse, trebuie să mai avem ceva. Bun, pentru că trebuie să discutăm. Dacă se dorește niciodată, dacă se dorește niciodată, dacă se dorește niciodată. Domnul Dragi, domnul Rămică, facem dialog, hai să plecăm acasă. Poate vine ceva. Exact, știu, și cu tot testarea. Bun, vă rog frumos, domnul Dragi, spuneți. Să audă domnul Dragi. Dacă știu de dezvoltarea zonei turistice, ca domnul Păun, acolo și acolo sunt foarte mulți cetățeni în care accidental, am și eu niște terenuri acolo. Accidental? Da. Mă râs, băie, da. Vreau și eu să, dacă vreți, dacă toată lumea a spus că aia, corul cu bărușine, zic, dar bineînțeles că am și un interes să nu să fii băgat așa, am întrebat dacă pe pești. Și-a fost atât de greu să spui? Da, mai greu, băi, dacă v-ați întrebat, nu vreau să spui. Dar arată, vine și un două arată. Este acolo. Arată pe hartă, arată. Nu, haideți să dați-o voie în calitate de ședință, ca să ne rugem fiecare cu ce propune are. Propun ca fiecare coleg care are o părere, avem, poate să vină și o consultare publică, poate să vină să discute cu domnul primar, deci, asta domnul vice, varianta final, noi varianta finală. Vreau să-mi dau și eu cuvântul, că iar am și eu cuvântul. Să-mi iau cuvântul. Ai ceva ce subiect, nu? Bun. Mai încălzit. Să nu fii zonă forestieră. Nu, nu e zonă forestieră. Ok, da? Vreau să salut acest proiect. Dacă ne amintim, acum un an de zile, domnul primar a venit cu o hartă aici de masă, ne-a mai dat fiecare cu părerea. Am stat, nu știu, acum un an de zile, cam așa, asta și ne-am dat cu părerea. E un proiect foarte bun, doar că trebuie să fim pregătiți. Bogdan a spus că Comuna Măgura cam își schimbă profilul și devine o zonă de interes ca și viitor cartier al Bacăului. Zona periurbană se cheamă, noi trebuie să fim pregătiți. Zona periurbană. Asta este. Da, dragi consilieri, trebuie să fim pregătiți că în comuna noastră, având în vedere Maria Travilanu, vor veni oameni, vor veni băcăoani, italieni, străini și toate națiile. Trebuie să fim pregătiți să le asigurăm utilități. Trebuie să le asigurăm drumuri, trebuie să le asigurăm apă, canalizare, energie electrică. Trebuie să fim foarte atenți ce proiecte avem în calcul pe viitor. Dacă toți dorim să mărim intravilanul, să fim ferm convinși că vor mai veni cel puțin 1000-2000 de oameni să-și construiască case în această zonă în anii următori. Așa că, domnul primar, vă rog ca în viitoarea strategie pe care o trebuie să luăm în calcul utilități pentru aceste zone infrastructurale. Nu am nimic împotrivă vis-a-vis de ceea ce spune dumneavoastră. Vom trebui aprobate și utilități, dar zona este mult de vorbit și vorbit cu oameni. Când va crește și bugetul, comunii Măgura vom găsi soluții și prin programul despre care vorbeam anterior. După ce vom lua la pasul altă comună, să identificăm materia impozabilă, neimpozitată actualmente, pentru că sunt foarte multe situații în ziua de putere. Corpuri, adică, va crește bugetul. Acum, eu zic așa, că dacă tot se mărește odată la 10, odată la 10 ani se actualizează planul de urbanism general, trebuie să o gândim pe termenul. Adică, spun toți ceea ce a pățit de Metalbac,
Că știu că ne încrapăna la un moment dat, dacă să mai băgăm și tronsonul 3, am băgat tronsonul 3 partea de la deal, tronsonul 3 partea de la vale, nu, tronsonul 4, nu, tronsonul 5, nu, adică și o zonă în care sunt cerinții maximi veșnic, în fiecare zi, prin oameni și înțeamnă domeniu, îl introduce și stabilat, doresc să construiesc, pot să construiesc. Și păcat să nu răspundem pozitiv la solicitarea dumneavoastră. Deci toate problemele care apar prin pretenții celor care construiesc după aia. Și vin și fac o grămadă de ceri. Poate susținute, poate nu, la un moment dat, că le trebuie tot felul de utilități. Noi, în dealul mare, sunt de 100 de ani. Nu știu dacă a făcut cineva grăgii la fel de mult cum au făcut cei din zona Metalbac sau din Trivii, ca să spunem pe aia. Da? Deci le-ați dat voie să construiască, le-ați dat voie să mute în Mădura, n-aveați construcții, dar oameni buni, mai ușor un pic, că trebuie să facem și pentru cei care au trăit destul de aici. Ce da? Poate atestații documentare. Nu mai sunt. Deci, în dealul mare, n-au venit vreodată în dealul mare să spună, doamne, vrem asfalt. Vrem din tăti, vrem că suntem aici și vrem. Aia din Metalbac, cred că țepă din 20.000 de ori mai tare decât țepă aia din dealul mare. Dacă acum mărșim intravila, o să vină românii să facă case, să facă blocuri, să-și facă orice pe acolo. A trebuit atenționați și spus, să semneze că nu suntem obligați să le asigurăm utilități în momentul când le dăm autorizat de contul. Pentru că sunt oameni care astăzi îmi spune, cum a spus și domnul Romică, că de ce să trage gaze în dealul mare pe banii primării și el a trebuit să-și plătească gazul, să-i dea banii primării înapoi. Cum e posibil așa? Cum ajung ăștia să gândească în felul următor? Hă? Păi de ce, domn primar? Când dumneavoastră le dați autorizații, îi spuneți frumos, dă-i domnule bătaie, fă-ți casă, fă-ți tătii, și după aia vine și dă cu bunul masă la primărie. Vreau utilități. Ce spun de precizarea dumneavoastră vis-a-vis de faptul că ei nu au pune, să semneze efectiv, că nu au pretenții la utilități. Adică în măsura în care nu vorba de asemenea utilități, e regulă să facem lucrul ăsta. Dacă vorbim de căi de acces, pe toate zonele despre care vorbim, vor fi căi de acces private. Adică, haideți să luăm zona Metalbac. Avem drumul principal pe care avem gaz, apă, canalizare. Ceea ce vor face de aici înainte dumnealor, sunt pe drumul în cote indiriz, adică proprietate privată a lor. Da, domnule, prima și întreținerea și lucrările și toate acestea sunt proiectate. Bogdan, asta tot pe domnul Soreț? Nu-i bine, nu-i bun din orice zi. Răducu, dacă dați acum autorizației construcției, unuia din zona care se lăgește și așa, și drumul să-l facă sâlbul, să-l face la limita legii, să-l facă în gust, să-l facă în tăi. Răducu, ideea se ține. Să facă cerul, că o să-i doar diferența, să-i fost capa, să vină pompierii și nu o să-mi scapă mașina mobilă. Mare mașină, partea aia, cum ar da drumul. Păi tocmai asta, dacă se dați voie să vă spun, tocmai asta vreau să evităm. Deci vreau să evităm situații de genul Metalbac, da? Pentru că oamenii și-au făcut pe cheltuiala lor puzuri, da? Când și-au făcut puzul, au închis exact ceea ce avea cumpărat, nu au mai ținut cont de drum, pentru că drumul era considerat drum între tablare sau cât era de 3-4 metri, și atunci și-au pus gardul unde avea limita de proprietate. Ne ținem cont de o dezvoltare viitoare. Adică nu s-au gândit că ați mai fi vecini și cu Ionică și cu cine mai vrea. Dar după oamenii aia de loc. Ai trâmpită din ce este astăzi în Metalbac. În mod normal, toate zonele astea trebuiesc
făcute puzuri după aprobarea PUC-ului, adică zona... Puduri. 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 Deci, cam așa ar trebui. Puduri. Prin regulament. Prin regulament noi o să stabilim exact, o să stabilim exact categoria de drumuri, ce dimensiune trebuie să aibă și poate... Sonia, te rog. Pentru că dacă vor face continuare puzuri, va fi aceeași dezordine ca, ca în Metal Park, zona de, de sus de aici. Și n-am, domnul Talabă, trebuie spus și transformatoare, nu? Trebuie spus și două chiar. Domnul Sorin, luați cu domnul, gata, gata, vă rugați, să uite. Domnul primar, dar și trebuie să vă rugați, vă rugați, vă rugați, vă dialog. Dar e o zonă, e o zonă în care se cere, adică în plină dezvoltare, și de ce să nu facem extindere de rețea? V-am felicitat. Sorin, te rog frumos să iei cuvânt. Am zis să calculați. Da, 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 te rog frumos. Sorin, dacă tot ați adus, Sorin, așteaptă un pic, dacă tot ați adus vorba, astăzi am, am semnat și contractul cu, cu EONU pentru scoaterea în licitație a lucrării de acolo, dacă tot ați întrebat domnul Talab. Adică suntem avansați cumva cu lucrării. Avem 2 miliarde jumate prins în buget, vreo 5 miliarde total. Dar erau 11 miliarde? Păi nu, că l-am părțit în două, nu ne-am permite să... Am părțit lucrarea în două. S-a semnat cu EON? Sorin, domnul Răducu, mai pot. Notați-vă întrebările și adresați-le la diverse. Domnul Sorin. Cu el că a scris. Vreau să-mi trece un pic prin corect. Mai da, sincer, a fost coreața noastră, a tuturor. Să lucrăm în colaborare cu EON. Deci, voi ieși sumele astea, asta nu cred că poți. Domnul Sorin a renunțat la cuvânt, îi dăm cuvânt. N-am cum să nu fiu de acord cu domnul Radu, cum te-a foarte bine. Mi-a zis că aminte când s-a început să se construiască în coramentul în bat, se depună cerere la primării, că n-am nevoie utilități. Așa este, domnul Crețaru? Ce? Aici, în zona Metrovac. E foarte bine, domnul. Veneau, domnul vrea să fac acasă de vacanță, de aia corp, ia scrie. N-am nevoie de utilități. Ce mai bine? Așa declară. Acum a trecut o perioadă de timp, ori, nu știu, domnul Radu, ori utilități, ori aia, el deranjează câinii, nu știu ce mai. Am zis că detrimentul la ofensiva asta, la modernizării, și la băștina și suferă. Păi asta vreau să spun. Haideți să o luăm aleatoriu și așa. În ordine firească. Sunt oameni care stau cu acuitață, care stau pe razoan. Trebuie să o luăm. Eu înțeleg că o să se dezvolte comuna și trebuie utilități. Dar utilități și asta ar trebui să atragem investitori ca să trebuie. Așa că din construire o să construiască domnul Mărușchel și fără utilități, și cu utilități și fără utilități. Important era să atragem investitori, îl punem pe el la dispoziție. Asta s-a promis. Asta e doar la stadiul de campanie electorală. Domnul Cleșcă. Și eu sunt în asentiment cu colegii noștri de Consiliul Local. Trebuie făcut un regulament de construcție acolo în zonă. Obligatoriu. Doar cum ați văzut anul trecut, s-au băgat câteva drumuri în domeniul public, drumuri care au venit din cote indivize și s-au făcut. Nu, nu, nu. Au fost cereri. Au fost cereri. Trebuie să avem în vedere pe termen lung că vor veni dacă nu în viitorul apropiat, în viitorul îndepărtat, drumurile acelea vor veni către administrația locală și în administrarea comunei Mărgurile. Trebuie să ne facem și noi un regulament, să-l avem aici, un regulament de construcție în cadrul comunei, pe care să punem în vedere în momentul în care se vin dezvoltatorii să dezvolte zonele respective. Pentru că sunt diferențe de drumuri. Sunt drumuri de 3 metri, sunt drumuri de 4, sunt drumuri de 6. Adică trebuie să le atragem atenția și să ne respecte regulile noastre, nu regulile lor. Pentru că interesul lor este să câștige. Interesul nostru este să fie armonie și să fie o comună echilibrată și din punct de vedere arhitectural și foarte bine structurată. Da. Bun. E foarte... Nu, că a fost o întrebare, a fost o întrebare sau a fost o precizare? O precizare. Atenționare. Domnul Radu, haideți să nu înțelegeți. Pe partea dreaptă, pe partea dreaptă, pe drumul Metabal, sunt 3 drumuri care au fost întotdeauna și sunt fac parte din domeniul public. Cei pe partea stângă sunt drumuri toate în cote indiviză, afară drumul care merge spate la postul de poliție, primul. În rest, celelalte 210 drumuri sunt drumuri împotrivite. Care sunt în rol la administrarea proprietarilor din zonă. Eu zic că vrem, vrem comuna cam așa arată, la 2 pași de oraș și se dezvoltă. Poate solicitări. Cam haotic.
Păi, tocmai asta vreau să evităm. Exact ce spuneam mai devreme, facem cu ușor, o să impunem prin regulament exact restricții, tot ceea ce considerăm noi că este, este benefic pentru, ca, eu știu, Pistean și alți arată ca o localitate risită. Să nu avem mai multe situații de drumuri de 3 metri, de 4 metri, de ce avem sus în partea de sus a Metalbacăs. Și eu cred că vom reuși să impunem un pic de ordine. Dacă nu o să avem drumul în proprietate publică, o să fie. Hai să mai facem mai noi. O să vreau iluminatul public. De exemplu, acum sunt iluminate toate străzile particulare. Domnul Răducu, vă rog, hai să ați luat un dialog. Eu îl propun la funcționat. La prima vedere, așa, pardonule, drumul pot în diviză, da? Dar și nu ne-am luat să-mi plătăm taxi impozite, adică plătești chiar pe descoapte să... Eu, unde am consiliu firme, sunt într-o zonă publică, privată. Da. Eu nu sunt tot indivizul. Nu-i iluminat și nu mi-a spus ce-a spus pe care. Am făcut cerere și am spus de vreo două, trei ori. Am făcut la dialog. M-a luat să studeți agentele. Răspunde că la tine este de masă, nu dă o întâlnește. Haideți să ne împoprim. Da, da, ultima. Da, da, da. Haideți să supunem la vot acest proiect. S-a discutat pe de... cu modificările respective. Da, sunt aprobate. Cu modificările de pe hartă. Și propunea domnul Radu, vă rog. Declarat domnul primar. Domnul primar a făcut cu modificările de hartă la Șorate acum. Eu am spus în capătul străzii mei unde locuiesc, acum unde este rând. Eu nu sunt de acord ca ăla să fie timpul de întreabă. Acolo sunt depozitate deșeuri. Și se depostează în continuare ăla nu are rost. Domnul președinte, nu profitați că sunteți președinte. Hai să spunem la... Eu aveam dreptul la două intervenții. Asta e a doua. E așa, da. Bun, domnul Mihai, am avut nicio intervenție. Vă rog, mai mult sunt făcut. Domnul Vinsă, vă rog. O morță să le acordă. Dacă trecem în Travelan, îl va folosi cineva și să stăpim. Cei care de acolo. Da, stați acolo, mai mult respect, mai mult. Nu, eu știu, mă, da. Îl transmit mai mult și de la urmă, așa, de la cinci, mă, spunește acolo, mai mult. Acolo vreți, nu-l băgăm. Eu știu ce pățăți acolo. De teren pe care îți poate construi. Acolo sunt de ce jos, băi. Asfalt, acolo nu e la urmă. Să vedeți acolo, să vedeți. Acolo, este un proprietar. Rămători de la carne și de alea. Acolo, cum se construiește? De fie bun. Asta nu este varianta finală, asta este un aviz de principiu, cine este pentru? Un aviz de principiu, da? Aviz de principiu, deci, cu modificările de pe hartă și cu articolul completat. Deci, ca să votez, se pot face modificare oricum? Da, cine este pentru? Notați cu modificările ulterioare. Și vă rog să mai notați când s-a luat din prima oară când votează, da? Domnul Tristaru, asta este un modificările propuse. Interesul lui, nu? Cu modificările propuse. Toată lumea este de acord, domnul primar. Nu este nimeni pentru, nu este nimeni pentru. Doamna secretară, și vă rog să notați că prima oară când s-a luat votează, da? Deci avem un documentar. Vă rog un pic. Haideți să o zic și doamna secretară. Deci avem 14. Domnul Chitit. Da, ok. Avem 14 voturi pentru că doi colegi au plecat în dezbatere, da? Unul singur coleg a plecat în dezbatere, nu e variant, domnul Ciorcini plecase dinainte, nu se ia în considerare. Sigur, da. Deci este 13, da? 14. Ciorcini era la vot la... Suntem la 14, doamna. Nu mai știam măcar. Proiectul numărul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 5 din HCR numărul 43 din 26.04.2018 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, și aprobarea listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă, domnul Răducu, domnul Chitic, și canalizare, care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Domnule primar, vă rog. Este singurul. Trebuie să revenim asupra votului. Deci discutăm de punct. Îți dă și pe votul.
Păi da, domnul Ciorcel a zis că este de acord, dar era în timpul de turului. Era când se dezvădea, deci da, da, o am considerare. Da, da. Ori notez, ori nu notez. Ba da, da, da. Dacă omul era, domnul Ciorcil, a spus domnul președinte, a plecat la 17.40 când se discuta, domnul Puiu a plecat la 18 și a zis că e de acord. Da, corect. Deci mă gândeam că am deci, un lucru. Bine, ok. Deci, până la 8 sunt 14, de aici încolo sunt 12 consilieri prezenți. Ei și-a exprimat în timpul dezbaterii. Probleme? Haideți să ne înțelegem, fost la nota. Fost 5 ani. Deci domnul... Au 2, nu? Da, nu 2, 14. Bun, au fost într-un timpul dezbatere. Este vorba despre o modificare proiectului de hotărâre. Domnul Leonard Corbuleanu nu mai este dumnealui președinte, este doamna Gireanu. Și atunci trebuie să facem o modificare asta. Așa l-au vrut și dumneavoastră pe la... Ești bine. Scăpat, atunci așa trebuie să faci modificarea asta. Bun. Domnul Tanaz are de adresat o întrebare domnului primar. Nu, am de făcut să ne dragi colegi, data trecută s-a reproșat că nu am citit foarte bine că am pus niște întrebări. Trebuie să sesizai cum e doamna... Când nu-i domnul Leonard, era doamna general. N-ai citit? Nici noi nu am citit, probabil. Eu am citit foarte bine, dar l-am lăsat. Dar n-ai zis. Deci, eu consider că ce am votat atunci este mult, pentru că am votat un act care se spune, uitați aici, președinte Leonard, nu știu care, Stavarache, și eu cred că trebuie desfințată această hotărâre și repusă pe din nou. Pentru că am votat greșit, pentru că mi s-a pus un alt contract, exact ca și deci este nul. Nu este nul. Din punct de vedere juridic, organizarea... Domnul Tatar, permiteți să vă combat legal aici. Deci statutul ar fi trebuit... Nu, lăsați-mă un pic de semnături. Chiar semnăturile alea de la începutul adinului, vă spune Vitor. Statutul adinului... Da, și care e problema? Și care este problema? Mâine nu o să mai fiu nicio și un act emis înainte de a... când eram eu, nu mai e valabil. Este valabil. Deci în statutul adinului... spune că președintele se schimbă din 2 în 2 ani. Actele pentru cei când au fost în funcție rămân perfect valabile. Pentru că a fost o eroare și s-a trecut acolo în actul, în documentul de la de la ACRA. S-a lăsat pe domnul Leonard, au îndreptat-o printr-un document oficial, hotărârea ADIP, care ne spune cine este președintele ADIP și pe ce perioadă. După ce am făcut. Da, după ce am luat și modificăm. Deci, domnul Talal, vedeți că deși dumneavoastră ați văzut și știți foarte mult. Mi-am dat seama. Și judecătorii mai greșesc și fac îndreptări din erori materiale. Nu cred că o să fim noi mai... Nu putem fi mai catolici decât fac. Oameni suntem în lume. Dacă nu mai sunt alte întrebări, doresc să supun la toți acest proiect. Cine este pentru? Abțineri. Abțineri. Deci eu vă împotrivă. Nu, dar a fost nouă pe Constant. Aici mai pune, a fost proiect numărul 7. Proiect de hotărâre, domnule Ilie. Vă rog frumos să vă țineți mai puțin până la diverse. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 1 a bugetului local pe anul 2018. Domnule primar. Da. Sau domnule primar. Vreau să fie doamna contabilă. Aici azi avem de actualizat prețul la cele două investiții pe fonduri europene conform cursului euro. Da? Bărții europene. Asta, de fapt, facem noi prin proiectul de hotărâre de astăzi. Și introducerea pe lista de investiții a căminului nu aveam contractul semnat la... la vremea respectivă. Asta e.
Noi chiar am discutat aseară la ședința de comisie asupra acestui proiect. Apoi e o chestie normală, așa se procedează, trebuie trecut în lista de investiții și trebuie trecut un buget ca și cum banii aia o să se grăbeze prin conturile Comunei Mărgurea și normal ca și cum ar fi bugetul nostru. E ok. Dar acum sunt și alte întrebări. Domnule Talar. Deci este vorba doar de diferență de curs? Da. Trebuie actualizat întotdeauna, că e centrală europeană și la fiecare greșimă. Bun. Cine? Domnul, vă rog, rectificări la buget nu se fac în al treilea trimestru, de obicei. Dacă vorbim de sume. Dacă luăm. Ai de mai curs. Dacă luăm de un dacă pe altul. Am întrebat. Bun. Cine este? Zic să vă gândiți să faceți cuvântă, că la ce e stabilitate? Cine este pe acolo? La ce instabilitate politică în țară poate mai crește euro cu vreo câțiva bani. Hai, da, hai, 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 domnul Mică vrea să ia cuvântul. La divers? A, cine este Petru? Hai, 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 ca să nu mai... S-a obținut cineva, cineva împotrivă? Nu, 12 pentru, da? Dragi, dragi consilieri, dragi consilieri, propun, am ajuns la secțiunea de diverse, să dăm cuvântul invitaților și apoi discutăm noi. Vă rog frumos. Hai, domnule primar, domnule secretar, domnule consilier. Se vorbește mult și prost, vă ascultați despre asta. E ceasul, deci sunt 2:30, de condiții. Nu se percepe cu bani, 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 bani. Și știm toți că nu este bani. Bun. Însă o domnul mă întreabă cineva. Cine a dat autorizație la omul ăla pe Corană, care a închis cărarea, care făcea legătura dintre Sodom și fundul băi care a trecut de pe apă. M-am uitat la problema de asta. Cine a dat autorizație la chestia aia? Domnul Trăistarul poate să spună că era pe ceva. Ce autorizați la ce? Autorizație de construcție de închis cărarea, care făcea legătura între Corană și la... O închis, închis cărarea. Deci nu se mai poate circula. Cum sunt? Dar omul ăla cum a construit? Gat, casă, masă, nu. Domnul Camăleu, ați făcut o solicitare scrisă la primărie în sensul ăsta? Eu? Da. Nu. Bun. Am să o fac. Sunt oameni care au bucăți și nu mai poate să meargă la bucată. Da? Da? Au bucăți, n-au cum să iei, omul închis. Pe corcală, pe stat. Bună, a doua. Statul că este bine, domnul secretar, să nu te zic. Ca să iau, da? Ca să luăm act în rământ. Dacă trebuie o cerere cu semnături, eu o fac și o aduc. Trebuie să o recitare. Nu-i treaba mea. Domnule, trebuie să o recitare scrisă, din asta e treaba aparatului. Aparatului primării. Da. Și o să nu ne vedem. Bună, a doua. Ai ca să tot mă întreba. Vă rog. Domnul, mă tot întreba. Hai, lasă nu. Deci acolo, pe terenul respectiv, omul și-o dobândit terenul personal din care e cărare. Cărarea era prin proprietatea cuiva, a urmeamnă. Ei, dacă omul vândut terenul, nu înseamnă că cărarea poate rămâne, că putea să rămână. Pentru că el are un act de vânzare cumpărare. Asta e cărarea de la Uriciu și cărarea de acolo e trecută în actă. Nu, o cărare la Uriciu a vrut. Deci oamenii au plătit lui Uriciu pentru un metru, Manolis, Petrovici, că era, că trăia cu noi proiectorul toți, au plătit și au lăsat un metru între Gheorghecaia și Uriciu, din bucata lui Uriciu. Deci să schițăm mai mic, așa, să fie că dacă intrăm în profunzime, nici nu stăm pe tot acolo. Îl facem la 60, îl facem la 30. Îl facem mai mic. Ba, dar o să meargă până sus, până la... Al de chestii. Tot o să se sare trebuie să facă aici, la fabrica de conserve, la... Așa, mi-a luat 71 de metri de pământ, din pământul meu. Domnul Trăistarul știe prea bine. Este un drum de exploatare. Corect. Roata va să fie fiectat acolo. Dar drumul de exportare e 2 metri, din gardul unde are domnul Marian, dacă mă cheamă, are 2 metri de drum. El și-a lăsat 4 metri din gardul lui, la tața altă, și-a pus 6 metri drum. E corect. Dar e prima... Eu nu știu cum o vedeți dumneavoastră, trebuie să vedeam un pic și pe hartă să vedeți pe și vorba. Avem hartă aici. Eu ca idee zic că v-ar avantaja cumva drumul ăla și dumneavoastră, cred. Cum se rămânește?
când stric acolo, mi-e lăs 2 metri din gard, pe drum de exportare, care eu îl plătesc. Eu plătesc impozitul de pământul ăla. L-am lăsat noi, care suntem acolo, dar eu și-am făcut 10 metri de drum, eu îi trecut inul meu. Acum, la noua reorganizare a cumului, nu intră și capătul de proprietatea dumneavoastră, intră intravilat. E primul de la drum chiar acolo, înțeleg. Da. Da. Păi sunt eu, dumneavoastră, pentru mine, am costat încredarea, o să-l știi. Deci trebuie 9 metri și n-ai nimic. Acum, dacă intră în intravilan, nu mai consumați. Dacă intră în intravilan, având drumul ăla acolo, pentru că puteți construi casa acolo, puteți face ceva și atunci nu va fi. Având în vedere că dumnealui și a extins drumul pe proprietatea dumneavoastră, nu e în regulă, adică trebuie și văzut. Eu am metrajul meu dat tot, eu îi lăs 2 metri din gard și am făcut șansă. Și poate credeți toată gândirea și sănătate. Domnule, poate să ne deplasăm în zona acolo, să luăm legătura cu domnul Potachi, să te dăm exact ce ne-a făcut. Eu am fost oară cu domnul Neapăsă. Înțelegeți-vă, faceți cu pașă. În mod firesc așa ar trebui să fie producție comună, să vă ațineți. Eu sunt trecut ce fac campanie electorală și nu știu. Am nevoie de bani, știu, de o mașină, de un Audi, de un chestie. Domnul Cavaleu, vă rog. Era diversă. Nu. Vă rog, hai să vă strălăm. Să vorbească cu omul de... Domnul primar. Dar o să-ți voluați voi și tu ședinții. Eu v-am spus niciodată. Eu întreabă, eu sunt întrebare, vreau să întreb. Da, de stați întrebarea, ai ceva ce... De ce bună pare prezidențială? Dar pe ce ne întrebați? Păi nu, stați nu, ce... Domnul președinte de ședință. Dacă a început campania electorală, el trebuie să știi. Păi dar nu-i trebuie ca la altă ceași uniță, poate un poate am doi sau trei. Domnul Cavaleu, ca să nu facem dialog. Eu am cazat de președinte ședința, eu modelez ședința asta. M-ați ales consilierilor, rămâne cum spun eu. Domnul Cavaleu, întrebarea pe care o lăsați dumneavoastră este ține de consul local sau e o întrebare generală? La mișto. Vă rog frumos să respectați această comunie. A început campania electorală? Nu, domnule profesor, domnule. Asta e, mulțumesc. Am întrebat. Aveți alte întrebări? Ultima întrebare. Vă rog. Începe cu vama bună. Cu vama bună. Am solicitări pentru că... Păi asta... N-a pus majoritatea așa la biletic, mai fost un plătare. Ai făcut plătare. Având în vedere că dumneavoastră ați câștigat anul trecut, cupa cred că vă revine sarcina dumneavoastră să organizați. Vă organizăm, dar cu susținere, cu sprijinul. Cu susținerea clara noastră. Unul conținii consilier care se ocupă de export, de... Să știți că există o comisie, este mai bine. Vreau să-i domnul Vărmă. Chiar cu indivon Talal, domnul Talal, scuzați-mă. Nu-i mai spune Talal acum, am supărțit. Domnul Ivanu Cavaleru, vă rog, frumos. Dar nu-i corect, domnule primar, să vorbim despre cineva la mișto. Dar nu știu dacă vorbești la mișto, ba da. Spune omul ăla. Vorbeam și eu întreb dacă vorbeam despre primar tot așa de vocalele. Da, dar chiar nu se poate. Deci mai spart timpul cu partea strângă. Asta se vorbește. Domnul cetățean, domnul președinte, ai devenit prea sincer, de care e de un prosit. Deci eu fac 18 ani, nu știu. Pune niște întrebări consiliului local. Nu fă dialog. Domnul președinte, oamenii ăștia nu vin aici să adreseze neapărat cu respectos sau, eu știu, cu tot felul de chestii politice. Omul vine și spune ce gândește și ce mai dă. Dar trebuie să-l ascultăm, dar stai, să-l pare super. Acum ar trebui să-l pun să ne pe domnul, mai spune, dar când am înțeles nimic. Mai care țin cu domnul Ferușcă. Vorbea cu rădupul și noi nu înțelegeam. Vorbește cu toți colegii. Dar el nu am că bărbunul să facem un sacer de aici cu președintele. Lucian, atunci luăm legătura cu voi, avem numărul de telefon. Adi, tu ești un președinte, ești consilier. Facă pe internet să votărâm o dată până când să putem face înscriere. Am înțeles, altfel. Promit că mă ocup de probleme. Bun. Luăm legătura și dăm mai departe. Și ultima care urmă, ce-i sorișat eu? Am văzut că sunt foarte santieri. La post, dacă vreți, vă arăt fotografii. Domnul Cavaleu. Nu, ați adresat întrebările, da? Ultima întrebare. Dar avem niște colegi, niște domnii care... Am o solicitare în satul Sotol. Eu sunt șef acolo, în comandă. Să pun niște semne, niște indicatoare cu limite de viteză. Să știți că e o propunere care am avut-o și la ședința. Se circulă într-un mar din sud în tăbrile la gaz, când merg cu mașină. Inclusiv șeful de post. Eu am oprit cu șeful de post și azi pe domnul Răzvan. Domnule, sunt tipul serviciu, mă trebuiesc, am o chestie bună, dar dacă sare o piatră de aia în cap la unul sau lumea,
O trecut alaltă era la cubutierii, băiatul ăla, m-am dus la cooperativă și am oprit ea sus, băi, nimeni. Mare lumea rufi pe sârbă, mare lumea copiii în o gază. Sunt la gază, bă, cu 90 la oră mergea. În ședința trecută din procesul verbal puteți vedea că s-au propus indicatoare rutiere în comuna Mătura. Dar nu în comune, satul Sodor. În comuna Mătura. Bun. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Ar fi frumos să așteptați și să ascultăm și domnii care mai sunt. Vă rog frumos. Domnul Marc. Da. Am fost în urmă. Am vorbit domnul Pusniț în jumătate de oră. Na. Și-au fost treaba și să vorbească, nu știu eu, am vorbit. Că am dat bine. S-a luat la un polemic proașul primar, s-a închis ședință. Da, acum am venit din nou. Când am intrat, mă băgea pe cât două hârtii, mă dă în tribunal, proașul primar. Pentru ce nu m-a lipsit. Deci, drumul de acces acolo a fost de 4 metri, de 60 de ani. Acolo m-am născut, acum 67 de ani, a fost până acum 5-6 ani. L-au modificat, o nepoată de atunci, nu știți, domnul Bosniță și-a făcut casă, da? Știți, vila aia. O băga cifră, cifră are 4 metri, dacă nu are 4 metri, nu poate. Eu am fost 40 de ani și am terit, s-a condus lucrări. Deci nu mă poate contrazice nimeni. A băgat traia, a băgat matarea și a pus târg. Vreau să fac și o casă, vreau să cipuiesc să fac casă și la fel. Vreau să fac cipul, vreau să fac traile, vreau să fac târg și nu mai drumul de jumătate. O văzut doamna așa, nepoata dumnealui, la televizor, că nu se mai poartă BG-ul în fundul curții, ci să fie lângă casă. Ei, spatele casă dumnealui e drumul și a făcut BG-ul în drum. Și din 4 metri au rămas de 50. Abia intru eu cu mașina, dacă am ăsta, obligile, trebuie să strâng una ca să intru acolo. Cum bag eu anul ăsta primul cont aici? Ați văzut că anul trecut am venit aici, adică cineva de aici, de la, cum se spune, un funcționar, a găsit o acolo ceva și în loc de tari la 35-36, cu liceu, unde am făcut plantația asta din Muri, am investit 6.000 de euro până acum și din cauza la treaba asta, cum am obligat să dau din Marian, tipul ăla, așa, dar meritam chiar 1500 de euro de ideală. Dar azi, iarnă, misterioșul și copilul, mi-a făcut o pagă de 2500 de euro. Mi-am mâncat ăștia de plantație. Pentru că mi-am dus pagat 36 cu 36. El vine aici să spun cum ți s-o permis toată și idei voi vrea să facă căcătoarea în drum. Atât. Și anul trecut, pe timpul ăsta, au venit niște țigani. Au fost pomenire de săptămâna la cimitir. Și o jumulit o creamă de cireș. Într-o săptămână jumătate, am mutat gardul cu metru jumătate, mi-a făcut să știți. Da, asta o zic bătut în brezul. E o expresie a lor. Când ceva nu-i drept, îi zic chirga. Ei, gardul, 99% din obligat, se face rechilibru. Unele două puncte, nu? Ei, o unit gardul lui Bosniță, dintr-o dată a plecat pe 30, 40, 50, un metru, o făcut corba până mergea. Păi, și intră mai bine. Mai, cum faci? Ce voie și o casă acolo. Deci nu poți să bag o mașină de baraz acolo. Eu las din terenul meu, așa e pe schiță. Mi-a dat ăștia, schița de la... că am plătit expert, trebuie să las 3 metri drumul de acces pentru vecini din bucata mea. Nu comună, eu trebuie să las. Iar ăsta pe 1,50 m. Deci eu las, iar altul vin și ea. Deci rețineți, acum 50 de ani erau 49 de persoane care știu drumul ăsta, 49. Am rămas și aici, în viața acolo. Care zice, tipic, drumul ăla poate 4 metri. Și în ultimii 15 ani, o ajuns de 2,5 m. Vă ajutați? Domnul Talan, domnul Tăristar, vă așteptați, vă rog frumos. Adresarea, întrebarea ați adresat-o domnului primar sau domnului Tăristar? Domnul primar, domnul primar, vă rog, ascultă. Am fost la fața locului, într-adevăr, este o construcție făcută acolo, dar nu e din loc la locul ei, de gard, făcut într-adevăr o baie și o toaletă. Înțeleg și necesitatea de a avea confort și eu știu, dar nu văd cum unde au ajuns la concluzia că acolo ar trebui să-și amplaseze conducția. O să luăm măsuri necesare să vedem desfințarea construcției, de să vedem și gardul, să vedem mesajul documentației cadastrale pe care le au, să vedem ce au și dumneavoastră acolo. Le-am chemat la primărie, au venit într-o zi, doamna, într-adevăr, face reportată. Fără acte, o a promis că se întoarce cu actele în următoarea perioadă, nu mai vine. Dar să-i facem o solicitare scris, să-ți vină cu toate actele la primărie, cu tot ceea ce are acolo, cu intabulare, cu carte funciară și cu exact ce are intabulat la cadastru. Să vedem suprafața din pe care o are intabulată dumneavoastră și dacă ulterior e mărită cumva prin adăugarea de construcții. Și cu siguranță cred că așa va fi.
Am să explicat și eu. Eu las din terenul meu 3 metri drum pentru la acces și stânga de dreapta. De la mine, că vreau eu, sunt colegi mei. Și tu care ești venit de la Țara Mare, nu știu de unde, vii și îmi măcturești cu 1,5 metri drum. Bine, firească intervenția acolo. Nu? Acum depinde de drumul lui, atunci cu terenul curte acolo. Nu-i... Mă rog, dar vom lua măsuri necesare. Domnul profesor, aveți răbdare, domnul Dalar, ridicați mâna de mai mult. Vă puteți să-mi cuvântul. Domnul Marcu, cu tot respectul și vă înțeleg supărarea și considerarea asta, aceasta nu este noi, nu este subiect de Consiliul Local. Dumneavoastră trebuia să veniți cu cerere. Nu este, că nu lasă voi. Deci nu este, dar nu este treaba noastră să stăm noi acum să dezbatem acest. Dumneavoastră ar trebui să veniți să faceți o cerere către domnul primar, pentru că domnul primar este... Domnul primar trebuie să trimită cineva de specialitate să vadă nu știu care, dumneavoastră veniți cu hârtiile, domnul... Dar ședința este... Domnul primar, nu este subiect de Consiliul Local. Nu l-am văzut, dar vor cetățeni. Dar nu avem voie să vorbim? Da, aveți voie, asta v-am spus că... Pentru unii consilieri nu puteți vorbi. Nu, nu. Domnul Mihai. Nu, deci noi nu suntem buni la cetățeanul Măgurean. Nu, n-am pus buni la Măgurean și nu mai vorbesc peste ei. Nu mai vorbesc peste ei. Da, bravo, bravo, domnul Mici, așa e. Da. Dar dacă sunt ceva să vă întrebi... Cavalerul a terminat de atenție. Eu vreau să vă spun că noi consilierii locali nu avem... Dumneavoastră, eu vă stau... Dați-mi voi. Eu pot să vă ascult 2 ore. Dar eu nu pot să fac nimic, pentru că mie este incompetența mea sau a colegilor mei. Înțelegeți ce spun? Noi nu putem să... Dumneavoastră puteți să veniți soful, să spuneți. Deci, dar tot trebuie să ajungeți deci, la totul. Deci vă contraziceți dumneavoastră acum. Anul trecut am venit acolo, erau 7 consilieri. Vei mai rețin pe cătă. Și am venit cu propunerea asta. Dom'le, am venit juriști, schimbați denumirea de la 30 la 36, că lotul e acolo, tenerii acolo, schimbați denumirea. Nu, trebuie să dai primăria acolo. Eu m-am conformat, domnule, m-am dus, am dat primărie acolo, un an de zile m-am plecat, m-am costat 2 milioane, m-am spus 600 de euro și am pierdut 2.500 de euro, m-am stricat distrese și acolo. N-am zis nimic. Acum, dacă spun drag acolo, trebuia să nu adresez această cerere. Dar unde mă duc, domnule? Mă asigur, domnule, puteți să adresați, e dreptul dumneavoastră, puteți cetățenilor comunii Măgura, aici este Consiliul Local Măgura, știința este publică, puteți oricând veni cu orice pentru probleme, credeți dumneavoastră, sunt din competența noastră. Că știți că vă veniți și nu cu Bajacolii, nu cu Aiurel, nu cu Bajacolii. Îi vine și normal să vă adresați. Nu cred că e binevenit, sincer, intervenția dumneavoastră de a lucrurile pe domnul Marcu Sujetor. Nu mai este demagog. Dar nu sunt de acord cu asta. Noi putem rezolva, dumneavoastră trebuie să rezolvați această problemă. Nu o să rezolvăm. Dumneavoastră trebuia, când o venit din săptămâna trecută, să mergeți a doua zi, la el să mergeți în teren să rezolvați problemă. Și asta trebuia problema să fie rezolvată. Nu să vină domnul, acum iar să are nu știu câți ani. Nu asta trebuie să facă. Nu v-ați făcut treabă. Domnul Traistar, în primul rând trebuia spuneți ca să aștepte. Eu am activizat de aici așa. Ca să nu mai vorbim pe videoclip. Păi dar nu e așa, nu că este ședință, dacă o veniți și o adresat Consiliul Local și eu am fost primar. Deci aici spune un contract de vânzare-cumpărare. Ce-a cumpărat omul ăla acolo și nu spune niciodată de drum, și spune din drumul, din ce este, de unde este, de la Bălani Orel. Așa. După aia, de la bunicul meu, deci care a cumpărat acest teren în 39, deci uite pe ce ni spune aici, ca să înțeleagă omul că el vrea ca să ia terenul cuiva, că vrea el să-și construiască casă mai la Bari, în extra Milan. Pentru că 50 de minute de la bun. Pușnițul nu l-a construit din punct de vedere juridic legal. El ce spune aici? Ia 5 prăjini, teren siriști, cu cine este vecindone? Șosea județeană, care e șoseaua națională, Gheorghe Bendea, în 2 părți, și cimitirul bisericii Măgura, Călugăra, că Călugăra îi spunea la timpul respectiv. Poftim, v-ați le aici și acasă. Și am dat și lui, am dat la toți. Și asta merge la parchet, pentru că m-a jignit atunci cu adus. Deci cine au adus rândul trecut acei oameni ca să mă jignească în timpul ședinței, că am fost eu primar. Eu nu fac ilegalități. Le-am spus că sunt acte care demonstrează lucrurile și actele sunt mai mult decât vorbe. Și cu asta am încheiat. Domnul Traistar, vă mulțumesc, domnul Traistar, nu aduce nimeni, nu au dreptul să participe. Nu, ei au fost aduși. Depinde unde îi dau. Domnul Traistar, vrea să ia cuvântul. Dacă baza în partea la trebuie să vină. Domnul Traistar, vreau să vă mulțumesc.
forma juridică a terenului. Domnul Mihai. Urmarea adresei făcute către domnul Bujin și ceilalți cetățeni. Am fost primit de domnul primar la fața lui. Când m-am dus acolo, am găsit plăcuță cu strada cimitirului. Am venit la nomenclatorul cu strada și m-am uitat că acolo figurează strada cimitirului. Deci acolo există o stradă. Că vine domnul Trăistaru acum și spune, poate e îndreptățit, că nu pot să-l combat cu domnul Trăistaru, că e așa sau nu e așa. Dar existent la ora asta, este o stradă. Este o stradă care este prinsă cu nomenclatorul strada. Se cheamă acolo strada, dar este prins în inventarul comun. Da. Și câte așa. Da. Prin inventar stipulare clar care îl ține și lungimea. Cred că da. Păi credeți sau sunteți siguri? Ia vedeți acolo. Ați-mi voie să intervii și așa. Nu, sunt limitele. Limitele. Da. De la până la strada. Dacă mi-ai văzut dacă există domnul Răducu, dacă tot am voie și eu să vorbesc, vă spun că am fost și eu la fața locului. Și am făcut niște fotografii. Vă spun în parchet, faceți voi drumul din terenul proprietari. În proprietatea omului, nu ne-a fost să facă, să Consiliul Local nu putea să iau țările. Ați avut cuvântul, domnul Căsar. Păi da, și v-am dat rătirea ce am și noi vorbim. Vă rog să vă liniștiți. Lăsați-vă și noi, că am ascultat. Păi, dar nu vorbesc ce trebuie. Dar de domnul Trăistaru, avem fiecare din noi trebuie. Păi da, domnul vicepriman, am terminat. Și l-am lăsat cărtia. Bun, vă rog frumos să lăsăm pe domnul Mihai să vorbim termine ce avea de spus. Vă rog frumos. Și dacă vorbim unul peste altul și ne facem niște ambiții astea bătoni, nu iese nimic. Dacă vreți ca să fiți informați, ascultați. Dânsul a venit acum ca și era de dreptatea dânsului. Și noi trebuie ca să o luăm în cap. Vedem ăsta spune că asta e de dreptatea dânsului. Dar eu v-am spus că acolo există o stradă. Am văzut construcția care împiedică accesul utilajul și al vehiculului spre celelalte proprietăți. Și mai mult de atât nu pot să vă spun. Numai că strada este foarte îngustă. Cei care au reclamat asta au spus că strada avea anumite dimensiuni acum câțiva ani. Lucruri pe care eu nu știu. Eu am venit și am expus domnului primar situația existentă actualmente. Bun. Domnul Răducu, aveți ceva din... Ați vorbit ceva din... Să află în acte dimensiuni. Da, să ceva? Nu știu dacă poate să ne prezintă. Acolo am intervenit. Am fost intervenit. Bun. Inventarul bunului, uitați, noi am aprobat mai devreme un inventar. Da. Cu suprafețele lui. Dacă inventarul ăsta aparține și strada respectivă. De obicei, în inventarul ăsta apare. Hata, apar de cine? Lungimea. Unii se zice că unii se termină strada. Cu lățimii, cu lungimii, cu suprafață, cu tot. Există și apare în nomenclatorul ăsta. În inventarul ăsta al domeniului public. Uite, Răducu, ce voi să-ți dau și un răspuns? Am fost la fața locului, domnul primar a spus că nu avea pus nume. Într-adevăr, așa este că asta e datoria mea în calitate de consilier local, domnul primar. Da, dacă sunt situații în comună, trebuie să merg la fața. Și am făcut fotografii din zonă. Așa. Într-adevăr, dacă vă pot arăta astea fotografii la începutul străzii, iar ăsta e de pe capătul străzii. De capătul străzii se vede clar că este mult mai lat drum. Dar asta știm cu cel puțin un metru. Se vede pe aici drumul. Într-adevăr, eu vă spun ce am văzut în zonă, nu mă interesează de aia și de asta, vă spun ce am văzut acolo. Se vede clar că s-a intrat în drum și nu se poate. Deci chiar construcția respectivă, care se consideră că, sau s-a avut acuzii că este pe domeniul privat, pe drumul public, este zgâriată din un utilaj care a încercat să intre acolo în zonă. M-am deplasat la compartimentul de urbanist, iar domnul la urbanist mi-a spus că dumnealui nu are în momentul de față o situație cu dimensiunea drumului, cu străzile, cu lățimii, cu lungimii. Și ar trebui să verifici documentele proprietarului, să vedem proprietarul, domnule, în acte, câtă suprafață are și apoi un măsurat în teren ce suprafață există îngrădită. Și atunci ne dăm seama foarte simplu dacă e mare, dacă e mai mare sau dacă e mai mic. Și atâta tot. E o chestie simplu. Și dacă are autorizat de construcție. Asta nu m-am... Eu m-am dus, am vrut despre ce m-am dus la compartiment, am întrebat și asta mi s-a răspuns. Și am zis că îmi spun și colegii. Bun, dați-mi voi să dau unul talal, domnul Dăsălescu și domnul Trăistaru. Vă rog. Deci, domnul președinte, dragi colegi, deci, ședința este publică și oricine poate să vină să spună of. Dar această problemă sau aceste probleme nu țin de Consiliul Local, de competența Consiliului Local. Așa este, doamna secretară.
Aceste probleme țin de, de competența Consiliului Local? Nu, nu, nu. Se notează și se dă la am înțeles. Noi deci, da. Ascultam, dar dacă vin 2000 da, de oameni, de deci primarul, dați-mi voi în atenție, vă rog, primarul și viceprimarul trebuie să stabilească ședințe, ore de audiențe cu cetățenii care au probleme și să rezolvă problemele. Da. Nu să vină cetățenii la ședința aia, bine, poate să vină dacă are un proiect, vrea să vadă fugul. Dacă a venit la domnul primar și nu i-a rezolvat, dacă s-a dus la unul din angajații primarii, personalul și nu l-a ajutat, poate să vină să reclame la Consiliul Local sau să spună ofur. Dar nu poate unul care este o problemă juridică între dumnealui și dumnealor, eu nu pot să hotăresc cine, nici noi, nici unul dintre voi, nu poate să hotăresc la cum este dreptate. Dumnealui are cale să vină la domn primar, domn primar are au aici aparat de specialitate, îl duce, măsoară și dă la fiecare dreptate. Da. Nu, dar ies din slovo, vedeți spune ceva? Nu, nu, nu. Mai terminăm pe speța asta, poate lumea lui are altă problemă. Da. Nu, dar spune ceva. Da, s-a înțeles la problemă. Vreau să întreb de când datează construcția cu pricina. Eu știu de când, vreo 25 de ani, drumul ăla era, cum spune, de 4 metri, când chiar mergeam periodic acolo în fiecare lună. Deodată s-a construit și în drum. De ce? Nu știu de ce s-a construit deodată. În început, când a început construcția domnului cum spune Bănat, și deodată s-a zis că trebuiască și tocmai cu metru în drum. Nu văd de ce n-a construit prima dată. De ce a mutat la drum? După o perioadă de 20 de ani, 25 de ani, de când a cumpărat și a construit acum, s-a zis acum să mute gardul și să construiască în drum. Asta chiar nu înțeleg. Dacă are autorizație și cine i-a dat autorizația? Și dacă nu cumpărat, să vadă ce construiești și dă favor. Nu se mai ajunge aici. Pentru toalete, nu are. Da. Nu are? Exact, pentru toalete, nu are. Construit acolo, să-și construiască doar o toaletă. E făcut lângă casă, cu anex, o extindere cumva făcută într-un fel. Problema că eu nu pot, chiar nu pot tare acolo, nu pot accesul pe ei. Dar acum, haideți că vin dumneavoastră cu o problemă, domnul Marco, că vrea să-și construiască, să-ți duc un container acolo. E un lucru bun, așa gândește dumneavoastră că e bine pentru el. Problema este că nu putem asigura accesul pentru pompieri, nu putem asigura pentru utilaje de intervenție sau pentru altă gamă de salvare. Asta e problema, că de fapt, asta e cel mai tare. Domnul Marco merge oricum la proprietate, își lasă mașina sus, deci. Dar sunt acolo construcții care au primit autorizații, dar cum vrea, nu vrea. Domnul Bușniță are acces. Unul singur. Conform unui drum de acces. Unul singur, dar dacă omul ăla ia de casa și nu poate intra pe pieri. Nu avea drept. Dar să zic dreptul, dar acum mă întreb și eu cine a dat autorizație. Nu i-a dat pentru cum una sunt mai bine. Deci, dacă, domnul Trescaru, eu nu mă refer la persoană, la dumneata sau la foștii primari înainte sau la mine. Mă refer la instituții. Deci primăria, bă, vrea dat autorizație, da? Și încă o dată, de asta e necesar un regulament pentru a preveni astfel de situații pe viitor. Bun. Deci, vreau să vorbim cu începutul. Domnul Trescaru. Da. Deci, doamne, uite care noi ne învârtim tot mereu ca să spunem una sau alta, nu din ceea ce normal reprezintă dovezile prin acte. Deci omul ăsta, când o cumpăra de la Trăistarul Mihai, Bălan Liliana, deci îi spune foarte clar de unde este acel teren. De la bunicul nostru, la Trăistarul Ion, care am spus cine cine are cu cimitirul. Iar acum, revin ca să vă spun cu numărul cadastral numărul 2271 și uitați ce vecini are. Deci mă refer la terenul respectiv. Drum de exploatare pe o lungime de 44,75 m, teren în folosință Balan Iulian. Ca să știți, noi trebuia la hotărârea Consiliului Local când am luat o hotărâre ca drumul ăla să-l trecem, să-i dăm denumire de stradă, în primul rând trebuia să-i cerem acestui om care este proprietarul drumului. Și abia după aia trebuia ca să din punct de vedere juridic, s-a greșit pentru că s-a trecut. Și al doilea rând, și vă scrie aici, este la parchet. Și astea am avut când pe asta le-am făcut. Așa. A doua, spune în partea cealaltă, spune la în 39 când o cumpărat, că nu era niciodată vecin și am și marcă prin faptul că nu a fost vecin niciodată cu drum. Deci acolo a fost o călare care mergeam la cimitir. Și m-am născut aici, am 63 de ani. M-am dus acum născut. Eu știu cum era acolo. Treceam de la Floritor, mergeam la cimitir de două ori pe an, la
la înălțare și la Sfânta Marie, pe 8 aprilie, pe 8 septembrie. Bun. Și spune și aici, spune, care sunt vecinii, doamne, în patra călugării Măguș, are 5 prăjini. Domnul Trăistar, ne lungim. Nu, mai dar mă vorbesc eu. Domnul Trăistar. Nu, eu lămuresc problema mea. Domnul Trăistar, dar vă lămuresc. Hai că ne demonstrează, voi nu ai vorbit. Nu, deci nu mă opriți, eu sunt la discuție. Am cerut cuvântul, am dreptul, sunt consilier. Nu, nu mă oprește nimeni. Cât vorbesc, eu vorbesc cu când m-am oprit, ia cuvântul la cineva. Deci nu facem aici arapatul, tot mereu mă opresc pe mine. Păi chiar, nu. Nu v-am oprit numai pe mine. Păi da, pe mine. Deci aici spun actii ridole asta. Nu o spune nici Dăscălescu, nici Trăistarul, nici Ilie, nici Radu. O spune actii. Actii spune că aici este, nu există drum. Multe acte s-au dacă au fost în 2000 de greșit. Mă întrebi și nouă vă stăpă de el. Ia și citești. Dacă voi intra până la greșit. Nu voi intra până la greșit. Ia și alții din zare. Vă reașteptăți. Drum în exploatare Balan Ionel. Stai, stai, stai. Să ne cerim, ne batem joc. Hai să presupăm și după la victoriul. Dar nu-i frumos așa, doamne? Îi bați în joc de... Sunt acte, dar sunt acte, altele trebuie verificate. Mă mai lăsa să vă întreb ce am să vă întreb. Dar sincer, știți foarte bine că noi nu avem nicio putere. Dar noi am... Nu, dar eu am fost înțeles. Noi am înțeles, v-am înțeles. E dreptul dumneavoastră. O să luăm și noi să știm. Dar dacă stăm și ne lungim, chiar credeți-mi că nu are rost să ne lungim. Haideți la sută și domnul său. Haideți, haideți, haideți. Eu mă mai ridic sus, stau jos. Da, spuneți. Deci am venit prima dată cu o solicitare. Ne-am sfătuit mai mulți cetățeni de acolo, din zona și Podim. Să reabilităm o lea cu puțurile de apă care vin în lumea și totuși ea, nepotabilă cum ea, cum spune lumea că este, s-a dus la analiză, dar lumea tot vine și ea. Și ar trebui acolo făcut așa o chestie mai curată față de cum e acum. Nu știu dacă sunt toți în asentimentul meu, dar eu am vorbit cu câțiva băieți din zonă și o să facem noi, prin puterea noastră, cu acordul primăriei, bineînțeles, dacă îi dăm voi, și dacă ne puteți da un sprijin de niște balast, de utilaj, cu mare plăcere acceptăm și asta. Dar noi vrem să o facem, să rămână, că tot m-am uitat așa pe câmpurile astea și am văzut, aici fântână e construită de cimpoie și cutare, undeva printr-o pădure, curături, undeva. Am zis că noi dacă facem ceva, nu facem pentru noi, deci facem să rămână pentru viitor, pentru copiii noștri. Și așa trebuie gândit totul. Nu fie ele buni ca calitatea apii, mă refer, virgulă, dar este apă bună și acolo se poate face. Deci nu cu bani mulți, au făcut... Nu, Munteanu e dânsul, eu sunt numai nou, fără Munteanu. Da, fără Munteanu. Munteanu e nașul. Inițiativa dumneavoastră, e foarte bine că v-ați gândit să faceți acest lucru. O să vă acordăm și noi tot sprijinul. Avem balastru, vă putem pune la dispoziție ciment din ce avem aici. Vrea să vă sunăm totuși... Avem și serviciu de gospodărâri comunală care vă poate veni în sprijin să vă ajute la ceea ce vreți să faceți acolo. Foarte bine, foarte frumos. Chiar te dorit astfel de inițiativ de cetățenești, să zic, pentru că s-o ocupă de anumite lucruri. Eu, izvorul ăla, cred că e aproape la nivelul apei la ora asta. Da, trebuie ridicat un pic. Dacă ești ridicat, apoi ești ridicat sus, turna ceva acolo, da, o placă de beton. Mai multe puri de ieșire. Și-a făcut, da. Făcut o treabă, vă spun. Dar sunt chiar vă felicit pentru idei și pentru inițiativă. Eu o sprijinul din partea noastră și cred că sunt în asentimentul. Bravo, vă rugați, vă rugați. Am curățat-o. Ce vreți să-i fac mai mult? Am spus-o, să-i spui ce joc.
serios! Asta ce am ce să fac? Aveți o șoptură de aluare, v-ați nebunicat. Dom'le, trebuie să facem ceva, trebuie să facem, facem. Dar uite cu oamenii ăștia fac ei. Au inițiat. Au inițiat. Dumneata ai, dumneata ai inițiativă, te întreb. Da, am inițiativă. Păi care, dom'le? Vii și încet la primărie, dom'le, faceți aia. Uite cu oamenii ăștia s-au gândit. S-au gândit 4-5 oameni, s-au unit să facă locul ăsta. Și mi-a zis, cu doar noi facem, ajutați-mi și dumneavoastră. Dumneata ai făcut ceva acolo? Da, ce-am făcut nimic. Vici și poți să vrei prușesc ei, domnule, fă-mi cu drag. Fă-mă, că ești fost o dată de alu mare. V-ați spus, mă, dai și-a mine. Dai frumos așa. Frumos este așa, cu fac oamenii ăștia, da? O să aduc oamenii atunci aici, să-i urmă. Aduce ție, ce foarte bine. Mai trebuie voastră, am mai venit cu oamenii. Poți să vă rog, da? Hai să fie bine, mă, o mare de spune. Păi lăsați-vă, mă, păi și eu ce să fac dacă vă puțin? Până mă dată. Păi bine, cum ai văzut mă dată? E foarte mult. Discuția asta am avut-o și cu preotul de la preotul de sus de la noi de la Loren și a zis că dânsul, dacă tot face treaba asta, el ar fi de acord să facem și o mică troiță acolo, prin intersecție de drumuri, cu concursul lui. Deci asta, nu că să... Asta o să stabilim de astăzi. Nu ce este benefic și este da. Pozitiv. Da, este de acolo, acolo a murit un om înecat, nu știu ce, nu știu cum, sunt mai multe aspecte. Asta, nu, asta e asta cum am venit ca să un ajutor, dacă se poate. După asta am niște sezizări. Ce costă, dragă? E 15 ani. Nu am venit la ajutor. Lăsați omul să vorbească. Așa. Băi, Lucian. Mai dați un divorț, mă oprești. Da, bă, bun. O spus omul ăla. Mai are un divorț. Mai are un divorț. Mă dați să vorbească, mă oprești. Dacă voi vorbiți acolo. Dar nu vorbiți. Aia este aspectul la drumurile alea două de acces, care face legătura Bidealul cu Șmic. Din momentul de când s-au început să se reabiliteze drumurile alea și să pune balastru, e un întreg coșmar acolo. Deci vin șoferii noi care sunt de Bidealul cu Șmic, și indiferent că e iarnă, că e vară, și dau ca au mașini performante sau nu, ei se suie panta aia la cioban. Pietrele de pe drum vin la mine în curte și în geam. Am ieșit de vreo două ori și am luat niște carne în frigider. Uite, domnule, și vezi de treabă, că e drum public aici. Eu n-am nimic cu ei. E drum public, dar ei nu se gândesc la discul de ambreiaj, nu se gândesc la altceva. Acolo, dar numai pe la 12 noaptea dorea asta, se aude unul, cu muzica la refuz, bum bum și chiar dacă nu urcă, se mai dă de două, trei ori până urcă sus. Mai ales că plouă sau că ninge. Ar trebui totuși făcut două șanturi sau cel mai rău caz, pus un sens să urce pe la mine pe sus și pe ei se coboare. Că e prea mare, un sens unic, cumva, așa ca o părere. Dar nu că se pun într-adevăr. Deci urce pe aici pe la mine, cum s-ar veni pe la... pe Cușbic și se întoarcă prin partea aia la Ciobană. Marea majoritate locuiesc acolo în bun. Asta e un aspect. Nu știu ce era aici. Părerea mea, ca să scăpați disconfortul ăsta, că vreau să-mi dați faci un gar mai des ceva. Într-adevăr, și spalierul, dar dacă se mai dau cu spate în spalier, să mai proptez ca să nu... Și să faci un pic mai des ca să nu sară pietre acolo. Nu știu ce măsură de ușim mai să... Pui barieră. Da, să nu te simți unic acolo. Decât să cheltuiască banii cu palastrul ăla pus acolo. Adevăr, să repară. Acum știți cum dumneavoastră sunteți nemulțumit pentru că vă afectează în mod direct cu pietrele care sar în geam. Cei care merg spre casă, spre locuințele lor acolo, au nevoie de drumul ăsta pentru... Eu n-am zis că l-au făcut. Nu-i problemă. Poate să vă fie asfaltat, nu mai sunt probleme. Să vă asfaltat, poate să rezolvă problema. Al doilea aspect, mai este un vecin mutat nou acolo, care îl cheamă Popa Gabi, i s-a dat voie să rupă din domeniul public să-și facă intrare. Cine de unde? I s-a dat aprobare de aici. Acolo, la Bumuș Panta, spre mine, la deal, unde stau eu, este ultima casă în Valea. Un domn Popa. Nu a fost, mă, roșcație aia? Unii au fost... Nu ești în stradă, nu vă spun asta. Da, unii... Ești în stradă. Stau la șipul. Cu șmichii. Da, da, și șipul. Da, și șipul. Da. Și mă duc aici până la Angela, nu-i de dragul Angela. Așa, 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 da, dânsul are niște câini, nu știu ce, e de meserie, nu știu ce face cu câinii ăia, că-i poartă după el și la crâșmă, marea majoritate a orilor stă în crâșmă. Și vine, iar câinii ăia mănâncă păsări.
La un moment dat, eu mâncam păsări la oameni, au prins pe unul, nu știu dacă lucrul ăsta e la păcut. O mai rămas cu vădoi după el. Asta e un aspect care îl face el. După aia, el are niște boscheți acolo, pe marginea. Aici am vrut să ajung. I-a mai atras atenția și domnul viceprimarul a atras atenția să-și culeze acolo. Iar unul, domn cavalerul zilele trecut Ion, care stă în valea acolo, s-a apucat cu un topor și a început să taie salcâmii aia de pe marginea cărării, care au fost puși de un om, cărarea aia era accesibilă. La neava Săbia l-a zis bujulii, care dădea drumul la pompi. Da, cărarea aia era făcută de el. În momentul când era drumul rău și nu știu ce, și zăpada mare, el mergea pe cărarea aia. Domnul Gabi ăsta și-a făcut drumul și a făcut o pantă mare aici la cărare, nu mai e accesibil. Copiii acum merg cu un multibuzul ăsta care e pus la dispoziție, nu mai coboară, într-adevăr, e o chestie. Dar el, domnul cavalerul ăsta, a început să taie niște salcâni așa groși, și să-i duc cuiva să-i vândă. Ce a vândut pe băutură, cream, dar toată a lăsat-o acolo. Exact un lipuțul ăla forat, cu gardul ăla alb. Care văd că acum, de o bucată de vreme, s-a prins de becul acolo. Era un bec, dar era fost în muzeu. Bă, ca seara era aprins. Așa. Cred că s-a plătit factura. A treia chestie, s-a pus camerul de la vedere la Scorțan acolo, în câmp. Da, pentru râpa din fund, care l-ați văzut, m-am văzut ca străzi, nu știu ce, nu știu cum. Mulți vin pe partea aia la altă, pe șosea, pe națională. Bine, nu mă știu și fac mai mult. Așa. Ei, la Șipote, acum mai nou, s-a deschis un tancioc de haine. Vin cu haine. Asta l-am știut. Da, pus în sac, ori le-a dat să fie dat cu pompii de apă, care-s mai bune așa să-l ia ăștia care sunt necăriți, ori le arunc în jos, în pârul, în podul. Sunt vreo trei saci care n-au reușit să le dau foc. Eu la... Îmi fac mea culpa și în fața lui domnul viceprimar, că și eu am avut niște slerni acolo, le-am luat, încerc să țin curățenia cât se poate acolo, dar... E că a trebuit totuși că pompele alea de apă, pus o cameră acolo, nu știu cât a costat. Ca să vadă cel puțin și a tras atenția la un băi. Nu țin, nu-i rușine. Am văzut mașina, dar n-am avut ca să iau numărul. Am văzut mașina din care s-o arunca sacii. De-am spus să luăm o decizie în sensul ăsta ca pe viitor să mai completăm cu ceva camere de luat vedere în punctele astea vulnerabile. Sistemul ăsta de supraveghere. A, fără și poate acolo, prima pune mai sunt. Auzit că vine aici la ședința dumneavoastră, cineva de pe Cușbeic, a zis, domnule, dacă mergeți acolo, eu lucrez, nu pot să merg. E vorba de puntea aia de la Bașca. Puntea aia de la Bașca, unde e ticulul Pavel acolo. Așa, ei, foarte, a ajuns într-o degradare, eu zis că dacă trece un copil, își rupe piciorul de acolo. Nu știu ce, a fost tablă, s-a ruginit, eu n-am trecut de mult pe acolo, fiindcă eu circul cu mașina. Și eu zic, măcar să vadă o măsură, să poată lua, Să trimitem cineva acolo. Pentru serviciul de gospodărie. Domnul Sfânt, dacă îmi permiteți că eu trebuie să mă retrag, da. Dacă mai aveți un bun sau două ori, sau dacă ați terminat, vă rog să-mi dați voie să spun câteva cuvinte înainte să mă uit. Dacă mai aveți... Mai am două cuvinte la mine. Repede am spus. Da, repede, da. Primul rând, vreau să vă felicit pentru simțul civic și vă rog să... Veniți de fiecare dată și o să veniți la domnul primar și domnul viceprimar și o să rezolvă problemele, iar dacă nu se rezolvă, vă rog să veniți în Consiliul Local. Dacă v-ați întrebat. Eu vreau să vorbesc de o problemă foarte urgentă pe care a fost. Acum sunt un avocat. Domnul Treșteanu, îl ascultați cu domnul Talal? Deci vreau să plec și la divers vreau să ridic niște probleme și am plecat. Legat de problema apei, pentru că s-a întrerupt din mai multe ori și nimeni nu o luat așa, toată lumea pe Facebook era, n-aveau apa și n-aveau niciun răspuns din partea administrației comunei Măgurii. Noi am încercat să facem ședința din data, nu a fost să fie, am fost prezenți trei consilieri, asta este. Vă rog să, pentru că o grămadă de cetățeni m-au rugat, nimeni nu este ajutor. Se mai întâmplă și în Bacău și în... Se mai întâmplă. Deci vă rog să anunțați programul, dacă se s-a întrerupt, vă rog să întrebați. Când se întrerupe, când vine apă, că omul să știe la ce oră vine, că se poate să programeze, dacă stă mai mult sau stă mai puțin. Adică oamenii plătesc apă și de respect pentru ei și cred că pentru dumneavoastră să... Imediat și puteți să vă...
Să stabiliți un program. A doua problemă, cine se ocupă acum, s-a terminat cele 90 de zile de program. Cu domnul Colden, cine se ocupă de problemele apei? Tot domnul Colden sau este altcineva? Când vine așa, dacă ar să se ocupe de apă? Deci sunt niște întrebări pe care vă rog să răspundeți la ele. Domnul prima, cu o solicitare a dumneavoastră, asta e problemul general cu apa, dar numai la nivelul Ramonii Măgoroi. Am vorbit cu primarul de la Filipești. Deci au probleme mult mai grave. Deci la ei e problemă de o săptămână, nu au apă, efectiv. Deloc. Deci nu au apă deloc. În toate comunele sunt probleme. Dar țin foarte mult de calitatea sistemului pe care îl au la dispoziție, pe care îl au în funcțiune. Adică dacă au posibilități să restricționeze într-o anumită zonă, să dea într-o anumită zonă. Despre asta vorbim, de fapt. De asta am și ales împreună să dăm apă la crap, pentru că sistemul actual nu este performant, nu este adus și trebuiește, necesită mari investiții ca să-l aducem într-o situație în care chiar să putem face lucrurile astea, să putem face program, să putem face cum dorim, pentru că vor mai fi. Vorba, probabil în viitor, dacă se continuă așa cu temperaturile astea și cu perioade lungi de secetă, probabil vor fi și de oraș, vor fi probleme vis-a-vis de... Mai intervine și alt aspect, oamenii nu înțeleg. Nu înțeleg, udă, domnule, udă, dar măcar dacă ar apela la niște sisteme din astea performante. Sunt acum și nu scumpi, sunt la îndemână, cu picurătorul, cu astea care sunt foarte importante. Dar nu putem face pe sate, o zi într-un sat, o zi într-un sat? Nu sunt vare, nu sunt vare. Și vorbeam astăzi cu domnul Țoțin de la Grab, care spunea, domnule, dumneavoastră, plângi, lasă o cești sistem nou, nu merge o vană din cele 90 care sunt tot sistemul. Din 90 una nu funcționează. Nu închide, nu reușește. Este foarte greu de rezolvat problema. Am discutat o dată în mori cu domnul Codă. Și dacă întrebați, nu s-au spus și cele 90 de zile, probabil în perioada imediat cum s-a spus. Nu, domnul Codă, dar s-a calculat de la când i-am comunicat. Noi încercăm să avem în continuare colaborare cu domnul Codă. Slujbe de ploaie. Cu domnul Codă, pentru că... Da? Sistemul l-a păstorit până vom preda definitiv la clar. Să vină dumneavoastră să ofereze pe sistem aici. Asta e realitatea. De asta am și ales varianta asta, pentru că sistemul actual nu duce, nu face față. Domnul Radu. Haideți să înțelegeți. Domnul Mihai Brânză dorește să ia. Da, domnul Mihai, mă scuzați un clip. Domnul Smo mai avea două întrebări, două întrebări pe un talar. Da, 20 de zile. Mulțumesc frumos, doamnă. Mulțumesc. Aia e vorba problema vacilor. Ți-a dat drumul la Cireadă. Și știți cum îi va. Vaca merge prin mijlocul drumului. Nu e o problemă asta, dar se mai întâmplă și accidente, s-au întâmplat. Ce asta rămâne? Mai este una care împunge, nu știu, ar trebui dus-i totuși de funii. Nu? Așa era. Vine vaca și la jumătate de oră vine și văcarul sau proprietarul vacii după el. Deci nu știu, le dă drumul că le dă apă. S-a dat cu vaca, s-a dat cu și el. S-a dat cu apă, nu prea bea. Văcarea acum a dus cu apia, nu mai sunt văcare de sat. Nu, 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 îi plătește din banii de la asociație. Deci, am înțeles că somnului eu angajat la pe capra. Mai am problema cu canalizările astea, am părut un EGEU care sunt. Și să știi. Deci dacă s-ar vrea să iau o soră primăria, s-ar găsi conducția cetățenilor de pe Mal, în Aval și în Amonti, care îți dat din Pârâu. Cu asta nu știa. Asta să știi și... Dar bun, noi suntem cu udă ăștia și-i gras. Da, păi asta nu e regulă. Dacă să știe și nu te iau. Adică am lucru că se trebuiește. Haideți dacă mai să facem. Cam așa, mă auzi. Vă mulțumim, domnule Smă. Mulțumim pentru cele sezizate. O să vedem ce-i făcut. Domnul Brânză. Stimați colegi, în ultima perioadă ne confruntăm cu o situație foarte, foarte, foarte delicată. E vorba de apă. Apă și canalizare. Vă dau ieri un exemplu care s-a petrecut și nu am explicat la el. Am venit, am dus firma de vidanjare de la Hidrojet,
am făcut curățenie la stația de pompe, am scos din pompa de evacuare a apei uzate Mop băgat în paleț de apă. Am desfăcut pompa, am pus pompa la loc, am spălat bazinele, am ucit cu oameni trebuie și ceva, după care, astăzi dimineață, m-a sunat cineva, merg la stația de pompe, că pompa e blocată. Am mers acolo, apa deversată, să fim corecți cu noi, apa deversată unde nu trebuie. Păi ceva nu e în regulă, m-am uitat pe stâmp, sigiliul tras acolo unde cade siguranța, mi-am permis, am tăiat sigiliul pus de acolo și era tras siguranța în jos. Am ridicat siguranța, a pornit pompa și am eliminat starea asta. În următoarea perioadă trebuie ca să montăm o a doua pompă. Pe perioada asta, cât am avut necazurile astea, trebuie să vă informez că am folosit în repetate rânduri firma de la Hidrojet ca să ne punem la punct, pentru că am fost călcați de către garda de mediu. Și ei știau și erau foarte informați și a trebuit ca să intervenim de urgență. Și să montăm ponte, și adică trebuie să golim fosa, să spălăm, să curățăm acolo ca să poată interveni. Sunt oameni care dau dovadă de simț civic și de inițiativă, vor să facă un lucru bun pentru întreaga comunitate. Sunt unii care aruncă murături, deci găsim acolo pe minunat. Murături, avem și pe minunat. Mopuri, haine, colegate la pe forță, nu mai spun și din astea... Domnul primar! Vă rog! Părerea mea că dacă siguranța a fost trasă, nu se trebuie neapărat un om. Gata, să te la nivel. Nu mai vreau trebuie să o cameră. Pe toate punctele nevralgice și vulnerabile trebuie ca să punem la stația de pompe și atunci. La o trezire astea, că siguranța îi trasă. Cineva o trasă, nu? Pus. Avem la și potila... Dacă ai cameră, îl vezi, nu? La și poate la domnul Zbău acolo trebuie, știi, da. Că e zona pusurilor acolo, ar trebui să mai punem o cameră gloave. Deci la stația de pompe. Deci peste tot unde avem obiectivii. Da, prin camere de alea, ca și tăvadă și... Să-i vadă și... Sfranța asta trebuie să fie în care ești. Sfranța trasă, dacă a fost o supra sarci, nu știu, pompa aia o trasă, automat odată poate să fie declanșat. De acord cu tine, dacă ca să fai aici, să fii cu sufletul păcat, foarte bine poate să fie și o chestie genul ăsta. De acord. Dacă așa, domnul viceprimar, să termine ce a spus. Trebuie ca să vă mai informez ceva. Tot în perioada asta s-a ars o pompă de apă. Am fost nevoiți să facem eforturi financiare considerabile. Am luat o altă pompă de apă, o pompă de 15 kW, pentru că mă așteptam la domnul Lavasca. Așteptam ca să mă întrebați de ce nu este apă în dealul mare. Apa în dealul mare, având în vedere că bazinul care este, este sub capacitate. Iar ei, ca să umpli bazinul ăla din dealul mare, că am fost acolo, am văzut ce este vorba, dă apa seara. Seara de la 11. Apa asta vine, duce, alimentează potoarea, alimentează și strada, și strada Munterii. Dacă dă drumul la apă seara, de la 11, într-o perioadă foarte scurtă, să umpli bazinul și apa aia de bazin și la mare pe drum. Eu i-am întrebat, am crezut că, băi, ceva să-i regulă să vede cineva de noi. Nu se puneam până la capăt toată situația. Acum știu și că îi pornesc pe dumneavoastră. Ce se întâmplă? Deci noi suntem deficitași la magazinare, sigur. La magazinare pe total mărunt. Lăsați-mă până la capăt. Vreau să vă mai spun ceva. Am încercat să vă spun domnul primar, pentru că am intrat într-o relație de asta, să spun, de a cunoaște sistemul, sunt interesat. Adică nu să fiu chiar prost informat, dar știu despre ce e vorba. Acum poate 60%, nu mai mult. Nu au un sistem de vane bine pus la punct, ca să pot să fac la nivelul comunei o raționalizare a distribuirii apei în comună. Dacă aș avea un sistem de vane, aș da pe segmente. De la ora de la ora de acolo, la ora de la ora de acolo, la ora de la ora de acolo. Dacă întrerup apa pe parcursul unei zile, cum procedează alte comune, nu am sistem de magazinare. Când întrerup, mi-adun apa acolo, după ce mă distrez. Mulțumesc. Am mai zis, ca să mă mai mulțumesc. Cine mai are răspuns? Domnul Mondeanu. O problemă... Problema la urmă, în vedere ce o tratare de zona mea, îmi pun întrebări pe tine, adică eu ce sigur să spun? Voi când i-am făcut deja una, la mână. A doua la mână, dacă tot le-am făcut una asta, știu când, să facem informații, să
Stormația de ținut, domnul Mihai, că a să stai copacii din afara proprietății. Că sunt acolo, toți de zona mea acolo, copacii din afara proprietății, nu? Dar de acolo vin, acolo o să vin. O să vin la urmă. Are domnul Ciobănu. Da, și eu avem Niculiță Iotei la Valin. Niculiță a fost Iotei. Mare baba lui acolo. Mare acolo unul din ea, nu mai sunt atât de mult. Dau răspund la mami, ce răspuns să-i dau? Păi dați-mi răspuns că noi suntem în lucru, se lucrează. Ce cu două secunde, ce cu un zbor, plecat din primărie sau, nu știu, că noi vrem să facem șoseaua, dar să plătim peste vreo 3 ani. Domnule, până la urmă eu mă întreb așa. Nu știu cine pentru aruncă informațiile astea. Oamenii ăștia sunt interesați. Să facem asta. Nu sunt interesați tu că dau oameni. Păi nu, nu sunt interesați. Dar ce puteți spune asta? Cineva îmi spune azi că bă, dar voi faceți asfaltul și îl plătiți peste 3 ani? Și care e problema? Și care e problema? Păi nu, dar e foarte bun. Dar zi, băi, noi ne-am plătit treaba. Dar ce ne zici, Matare? Îi plătim. Că îl zici că îi plătim? Îi plătim acum lume, că avem bani. Da, o să facă de faină, mai dau în bani. Da, și treaba voastră. Da, sunt trebuie. Domnul primar, spuneți-ne de cine a câștigat licitația, domnul. Care nu sunt mai pertinente. Domnul a licitația de proiectare, atenție. Domnul Boțanu. Cum, cum? Boțanu. Firma, nu. Stai, și doamna a lucrat la Consul Județean. Proiectarea. Proiectarea. Ce ai făcut? Ce să vă spun, e vorbit de proiectare. Ce problemă? Da. Ce-i bucurător că s-au luat la 40% din valoare. Avea prins în devizul jucării, umblea 300 pe... umblea 300 pe toate drumurile, pe proiectare, pe întreg proiectul și s-au plecat cu 490. Felicitație pentru execuții când are. Judecata proiectul dumneavoastră ar trebui să fie judecata pentru cei care nu au proiect. Dar le-am împedecat aici, le-am împedecat din ridicări de topo care erau incomplete. Oricum, președinte, doamne președinte. Domnul Răducu, vă rog. Da. Ce să vă spun? Banii sunt prinși, cum dăm cum terminăm cu proiectarea? Dar ce se întâmplă? Oamenii nu vor să înțeleagă. Asfaltarea va fi plătată. Asfaltarea va fi plătată. Asfaltarea va fi totală sau ne vedecă? Deocamdată nu știm în ce... Este tot în stadiu de licitație și dumneavoastră. Să avem un pic de probleme acolo. Să avem un pic de probleme acolo cu... Eu nu m-aș băga să pun asfaltul în care să-l taie, să-l spargă. Dar acum să ajungem noi în faza de execuții, îți dăm autorizații și o să vedem în ce stadiu sunt ei. Dacă nu ne apucăm, putem să începem. Domnul Răducu, dar putem începe, putem începe. Domnul Răducu, facem întreviu, facem întreviu până la măriuța, probabil, dacă dumneavoastră o să înceapă lucrarea acolo. Stăpăm acolo și să termină. Din discuția cu... Din discuția cu domnul primar, din discuția cu domnul primar al Bacăului, am convenit cumva ca să înceapă lucrarea de aici. Deci când încep dumneavoastră, să înceapă ca să ne ajute și pe noi în curfeu. De fapt, să-i ajutăm noi, că până la urmă noi am fi tot urmă. De unde se înceapă? De unde se Da, domnul Răducu, vă rog, întrebați. Uite, dar așa vine, dacă conducta e de 600 de lei. Deci Bacău, pentru rezerva de apa Bacăului, are o porțiune, cred că e de 800 de metri, din Arcadii și Eptilici până la Măriuț, acolo la intrare Mărgineni, pe strada aia îngustă acolo, pe care va veni montată conducta, o conductă de apă de 600, care va deservi rezerva de apa Bacăului. Sunt și dumneavoastră în licitații și exact cum vă spui, IPPNDL investiția, urgentează și ei cât pot și am convenit așa să înceapă de aici ca să putem și noi să nu punem asfalt. Poate reușește dumneavoastră până se termină noi cu proiectarea și licitația. Adrian, mai sunt alții să întreb. E luat în calcul, dacă noi se toți fac ca, să nu știu, pe răzășit ce țeavă e la canalizare. O să ducă țeava de canalizare. La fel și pe Cătuș Vici. Probabil uzată Duci, da? Și-a pus cu viare și... Duci apa. Deci, așa din câte știu de la domnul Sava, cel care a proiectat, e prevăzut pentru 30.000 locuitori. Da. Acum, astea și povești într-un fel. Domnul e subdimensionat. Deci, întrebarea acum, mă opunire provenind. Răducu. Rămâne.
Domnul Răducă are o întrebare. După aia domnul Viața și apoi să ne răspundeți. Eu lătrez de fiecare dată prin domnul primar, că n-au văzut. Sunt înrubugat. Tot în povestire. Acum dacă povestești acela lucru, măcar mai. E vorba de situația cu apă, care a prezentat domnul Domovici. Asta vreau să menționez și să spun să asculte și ceilalți. Ce are mai? Cei care se plâng de apă sunt cei care ar putea să se gospodărească mai bine. Deci din 2009, de când avem apă în dealul mare, cam toți care mai avem apă pe acolo și așa, n-am făcut câte o rezervă, câte un bazin, câte o din asta. Nu prea stăm noi așa și așteptăm să ne dea apă ca să ne facem dușul când vrem noi, nu când ne dă așa apă. Ar trebui să stabilim, să vorbim cu toți. Băi, oameni buni, e o situație simplită, specială. Nu știu dacă o să rezolvi imediat, că n-are cum să rezolvi imediat. Faceți ceva și gospodăriți-vă. Nu e o investiție de aia de crapă în lumea, de poate să... Înțelegeți, sunt bătrâni care poate n-au să-și facă o rezervă de apă în bărere. Poate să-i ajute familia, poate să-i ajute altceva. Îți cât v-am mai bine, e o capăniță. Asta e una. Altceva? Asta e una. A doua. A treia. A treia? Și ultima. E vorba cu asfaltul. Spunea colegul. Dacă se amână investiția celor de la bancă, o să stăm până când te-am venit. Și o să trebuiască să spargă asfaltul. Să taie porțiunea. Și eu zic că nu-i bine, deloc. Nu este corect, mai ales că e perioadul garanției, vă dați seama după. Decât să stăm, să punem asfalt, să trebuiască să spargă. Dacă îl pune ei după aceea, nu mai pune loc, trebuie. E clar. Pune o altă stradă și după aia pune și așa. Pune că așa vom face. Dacă sunt târzii dumnealor cu următarea conductei din 600, deci asfaltul pentru porțiunea aia o să încep și bancrosor, adică o să începe răză și ea probabil. Nu știu, de unde existați, vă așteptăm. Dar eu sper să-mi rezolve, să-și rezolve și dumnealui problema și să nu trebuiască să așteptăm. Mă dori, aveam și un lucru de spus. Luați politii fața lui. Domnul Mărinte, terenul meu, vreau să... Domnul Mărinte, nu înțeleg. Nu înțeleg. Eu aș face ceva cu banii astea. Nu știu, păi, nu pot să mă explic. Dar stai și te ții din termeni. Îți dă, de exemplu, acum un aviz de la telecom, nu se mai ia de la Bacu, se ia de la Iasa. Deci toată Moldova se duce la Iasa acolo și stai 30 de zile. Deci 30 de zile nu descurc benefit. Deci, practic, noi împedecăm noi, unii pe alții, nu vine nimeni să ne de la afară sau unii. Unde așa de termeni și așa cum o să spune, 30 de zile. Hai să aștept 30 de zile. Dar e cu și uite așa, stă și eu 30 de zile, stă și noi 30 de zile. Cam așa funcționează în țara asta. Toată lumea țipă. Și spune, domnule, trebuie să facă ceva cu avizile astea, cu perioada și la licitație. Chiar îți discuta ieri un lucru cu curător, că zice că cumva încearcă să deblocheze un pic, să fie mai lejer și cu contestațiile astea să mai fie perioada atât de lungă de așteptare. Să speră că se întâmplă lucrurile astea și o să facă ceea ce probleme. O întrebare scurtă. Două întrebări. În legătură cu achiziționarea mobilei excavator, da. Perspectiva lui, un termen așa cam... Când ar putea beneficia sau ar putea... Să nu avem în curte să vedeți. Cred că nu ar trebui să dureze foarte mult. Acum nu sunt sesiuni, nu sunt proiecte depuse din sesiunile anterioare. Sunt că am terminat cu apa, canalul, cu drumurile, cu cămerii culturale, cum am avut și noi. Ar trebui să meargă repede cu afirul la Iași. După aia, eu zic așa că prin toamnă. Dar mai bine, trebuie să avem mai de două, tot așa mai... Nu știu, cel mai aveți stațiile astea de autobuz. Mult mai se întreabă. Când le mai amplațați, că deja vine în Calicola sau... Nu din flouă. Când dau în soare, un pic la umbră. E exact de ceea ce vă spuneam mai devreme. Avizii. Am făcut proiecte, am făcut tot, așteptăm avizii.
ce menteam doar. Acum știți cum noi mergem, dar toate lucrările astea trebuiesc autorizate cu avizul structurii de specialitate la Consiliul Județean. Dar e propunerea noastră, facem două de aia. Dacă te duci acolo, îți dai câte procese. Adică, ele au și ele scopul lor. Că, știți cum, nu ce un aviz exact ce bine spunea, ce spunea domnul prezidentul înainte. Îți ești ca Vasile, săracul Dumnezeu Siletic, s-a dus. M-a apucat să dea un certificat de urbanism la cineva în trebuie acolo și nu a știut, nu și-a dat seama, nu a văzut, nu a sensizat, îi trecea o conductă de 200 pe proprietatea lui. Și s-a ales săracul cu dosar penal și cu instanță. Deci el nu mai este nici, da, omulit. Despre asta vorbim. Avizile astea și-au șterg de rostul lor, dar întârzi extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Am așa. Dar oricum, în următoarea perioadă, vreau să mai întreb pe domnul Radu, că știu că știe, care este statutul bazinului din dealul mare, bazinului de apă, din dealul mare. Este a dânsului, este a lui Goldă, sau e proprietatea noastră, eu știu. Hai să vă spun sincer. Stai. În momentul când s-o stabili ca să extindă rețeaua de apă mare, s-o hotărât să pună un rezervor de apă în capul celui pentru un pic din magazinare. N-aveai cum să nu... Era chestia că trebuia să ai un supapă undeva, ca să nu poate să o pompezi până când îți crapă pompa. Trebuie să ai undeva un supapă. Aveam rezervorul, l-am pus la dispoziția... A cui este? Eu sunt proprietarul. El zice că are azi. Nu știu ce astea are respectiv. Pe rezervor sau pe teren? Eu am actit pe rezervor. Deci aceea cisternă, am cumpărat o coacă, este înscrisă pe cisternă respectivă și o serie, eu pot proba oricând cu documentele mele. Eu nu am fost facturat niciodată, eu am fost facturat, eu am făcut instalația în Măzvăra, în dealul mare, extinderea respectivă. Așa. A fost făcută cu țeava care a fost pregătită pentru extinderea de gaze, la vremea respectivă aveam eu tot un cotip acolo și am fost o paia de gaze, că fiind depozitată de vreo 5 ani de zile, nu mai era conformă să fie folosită pentru instalația de gaze și am să folosim mai instalația de apă, că și așa avem nevoie de apă. A fost făcută instalația, știți cum a fost făcută, proiectul mai după, facturarea cum a fost făcută, nu știu, dar bazinul sigur nu-i facturat. Sigur nu-i facturat că de primărie la vremea. Puteți da mâna? Când s-a făcut asta? Este facturat pe primărie? Nu cred. Și nu așa trebuie să știți. Eu știu sigur că nu-i facturat. Sunteți despre trebuie face la gândonanță, la chiar dumneavoastră. Mai sunt alte întrebări din partea colegilor? Anul când a fost? În 2009. 2009 s-a făcut extinderea. Eu atât am vrut să intervin. Deja oamenii și-au depus documentația pentru gaz. Sunt doi care li s-au aprobat tot. Ce aruce? Să tragă gazul. Tot îl trebuie la poartă, dar e unul luat. Și-o luat avans, o luat... Și-o luat în avans. Așa, cu domn primar. Răzvați, răzăm pe domnul Solin, mi-am cer scuze. Nu, cu oamenii pe la din domnul. Da, au dat și întâlnă. Păi, dar fac și eu, dacă dă așa, fac și eu. Rădu, Solin are pus o întrebare sau să spune? Eu sunt patrutilăs, da, ce le vin, dar vizuati, la fel. Eu vreau să fac o completare la cele puse de domnul Borșuvian Monteanu. Bine ați făcut, eu spunea de degajarea drumul de apă faci, dar ar trebui conștientizați cetățenii. Mai sunt care sunt raportat la canalizare, să știți, domnul primar. Ar trebui informat. Nu, dar puteți să-i informat, domnul primar, ați făcut pe urmă. O să vă vină foarte greu să vă raportați la canalizare. Scam toți. Nu, pe acolo nu trebuie să informați, sigur. Nu am, nu am. Nu am, 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 totul mare a controlului la garda de mediu. Mi s-a plasat o sarcină ca să informăm pe cei care au posibilitatea să fie racontați la canalizare și au fost proprii,
E lege să renunțe la post să-și lărește în canalizare. Am făcut deja o evidențiere a persoanelor pe care o comunic către dânșii nominală și i-am cam pe toți, care și cum este legat, care are posibilitatea să lege, care sunt, care nu au posibilitatea. Da, dar e foarte greu, aveți o evidență la cei care au, sunt legați la canalizare. Avem un sfârșit. O evidență. Legea publică. Ca oamenii care au fost să profie, să fie legați la canalizare. Dacă au fost. Când ați aflat dumneavoastră? Dacă mă amintiți, la cu două luni în ședința de Consiliul Local, l-am întrebat pe domnul primar, când am vorbit de delegarea serviciului de gestionare a apei și canalizării, dar cei care au fost să se aplică sunt obligați sau nu să treacă la canalizare. Și domnul primar a răspuns că nu sunt obligați. Nu, că nu avem. În zonele în care nu există canalizare. Nu ce au, nu există canalizare. Nu, eu m-am referit că atunci când va veni canalizare, din prima dată, și oamenii vor fi obligați să fie la canalizare. Acum e altă răspunsul. Și acolo unde nu permite configurația terenului. Exact. Aici avem în capătul satului, deci, la Chiuțul, la Rusul. Domnilor, domnului primar, domnului viceprimar, dispensa asta trebuie discutat foarte clar, că contractul pe care noi îl vom semna cu compania de apă, trebuie să specifici că nu putem să plătim canalizarea în aceeași cantitate cu apă. Să fie clar, noi suntem în mediul rural aici. Deci în Metal Bar, la vă dau pus la rolul, îți iau copia de factură, are 12 metri cub de apă consumați, 12 metri cub de apă de canalizare. Nu-i normal. Este cu procentual. Nu vă arăt factura. Nu putem. Te discutăm de mică. Domnul Berlusconi, au un criteriu de calcul, nu e 100% apă, 100% canal, nu. Nici măcar în oraș, ca oraș. La, în mediul rural nu se plătește apa meteorică, pluvială, nu se plătește pentru că se consideră că nu se deversează în măritorul principal. E bine impusă problema și toată lumea discută de preț. Că atunci cum să considerați un rol aici, să mai mediatizați, discutați cu oameni. Vreau să mai ridic o problemă care s-a tot ridicat în ultima perioadă de stații de pompe de la Colina, dintre Vii. Ce se întâmplă? Astăzi am fost acolo. Am fost acolo. Am luat legătura cu domnul Ficău. O să vin, cred că dumneavoastră pe aici, așa spune, dar cred că o să mai iesesc cu telefonul să vină, să găsească soluții. Eu cred că va găsi o soluție până la urmă și cu locatarii de acolo. Vor da o declarație notarială fiecare dintre ei, pentru că nu sunt constituiți în asociații, prin care să doneze efectiv instalația pe proprietatea lor. Păi da, dar nu e pe domeniul public, e domeniul privat acolo. Și toți cei care locuiesc sunt proprietari de tot ce e acolo. Ce? E sistem de apă. Deci, instalația de proprietate, nu mai teren. Chiar azi am semnat un contract cu domnul Ficău. Teren, da. Și contract știa foarte clar că... Îmi scrie, vă-l dau până la o mașină. Toate instalațiile, toate sunt în proprietatea noastră. Și teren, cumva, de loc clară situația acolo. A fost așa acolo. A fost astăzi acolo. A fost astăzi acolo cu reprezentanții de la CRAM. Astăzi au venit, am avut o venită în vizită și doamna director, doamna Nina Chiper, cu o comisie de la CRAM. Tocmai pentru a clarifica niște lucruri și niște termeni clari, când, cum să ne punem și noi la punct cu anumite lucruri, cu ceea ce spuneam și anterior, cu stația de ultraviolete, care nu o să mai folosim un astfel de sistem, pentru că nu-i deloc
așa cum ar trebui și nu e eficient până la urmă. Și am găsit o variantă mult mai ieftină și mai simplă. O să mă dăm pe fiecare sursă în parte, pe toate cele trei surse, stații de clorinare. Sunt acum super performante, ușor de aplicat pe impuls de la cum îi zice, de la contor. De la contor și de impuls și injectează, dozează perfect și ajunge la magazinare, deja ajunge tratată apa. Trebuie, o să vină o firmă de la, o firmă de la Buzău am discutat, când se deplasează zilele astea, săptămâna viitoare, în urmați ajunge la noi, să vadă exact despre ce e vorba și tot săptămâna viitoare să își voteze ca să beneficiem. Păi, da, zis că venit de la astăzi este o zi mare, 31 mai. Da. E ultima zi în care trebuia dus la îndeplinire raportul copții de conturi. Te ieșesc, domnul secretar? Nu. Vreau să vă întreb dacă ați reușit să duceți la îndeplinire raportul copții de conturi. Măsură. Totalitate, domnul. Totalitate, nu ai comandată de altfel. Deci, deci termenul este de până la următorul control să duci absolut tot la zero. Deci, n-ai cum. Păi nu, că este de mare parte, asta m-am întrebat. O parte era una plină. Deci este vorba de faptul că îi dau prima dată termene, văd documentația ce ai făcut și ai termen, adică ulterior îți duci la îndeplinire până la următorul raport. Așa cum a fost și acum. N-am înțeles. Ne-a verificat pe 2014, trebuiau făcute și a început cu cel din 2016. Nu, dar n-ai cum să le duci la îndeplinire. Măsura care le-am fi dorit. Și spune le-am fi dorit pentru că întreg personal din primărie lucrează la ducerea la îndeplinirea măsurilor lăsate din Curtea de Conturi. Din păcate, volumul de lucru este extraordinar de mare. Personalul e subdimensionat, așa, activ, să zic așa, pe posturi, sunt 9 angajați. 9 marșulați, atât avem. În rest, e de servire. Am văzut că a scos un post pe site-ul primăriei. Am scos un post, este da. Este monitor oficial, e procedură complet. Monitor oficial, ziar național. Am scos un post, am scos un post, pentru că nu se mai poate. L-a venit prin spate acolo, nu se mai reușește. E foarte mult de lucru. Chiar și la urbanism. E un aflux de cetățeni care vor să construiască. Iau certificat de urbanism, branșamente, tot felul de solicitări. Deci un volum foarte mare de muncă și nu am reușit în totalitate, dar cu siguranță nu va rămâne nici măcar una din măsurile lăsate de Curtea de Conturi care să nu fie dus la îndeplinire. Și cea mai stringentă este identificarea și materie imposabilă. Care e lăsată cu, ca să zic așa, cu o limbă de moarte. Și lăsați pe capul nostru aici. Nu se poate. Eu sunt domnul de primar, am înțeles domnul Dumnezeu și domnul viceprimar. Acum o dată de zile la urmă, la ultima ședință, ați promis că duceți la Pino Buravariu, la familiile Adam, o mașină de balastru. N-ați v-ați ținut de cuvânt. S-a făcut de așa ceva? Da, domnul trebuie, domnul viceprimar și-a arătat. O mașină și de Adam. Dar 26.04. Dar se uite de balastru de acolo. Avem nevoie de personal. Nimic de spus. Problema e unde punem acest personal. Vreau să vă spun că se lucrează în niște condiții. Nu mă plâng. Dar eu fac un document, fac un act, vine cineva, țipă, îmi trătește ușa, nu mai aduce nu știu ce. E greu de lucrat în condițiile astea. Trebuie gândit ceva, trebuie gândit cumva să reconfigurăm, să nu știu, nu se poate lucra așa. Gândiți-vă că la taxe și impozite, să spunem că intră până la trei oameni odată. Da? Unul la impozite, unul la registru agricol, unul la urbanism. Toți vorbesc, fiecare lui și vorbește tare. Cum lucrează ceilalți? Cum
poți să te concentrezi. Deci trebuie să gândim o soluție și pentru aparat, pentru eficientizarea activității. Și asta e una din problemele. Nu mai zic de aia, să avem un pic de liniște, mă scuzați, domnul. Deci nu e problemă, nu e problemă. Dar și aia e o problemă foarte importantă. Eu mă înțeleg și mai ales mai ales în perioada asta în care avem preluarea și predarea către crapul a sistemului de apă. Nu dă bătăi de cap. Adică nu e o situație nici normală, e destul de tensionată. Noi nu suntem ca alte comuni. Alte comuni, cum e Luizi Călugăra, au avut oameni angajați la primărie, pe sistem, îi iau și acum poate, își pot permite să stea liniștiți. Ei, noi nu cunoaștem acest sistem, pentru că am avut o gestiune delegată către Gold, evident. Și e destul de greu. Ne confruntăm cu probleme pe care le-ați ridicat dumneavoastră aici, cu lipsa apei, cu tot felul de situații de genul... Primăria nu mai are alte spații? Alte spații nu mai avem. Este un spațiu medical. Nu l-a despre dar este o patologie. Domnul, să lăsăm bine acolo. Hai care e o întrebare. Deci eu m-am gândit așa. Având în vedere că cei de la Camera de Conturi au venit și ne-au spus că acolo nu s-au plătit, acolo nu s-au plătit. Sunt de milioane, vă spun eu, bani care trebuiau să vină de acolo. Înseamnă că nu interesează spațiul. Având în vedere că stăm clar peste grămadă și suntem ineficienți din cauza asta, îi propun public șefului să facă demersuri pentru a ne muta cu toți acolo, să aducă dispensarul aici, că au unde să stea, ne extindem acolo, vedem cum, ne adunăm capul. Ce se face capitele aici? Câți metri pătrați sunt acolo, domnule? Domnule, dar avem posibilitatea să... Este spațiu de vânzare în stânga acolo. Tot parterul trebuie să-l luăm, să facem o primărie și acolo dați-mi voi până la casă. Să avem și noi o sală de conserv, să avem și noi o sală de conserv, să stai la masă, cum să stai cu murăturile de masă și la astea cu cucerile în fața ta, trei mănânc, noi oameni stau în interior. Se pot face acolo 10 birouri? Eu n-am vizualizat spațiul, dar eu am privit exterior, am prins la spațiul și nu face. Deci, clar, nu e ideea, nu e ideea. Dar să mai spun că acolo, v-a spus azi un privat, că acolo noi am făcut și parcare. E făcut pentru parcare, nu? Sau spațiu, nu spațiu. Deci noi ne gândim în ziua de astăzi să luăm parterul unui bloc, să facem primărie, în loc să ne gândim să facem o construcție nouă. Deci așa e de ce să nu facem de proiect să facem? Depune de costuri. Răducu, nu îți zice nimeni să o faci peste noapte. Omule, mai să faci asta ce am zis. Alexandru fostul primar, Alexandru a făcut proiect pentru sediul al Consiliului. Da, dar măcar fundația am zis 5 ani. Păi la care trebuie să facem construcții nouă, acum când s-a spus dacă avem bani nu avem bani. Nu, 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 cumperi parterul unui bloc. Partele care sunt acolo construite sunt la drepte. Eu zic cu banii care cumperi parterul unui bloc, de la fundația la drepte. Vreau să mai adresez și întrebări domnului primar, dacă permiteți. Da, aștept la domnul. Va trebui să luăm o decizie în sensul ăsta. Ce spune doamna secretar, deci e inuman în ce condiții lucrează oamenii ăștia. Deci e inuman. Vorbeam de predarea apei către CRAB, de toate lucrurile astea, un secretar care stă să gândească un act pe care le vinde și care semnează să treacă de primărie, are nevoie de liniște. Are nevoie de liniște, nu poți să stai în vacarul ăsta să începi să concepi orașul care să stea în picioare. Pentru că sunt situații în care vine cetățeanul sau celul căruia te adresezi, spune, domnule, în baza la actul ăsta, eu pot să te dau judecat sau pot să fac o plângere, pot să fac ceva. Trebuie să găsi soluții neapărat. Neapărat. Trebuie să luăm o decizie în viitorul imediat, apropiat, acum, nu stăm în mare. Să fac un studiu, un fel de amenajare de spate, în fața dispensarului. Ne-a dus curatul la cunoștință și atunci putem discuta să luăm hotărâre. Și am înțeles că nu ce să facem, să luăm ce să facem. Sau ajutorul, dar trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Bun. Domnul primar. Iar.
Acolo l-a spus că într-o lună de zile se începe lucrarea la Sobădor pentru rețeaua de gaze. Mai așteptăm de la Telecom, un scump și drag, așteptăm avizul. E depus din data de 6. Sperăm să-l apară. A fost de zile. Păi se fără să începe și da, da. Cu depinde de la probleme și comunitate. O altă soluție, propun și eu, un expert să vină, să facă o evaluare la clădirea asta și eventual să ducă în... Da, și vă zic, eu mai consta că... O să nu mă stăm, băi! O să nu mă stăm, băi! Păi, e pe piață. Nu e pe fundație. Dacă nu, dacă nu, în modul ei, cu container, e șapte ori, așa, e chiar noi. Domnul Mare, domnul Mare. Domnul Viața, că vă interesează și pe dumneavoastră. Domnul primar, în luna trecută, ne-a promis că vine domnul de la CAM. De la? A, de la transportul public. Transportul comun. Nu a venit nici luna asta. Bun. Vreau să vă întreb domnul primar. Pare sincer rău, astăzi am vorbit cu domnul Pojan, nici măcar din capul meu trecut, să se amintească. Dumnealui ne ajută cu școala, ne pune un microbuz de 30 locuri la dispoziție, să duc cu copiii la tecuci, la un concurs. Am discutat și eu cu domnul și am zis că nici pe departe să la prețuri. Am luat la cunoștință din cine, din ce am auzit pe aici, că ar fi 2 lei. Problema, ar fi 2 lei, nu este adevărat. Problema a fost și 5 lei, 3 lei, 50, 4 lei.